Bată Dumnezeu, ce faceți mă nebunilor, măi, T-Rex-ul aici, ai de capul de zile mele, gata, am dat drumul la muzica din joc și acum trecem la acțiune, 3, 2, 1 și motor, spune toată lumea pe plajă acolo, dar care dracu plajă, stai așa, no, salutare mă nebunilor, ce faceți acolo, ia să vedem. Cine a dat dislike să moară, zice Gozela, sper că ai deja un dislike, hai dica, avem un hater în raid pe acolo, măi, te salută T-Rex-ul în iad. Bagă mai menu editor, tu te mă cu editorul de balance, poate te bată Dumnezeu pe tine, mă bagi în chiedarea complicate. No, bun, ia ziceți, mame, hai să chiulim, iau zăpa, bă, nu chiulim, bă, te bată Dumnezeu. Rib life ce? Cum adică rib life? Cum adică? Stai așa, cum adică? Bă, nu-i niciun rib life, bă, că totul merge la parametri normale aici. Bată Dumnezeu. Mie nu merge, dă-i refresh. Dă-i refresh, măi, ăștia, dacă degeaba vorbesc, ăștia n-aud. Dă-i refresh dacă nu mere, nu dacă nu mere, dacă nu mere, dacă nu pere. Iau, cineva zice că mere, cineva zice că mere, alții zice că nu merge, iau, suca blia la hater. No, bun, am o întrebare, ce facem? Continuăm creatura de data trecută sau începem una nouă și de data să fac ceva serios, nu mai îmi bat joc, bine, data trecută nu mi-am bătut joc, dar v-ați bătut vă joc. Oh, e și Lexi aici. Hello. Trucks-ul mie nici nu merge, cum adică mă nu merge, bă, da, merge foarte bine, mă, cum adică, stai să verific niște chestii pe aici. Uite așa fac, dau și o refresh, că dacă chiar într-adevăr nu merge, poate sunt eu special și merge decât mie. Na, la mine merge perfect aici, mă, oameni, nu știu, mă uiți de pe telefon și de pe calculator. Cineva îmi zice acolo, cineva începe privat pe Instagram că mere live-ul T-Rex, du-te dracu. Salut T-Rex, salutări și ție. Noi începe ceva nou. De ce se întâmplă? Începem ceva nou sau nu? Marian ta așa un mare timeout de la Alexi. cum merge pe hard? Da, uite, cu toată mea salută pe Alexi. Spuneți dacă încep ceva nou sau dacă pe persoană fizică, ui, continui ce am făcut data trecută, încep chinul ăla pe care mi l-ați dat voi mie pe cap. Ia uite, hello friend, în partea Alexi acolo. Ți-am dat dislike, zice virusul, să te bată Dumnezeu. Bă, ce se lumează pe live? Ce se întâmplă? Că nu merge bine, nu înțeleg de ce e cel mai că nu merge live. Uite, merge foarte bine. Bată-vă Dumnezeu. Ce continuă, nou și normal. Nou, da, mere, nou și normal. Toată lumea ce să merg pe ceva. Ok, mergem pe ceva nou. Doamne ajută, vă mulțumesc că v-ați salvat. No. Ce planetă alegem? Spuneți repede, ce culoare vreți să fie planeta? Uite, avem aceste culori foarte, avem planetă roșie, avem planetă albastră, avem planetă mov, avem planetă, avem planetă, aici cam eu ce-o fie aia și avem planetă mov. Ia spuneți repede, ce planetă veți? Alegeți voi planeta, vă las pe voi să alegeți din nou și vreți de data asta să merg pe normal, incredibil așa ceva, comunitatea mea vrea ceva normal, ferească Dumnezeu, sunteți bolnav mental, roșie. Zice cineva, mov, Marte, ceva deșertic, roșie, roșie ca sânge, roșie să fie, măi, care e roșie, uite asta, asta pare să fie roșie, asta, așa. Asta e roșie, uite ce roșie asta, uite, e roșie ca un pătrunjel, ala-i, easy, verde, mov, ai de-a, da, altă urmea de asta, bun. Direct din stagiul de celă, că îmi place asta, carnivor sau erbivor, alegeți. Ținu cam decât să fac un transarul ăla din thumbnail, pe care zău de transarul din thumbnail, decât să-l fac, am găsit pe net și mi-a plăcut. Vulcan albastră, easy, nu bă, mergem normal, că easy merg numai fraierii, numai găinile merg pe easy. Carne, ala-i, direct facem un carnivor. No team, ce asta mă, no team, ce înseamnă asta, ce fac chestiile astea? Aquatic Stage 2019, ce? Aquatic Stage 2019, ce asta? Băi, ce e asta Aquatic Stage 2019, că-mi place? My Creation, habar n-am ce se întâmplă aici. Habar n-am ce... Ia stai mă așa, dacă...
No team, aquatic. Dacă merg asta cu aquatic creation, ce se întâmplă? E ceva asta? Ai văzut nou schelă de spinosaur? Ah, da, am văzut nou schelă de spinosaur, să-l bată Dumnezeu. Zici că o dea cu mici, mă. Zici că un țipar electric cu spinare. Easy, du-te mă cu easy-ul tot aici. În fine, au ce creatură urâtă să moară ca ei mei. Ok, mergem pe normal, mă, nu mergem pe easy, nu sunt un fraier. Riptor, ai de-a nu mă, facem un rex astăzi, facem pe aia față de craniu. Uite, planeta noastră are nevoie de un nume. Cum îi zice la planetă? Trebuie mă, faci fraier, virus râd, nu te-am făcut eu fraier, dar mai că te-am făcut fraier. Hai cu 20.000 de like-uri la ori de like-uri, iau, ai de-a camera, dar 20.000, ați au oameni după canalul ăsta, ceva ți-au, doamne, prezint de vețuri. Ce nume? Extinția. Aia, extinția îi zicem. Extinția, uite, extinția, așa îi zice la planeta asta, atât eu fost. Fică pix asta o să se și întâmple. În fericire nu mi-am mai numit planta cum o să numesc creatura, pe asta o să numim Skullhead sau ceva, Skullface sau ceva de gen, așa o să numim tronzaurul ăsta. Raptor Giza să se numească. Prea târziu numele a fost dat și meteoritul se îndreaptă spre plantă, pregătiți-vă să fiți externați, frații dracu de paraziți. Paraziți parlamentare era să zic, ești nebun la cap. Uite cum arată planeta, ești nebun. Ai, dica mea, dă cursorul la o parte, cinematicul le interesează. Bă, cine a ales planeta asta a fost o alegere foarte bună, uite câtă șmecher arată. Râurile de sânge ale inamicilor lui T-Rex. Ah, doamne. Mi s-a pus ceva în gât. Am ieșit și eu după vreo 2 ore de stat în WC. Toată dimineața nu m-am WC-ul asta. Bată-mă, Dumnezeu, să mă omorâ stomacul. Bem gaz, iauză la bem. Hai să bem gaz, de cum să nu, cum să. Dacă faci tu 5 cu 15 shot-uri de gaz, eu sunt perfect de acord cu tine, domnule. Numai să nu întrebați că eu să beau. Alai, sunt o creatură. Priviți-mă. Tremurați în fața mea, da, știu și eu, lasă-mă cu tot. Poți să dezactivezi tutorialul ăsta cumva că-l bată Dumnezeu. Uite carne acolo, uite cum, zâmbește carnea la mine. Alai, dă-mi coace. Dă-mă carne. Cumva m-am dus herbivor în greșeală. Nu îmi spune că m-am dus herbivor în greșeală, că nebunesc. M-am dus herbivor din greșeală. Ups. O să încerc Last Dioner, habar n-am, adică am jucat Jurassic Survival, care e același lucru, Last Dioner, doar că cu dinozaur. Bă, m-am dus herbivor în greșeală. Bă, sunt idiot. Bă, cineva să mă pognească. Ai, nu are nimic, începem din stagiul de mâncător de verdeață, iarăși, alai. A, bată Dumnezeu, păi vreau să, bă, dar nu-i bine, bă, am început-o cu mâncat de plante, bă, uite-te și tu la mine. Sunt, du-te la dracu de creatură, daci. Bă, da, voi, de ce mi-a spus că m-am dus herbivor în greșeală? Bă, da, sunt foarte sigur că am selectat carnivor. N-am selectat carnivor. Na. Ce mai ziceam, te-am pognit, mâncător de ciepe, exact, hai de capul meu, mă, oh, nu, vai de capul de zile mele, credeam că o să fiu devorat, dracu, m-am uitat 2 secunde la și nu știam ce se întâmplă. No, bun, am înțeles care e faza, pe aici m-am dus herbivor în greșeală, suntem tare, așa, las că să mă duc o carnivor imediat, da, dracu, chestia ta, alai, nu se poate așa ceva, țepoși și dracu, lăsați-mă în pace, alai, am luat, bă, ce vreau chestia ta, ok, T-Rex-ul va supraviețui, T-Rex-ul ăsta, Skullface, asta o să fie, asta o să fie, abominația dracului de creatură, ceva ce. Bun, o să încerc să evoluez, fac folos de foarte multe puncte așa de început, idea, cam o să încerc să devin așa hardcore din prima. Am ajuns, oh, bine ai venit, domnule, idea, capul de zile mele, ceva să servească pe ăsta cu un pahar de gaz. Gaz de ăla de calitate, nu prostile alea, apropo, am rămas fără gaz. Ai rămas fără gaze, dracu, nu mai aveam ce să fac mâncare la aragaz, că nu mai aveam gaze, dracu. Și cum eu nu mai funcționez pe butelie, că m-am gândit să devin și o să mă moderni... Ai de capul meu, m-am dus dracului, este... Ac! Aaa, mamă, câți ăștia sunt! Ai, du-te mă la dracu, chomper! Dacă îți dau un chomper peste ochi, acut la dracu... O, doamne ferească, Dumnezeu, lasă-mă în pace, tovarășe, nu te ține de pe mine! Uite-l cum mă mușc el de flagel acolo, du-te mă dracului! Ac! M-a pișcat prostul! O, vai de mine, o, vai de mine! Carnivori, mâncătorii! Dă-te bă de aici, lasă-mă! Uaa, ce s-a făcut mare și vânt jos acum, du-te în Dumnezeu tău! Alai! Mă, da, pot să dau zoom-in așa, uite ce frumos. Ai și poți să dau și zoom, o, ce fain. Ce mai zice lumea pe acolo? Că a trebuit să mă uit prin chat, nu? A trebuit să fiu interesant. Uite, mă, că vine lumea, uite, să strâng oameni aici, alai. Trebuie să te spamează cu dislike-uri dacă nu faci... Dacă faci live cu jurații cu ori de... Nu, am zis că nu fac live cu jurații cu ori de vărușă până nu termin campaign-ul. Pom de cărniță, ce? Până nu termin campaign-ul în joc, nu o să mă apuc să fac chestia asta, nu o să fac live jocul ăla, gen, dacă o să joc așa moduri de-astea, hardcore sau astea. Prima dată vreau să fac, jocul ăsta zi. Vreau să fac așa, oficial, vreau să fac serie simplă ca să mă prind și eu cum funcționează chestiile pe acolo, știi? După aia o să încerc să fac live-uri și cu jocul ăla, că mă stresați toți dracului, că vă bată Dumnezeu. Ala, ia să mă duc, ia stai așa, mă duc să mănânc chestia asta, stai așa, mui, oh, vai de mine. Alai, vine T-Rex-ul, stai așa să-mi iau și în bucătura aia, eu sunt disperat după mâncare în momentul, alai, gata, am venit aici,
Suga, abia lăsați-l pe T-Rex, auzi acolo, Dante YouTube, bă, Dante YouTube, te bată Dumnezeu, tu tocmai care mi-ai dat Streamsnap și mi-ai ruinat giga, un zi să mă lasă lumea în pace. Bată-te Dumnezeu. Ce-ți mai întâmplă acolo? Salut, ieri de la Răzvănielul, ale, Răzvănielul, bată-te Dumnezeu, du-te mă cu tutorial tot de proști de aici. Ok, scăpăm de gura asta, nu mai avem nevoie, nu o să fim omnivori, suntem carnivori de... Auta-l, ala-i, specia supremă sunt. Ala-i, dă și ochii ăștia la o parte că mă enervează. Bun, așa, ia să ne... Deci creatura asta nu pot să o alungez de nefericire. Dar pot să fac partea asta din față mai mare. Pot să fac coada mai mare, așa, coada mai mare, mai mare, coada mai bine, nu-i așa? Salut, Herez, ce-am pierdut pieditule, ce dracu vrea să... N-ai pierdut absolut nimic, dar abia am început, domnule. Ai pierdut melodia de introducere și ai pierdut decât chestia, aia a fost. Aia a fost cea mai faină chestie pe care ai pierdut-o, alte chestii... Aia stai așa. Băi, eu vreau să zic, iar vreau să zic șapte chestii deodată și nu mi-e... Aia, ala-i, priviți-mă! Fie vă frică de mine, bat. Bă, dacă îmi pun două, dacă îmi pun mai multe cozi astea, mă ajută cu ceva, nu cred că mă ajută. Și o să-mi pun și niște țepi în cur. Asta sună foarte greșit. Boi, oi, uite-vă, boi, oi, uite pe nemer Nicola. Uite pe nemer Nicola, detestabil, scârba, dracu. Bă, nu mai lăsați nimeni în comentarii că vă bată Dumnezeu. Uite așa niște țepi în coadă, niște țepi în cur acolo. Așa, și acum culori. Ala-i, cum îi place o text culori. Îți dă mai multă viteză. Dacă pun două cozi, dă mai multă viteză. Nia, nilai, dă-te așa, dă-o zboară cu asta, dar și direct șapte cozi îmi pun. Stai așa. Aite așa, aute mă. Alai, viteză, direct turbo mă duc, să amară gibilan. Poți să umflu mai mult parte? Uai, bine, aia a fost, stai, nu, asta trebuia să fac, stai așa. Ok, stai așa, trebuie să fie paralelipiped, nu trebuie să fie paralelipiped, nu știu ce am vrut să zic cu aia. Îl facem, trebuie să-l facem negru, mă, fiți atenți aici. Uite așa, direct negru, stai băi. Negru, uite, nuanța asta, ala-i, uite, al direct Skullface să-l fac, ala-i, direct, asta e menirea, să fie negru cu culori faine pe el. Și modele, dungi. Fai, mare greșeală au fost dungile astea, să-mi bag picioarele în ele, să-mi bag picioarele în propria mea decizie, ala, uite chestia asta. Arată dezgustător de mere, așa și numele, ia să merge și numele, bă, da, nu mă enervează că nu-i cursorul pus unde trebuie. Why do you watch my friends? Ce se întâmplă acolo? Începe războiul. Fiți atenți în comentarii că o să fie mai interesant decât stream-ul. Okay. Skullface. Alai. Și descrierea asta o să fie fix descrierea la Skullface. Atât. Zici că a dat ceva cu capul în tastatura dracului. Ala, am reușit, priviți-mă aici. Trebuie să am o întrebare, stai așa, ce are cea o întrebare. Ce are ce cea, tot sau să te bată Dumnezeu, Alex Zavi, să te duci la dracu. Aute mă, cum arăt. Vai de capul meu. Vai, da, bă, da, bine arată chestia asta, mă. Aute mă, ala, devoratorul meu. Aute, direct Eater of Worlds sunt. Atât au fost. Bă, are dreptate, mă, mișu mai repede cu mai multe cozi. Aute mă, ce puternic. Asta are o travă de aia. Ia, dă-mă o travă aia încoace. Vrei să ne bătem? Haide, dacă ești tare, să ne batem cioc în cioc, măi. Uite la aici, mare duel. Alea, până faci o mișcare greșită, atât s-a fost. Vreau ca ce fraiere, ai văzut ce ți-a... Opa, lasă-mă. M-a pișcat. Păi te dai, Dumnezeu. Stai că te tau, ăla-i, dă-ncoace. Ala, am luat și chestia, hopa, mâncă tovarășe, ala, bagă-mi burtă repede. Făi de cameu, ești cel mai tare de T-Rex, dar știu, vă mulțumesc, că, cum să nu știu că sunt cel mai tare, dacă mă lovește ceva, mă întoi ca un ac. Vino încoace, nu fugi de mine, bacteria, mamă ce repede să duce la, uite-te la ea, zici că e nebun. Bată-te, da, o să-l iau pe ăsta de aici, că așa stai l-o, vino încoace, ia țepul dreptății, fraiere, ala-i. Am o întrebare, ce alege dintre spinozaur sau terodactyl? Doamne ferească, Dumnezeu cu întrebările astea, bă, dar fapată, mamă ce se propulsează, uite ce se propulsează când acolo ăla. Ferească Dumnezeu, mă, nu mă mai întrebați chestiile astea că vă iau la bătaie. Mă jur pe caii mei că vă bat, Mă, dar nu pot să prind o creatură, bă, am dat pe normă, n-am mai dat pe hard acum, parcă îmi plăcea mai mult pe hard. Când mă atacau toate chestiile după chat, ia de aici țepul, vină încoace și mușcă-mi țepul, frate, alai. Ai văzut ce prost ești, cum ai intrat fix la mine în gură? Oi, de capul meu! Wow, a venit ăla să mă împungă, a venit ăla să mă sugă. Haide, cameo. Cred că asta e cea mai bună creatură până acum în stagiul de celule. Cea mai bună creatură asta. Uai, uite unul de-al meu. Nu vezi că am încercat să mănânc pe unul de-al meu. Haide, cameo, canibal dracului. Uai, ce mare e ăla. Uai, ce mare e ăla. Uite bucata. Bucata, T-Rex vrea bucata. T-Rex dă bucata. Doamne ferească, dă-mi bucățica aia. Bă, ăla fuge cu bucățica mea. Mă, specia, mă, ti dă-mi cu aceea. Vai de, bă, dar ce mă mișc așa de greu dintr-o dată? Vai de, cam nu mă mai... Mi-am pierdut viteza. Ala-i, T-Rex-ul ăia, privește. Du-te. Încep să nebune... Ala-i, în sfârșit am luat chestia aia, bun. Doamne ajută. Fast turns, uite-mă, fast turns acolo. Vai de, cam fix de ce am eu nevoie.
Sună greșit. There's a friendship killer. Cum adică the friendship killer? Bă, te bată Dumnezeu, Boghi. Du-te la dracu încolo. Te găsesc în viața reală și îți dau mare capac. Bată-te Dumnezeu. Uite, bă, vine cu argumente de-astea. Vine să răzbune pe mine. Adică el mă abandonează. Ca să vezi, om. El mă abandonează și tot eu îți dă vină. What do you mean, what is frame? Exact, ce înseamnă asta? Cum adică, what do you mean? Te bată Dumnezeu. Ala-i. Știi care e problema cu Pokémon oameni în faza asta? Mă vede pe prima dată în viața mea că sunt fericit, nu mai sunt așa de frustrat cum sunt. Bine, tot un frustratul dracului sunt, dar nu mai sunt la fel, dar... O, vino cu ace! Ala-i, te-a tunat Dumnezeu, creatură! Ala-i, dă și asta! Bum, mamă, uite cum arăt, ești nebun, bă, da! Ala-i, vin țâncoace! Uite ce sunt ghis, ia doi unii alții acolo, vin țâncoace, măi! Bă, bată Dumnezeu! Ce-am pierdut? Max Tank, n-ai pierdut aproape nimic, ai pierdut un sfert de oră. Nu, ai pierdut melodia de la ala, vino încoace cât e. Bă, dar îmi place cum se face roșu ăsta așa pe interiorul lui pe aici, cu toată. Nu știu dacă aia e menită să fie așa, să e vreun glitch sau e abar n-am, dar îmi place roșu că se aprinde acolo în curul lui. Hai, dica meu. You change his team name. Bă, te bată Dumnezeu, cum adică? Oh, no, uite-te și tu. Ala, dă-mi face carne. Băi, dar foarte interesant chat-ul, să bag și eu nu pot să-mi iau ochii de, de la chat, dracu, și trebuie să fiu atent la joc. Trebuie să ofer condiții de calitate, spune T-Rex. Doamne ferească, ce gangbang-ul ăsta pe mine aici, Doamne ferească. Lasă-mă! Aaa! Nu, fai de capul meu. Uaa, ce-a fost aia? Hai de capul meu, nu, uite-te și tu. Inspiration, iau, indeed. Aaaa! Nu! Du-te în gâtul mătii! Doamne ferească! Explicați și mie cum m-a omorât ăla acolo, deci cum mi-a dat ăla, dar mi-a dat ceaiul acolo. Bă, nu-i corect. Bă, nu-i legal aia, o să-i dau report. Ieși afară de 15 mai, cum să nu ieși afară în curte de 15 mai, cum dracu să nu. Fix asta făceam, n-avea ce face în casă, ești nebun la cap, cum să ieși afară, n-am ieșit afară de 20 de ani și ieși afară. Vino încoace peste, ai dacă am numai, că asta are mult sepel. O, uite-l pe ăla. Ala, dă carnea încoace, fraiere. N-a explicat și mie, uite-te și tu. N-a uite-te, aș ceva, le iau pe ăsta în primul, ia vreau mă încoace, fraiere, mai ești mecher că e singur acum. Unde fugi? Te mânc. Te bată, uai cum o trecut ala pângă mine cea să mă sugă. Ala-i, tu și tu bucățica, hai da, bă da, sângele-i mov, dracu, acum mi-am dat seama, sângele-i mov la creaturile astea. Ala-i, vino și tu încoace, ia țepul fraiere, țep, uai, dar asta are 3 cozi, uite-te la el, dar degeaba are el 3 cozi, că și am 3 cozi. Și ale mele sunt mai efective, că sunt mai mari, cei mai mari e mai bun, ala-i, sunt gigantic, ala-i, o, doamne, ce creatura mare. Mă întrebare, poți să dau damage-ul ăsta cât de mare? Nu cred că poți să... O, Doamne ferească, știi ceva? M-am cărat, Daci, te bată Dumnezeu, ala-i! Nu, stai, altă creatură! Nu, ferească Dumnezeu! Vine T-Rex-ul! Opa, ok, ai cu aia în partea asta atunci, ferească Dumnezeu, lăsați-mă în pace! Ala, am scăpat ca pe urechile acului, bată-te Dumnezeu! Ce ai spune despre Fortnite? Despre Fortnite, exact ce ai spus și tu, domnule, foarte mare rahat! Minigun de pumn din cap de hater, haide, am minigun de pumn, ești nebun, doamne. Bă, voi dur sunteți, mă, să vă bată Dumnezeu. Ala, și mai pun o pereche de astea aici. Ala, și T-Rex-ul evoluează. Să-mi bag picioare, că n-am destule puncte să evoluez creatura asta mai mult. Și vreau și poison-ul ăsta. Mă întreba dacă scot astea. Ala, îmi permit poison. Ok. Uite așa, o să le maschez pe acolo. Uite acolo să maschez poison-ul ăsta. Așa, și nimeni nu o să zicea că T-Rex are niște poison în cur. Asta sună foarte greșit, iarăși. Culorile rămân la fel. A, apropo, salvare. Stai așa că am uitat de salvare. Uitați-mi de salvare, ești nebun la cap. Salvare, unde-i salvarea? De ce? A, uite aici, salvare, gata. T-Rex a salvat! Bă, de ce mi-a să aminte să salvez? Bată-vă Dumnezeu, era să pierdem o grămadă de progres. Hai de capul de zile mele, bă, nu pot să am încredere în voi 2 secunde să-mi aduceți aminte o chestie simplă. Uite, asta are fund electric. Ah! Nu mai da. Spar fața, fraiere. Dă chestia, ala-i, am luat-o, să vezi acum ce upgrade-uri îmi fac. Ala-i, ce se întâmplă acolo? Hai de cap, mânca aia. Mai fac și dial, dar dacă lumea a votat numai sport, data viitoare joc dial, nu mai joc ce vreți voi, vă bată Dumnezeu. O să fie întoarcerea lui Gelad. I don't think I should step in, not my place. Ce se întâmplă acolo, măi, ce se întâmplă în chat, că nu pot... Oh, uite-te pe tine! Nu pot să fiu atent la mai multe chestii odată, n-am atenție distributivă funcțională, am atenție distributivă, dar nu funcțională. Atenția mea distributivă are lag.
Caca de maimuță. Ai de camera, na, uite, nu. Nu, uite, te-a la un argument. Na, cum să, Da, 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 Dumnezeu, da, ce mă curentezi? Eu te-am curentat pe tine sau ce? Alai. A, uitați că am poison ăsta, bă, ar putea să omor creaturi mari acum. Uite, fraier ăștia, de exemplu, vreau tu cu acel. Adă poison-ul la T-Rex. Ala! Ce moarte i-am dat la fra... Opa, ce ție moarte? Mamă, câtă mâncă... Opa, m-a electrocutat fraierul ăla. Stați așa să mă concentrez aici. O, vai de mine, ce mare urătanie. Uai, ce mare urătanie. Stai așa că te să bag și pe ăla în poison. Se lansează bomba atomică. Bogdan, domnul gamer, e român. Da, da, toată lumea știe că Boghi e român. Nu știe să vorbească engleză, tocmai de aia toată lumea știe că e român. Iar uite, Tom, îți place creatura, o să te înconjori într-un val de ăsta, dă-o, vai de... Vai de viața mea! Vai... Mamă, ce urât fac ăștia. Haide, haide, după mine, fraiere. Haide, mâncă poison! Alai, poison de la T-Rex. Aude aici, veniți și luați-l. Acum că e proaspăt și bun. Oh, vai de mie, am fost prea jumătate. Ciocan și Nicovală, zice T-Rex. Aha, te mănânc pe tine. Te bată Dumnezeu la fa... Chestia nu se pune, am fost prins de ciocan și Nicovală. Ai grijă la sugativa, la sugativa electrică. Asta e că vine fraierul ăsta, pe mine, uite-te la el, uite-te la el. Uite ce fraier e. Hai, da, vine încoace fraiere. Nu mai vii? Atunci vine T-Rex-ul! Opa, vine, alai, ia asta și mâncă. Hai, da, cam eu ce mi-o dat fraierul, stai așa că-l prind unde e. Uite-l, alai. Vine încoace ea poison-ul, alai, și cu burta în sul am întors cap un pește mort. Atât i-a fost. Eee, și mâncare boca la T-Rex-ul. Dă încoace. Bă, da, nu poți mănânc de țepi ăștia, bată-te Dumnezeu. Alai, dă încoace și aia. Dă-ncace. Apropo, avem sabre din mă, oameni. Am uitat să vă spun, cineva a făcut un sabre din în cinstea lui T-Rex. Și T-Rex-ul stă... Oh, sugativa electrică, așa e. Uite sugativa. Ala, e mort, e mortă sugativa electrică. Atât i-a fost. Ai văzut dacă s-a pus cu mine? A văzut dacă s-a pus cu Skullface. Bine, nu e tocmai Skullface, dar asta e partea. Băi, e mortăciunea mea, dă-ncace. Ala. Mortăciunile lui T-Rex, nu vă atingeți de ele. Avem subreddit, îl găsiți în descriere acum, mă, dacă mergeți în descriere acolo, găsiți link pentru subreddit acolo, puteți să intrați voi, mimuri, chestii, puteți să puneți orice tip de mimuri, mimurile sunt mereu binevenite. O să facă T-Rex luai acum, o să devin direct PewDiePie. Uai, poți să-l omor pe ăsta, oare? Ia să le poți dau damage. Aparent nu poți să-i dau damage, am înțeles, nu se poate. Ei, creaturele, no, îmi ajut tovarul, stai așa. Apa, așa stare poison, stai așa că așa. Ai de capul de zi. O, oh, uite o creatură, ori. Ai de cam eu s-a propusat la a doua dimensiune acolo. Cu ce dinozaur o să joci? În dial? Păi n-ai auzit că facem întoarcerea lui Gerald. Stai așa, mai bag o salvare. Întoarcerea lui Gerald, mă, oameni. Bă, T-Rex, unde-i Subnautica? Cine trebuie să te bată la... Cine trebuie să te bată la cameră? Subnautica, așa e, Subnautica, dar cum să nu facem și chestia? Stai tu liniștit că o să fie și Subnautica. Cred că mâine o să fie Subnautica, habar n-am când o să fie. O, oh, uite ceva, o să iasă din chestia asta. Și T-Rex o să fie... Alai! Vreau cu asta. O, doamne! O, doamne, asta a fost o greșeală! Hai de cameră, dar stai așa că T-Rex-ul dovedește pe fraier. Alai! Mănâncă poison! Mănâncă poison! Alai! Ce? Ce a fost aia, bă? Ce stai că n-a fost... Aia sunt 100% sigur că nu a fost legal. Vezi că am făcut fanart pe Reddit. Hai de cameră, s-a făcut fanartul, vai de cameră. Alai! Uai, dau damage ăsta, ești nebun? I-am dat damage... Să moară caimii dacă nu i-am dat damage ăsta. Alai, i-am dat damage, dar dau foarte puțin. Uai de cameră, cu minte, adică în poison-ul meu între autii. Mamă câte gure are ăsta, mamă câte gure are ăsta. Vino la poison-ul lui T-Rex aici. Alai, mâncă poison, fraiere. Îi dă damage oare? Îi dă damage oare? Îi dă damage, mă, oameni, că nu dau seama, îi dă damage. Aaa, nu-i dă damage. Aaa, nu-i dă damage, am încărat, dar și gata. Bădă Dumnezeu, nu mai stau nicio secundă. Dau o muncă să ține după mine și încă vrea să mă agreseze. Și nu mi se pare ok că sunt agresat în momentul ăsta. Lasă-mă, dracule, în pace, creatură proastă, ce ești? Aaa, că m-a pișcat. Uai, dacă am ce buz mi-a dat omul. Și a murit din nou. Ei, toată mea aplauze pentru mine acolo. T-Rex pe 15 mai e ziua mea. Ai, digam eu, pe 15 mai e ziua ta, o să primești cadou dreptul de a ieși afară fără ca să primești amendă și... Aaaac! Nu te suport! O, doamne! O, doamne! A, iar vin să mă agresezi! Atât s-a fost! Atât! Uite-te și tu! Bă, am dat pe normă, n-am dat pe hardă data asta! Unde-s poveștile nemuritoare din Dial? Poveștile nemuritoare din Dial, acum se întâmplă video! Povestea murdoată în dial, hai să vă povestesc ceva în dial. Numai, bă, apropo de în dial, a jucat Tonti cu Tenontosaurul, a făcut stream pe Twitch când a jucat cu Tenontosaurul. Tenontosaurul arată blană, camera e pusă cam prost, e pusă cam ca la Crocantosaur și... Mă, da, de ce nu și-au ăștia damage odată? Luați-vă damage, mă, bată-vă Dumnezeu, alai. În sfârșit, alai, și acum vină cu asta, te mânc. O, doamne, înainte să mă mănce pe mine urătania asta, du-te, mă, daci! Alai, mănâncă poison, fraiere. O, vai de mie, m-am blocat în cochilia aia, du-te, mă, la dracu. Oh, nu, încă unul. Nu, lăsați-mă în pace. Uai, te-a urât fac chestiile astea, îmi bat picioarele. Salut, T-Rex, salut, distrugătorule tribal. Zim numele, please, cine ești tu apteroai. Bă, da, tu vrei să zic numele numai de cauza că e greu de pronunțat sau care e faza? Poate te și cum să te cheme în halul ăla? Alai, vino încoace, bestie ce ești. Vino încoace, mă, celulă.
A, tu vrei moarte, măi? Alai, ți-am dat moarte, ai văzut dacă ai vrut moarte. Alai. Uai, am făcut un 360 acolo, nou scop, direct. Bă, tu mănânci mâncarea, bă, canibal. A, da, băga-mi aici picioarele. A, așa, stare, a, stai ceva, mă duc să mai upgradez puțin creatura asta. Poate reușesc să... O, doamne. Lasă-mă! Lasă-mă! Doamne, ferească Dumnezeu cu tine, monstru ce ești. Mă duc acum, stai așa că vin. Stai așa că vin, dar nu mă lasă ăsta, mă împinge la dracu. Alai, am ajuns. În sfârșit, ferească Dumnezeu. Alai. Stai, ce s-a întâmplat? Băi, am dat cancel ad în greșeală, ce s-a întâmplat? Doamne, ferească Dumnezeu, ce se întâmplă? Băi? Alai, acum, mersi. Doamne, ajută. Salutări și ție, Spirozaur de Gamer, bată de Dumnezeu. Salut, Ierex, salutări la toată lumea aștia care ați venit noi pe acum și la tatăl. I have a dog that was, will going to kill me, nice. Dar ce dracu ești acolo? Dante YouTube 2, ești nebun la cap? Hai de cameo. No, bun, hai să vedem chestia pe creatura asta, ce asta? Electric, alai. Fix aia vrea T-Rex-ul. Dacă-i vând ochii, are ceva? Oare chestia asta electrică o să mă ajute? Când aibă costă 25 și eu n-am suficient pentru așa ceva. O să scot asta și o să pun astea aici electrice. Uite, o să le pun fix ca dracul o să le pun, că nu mere. Stai așa. Ok, o să fac asta așa atunci. Și asta electrică o să vină fix. Nu mere, măi. Alai, gata, acolo vine. Perfect, avem chestii electrice, avem chestii cu o travă, avem o grămadă de ochi. T-Rex-ul e pregătit, atât. Bun, sunt mai normal ca niciodată. Ochi. Derek spune la începutul fiecărui video un meme de pe subreddit tău. Dar ce să pun dacă n-ar putea să fac un video dedicat acelei chestii? Exact, trebuie să-ți facă luai. O, uite mă ce-i fac ălea. Mă, și tot el m-a lovit pe mine. Mă, și godia dracului ce ești. Na, e bine ce ai făcut acum? E bine ce ai făcut acum, dar mă miști foarte greu de nefericire. Alai, putere. Alai, vină în cace, ia electricitate și ia și pom. Mamă, uite ce-i fac, mamă ce-i am făcut ăluia. Alai. Distrugere! Ah, ce-a fost aia? Propulsoare! Nu, am luat propulsoare, bun. Alai, sunt puternic și nu cedez, vai de cameu. Creatura asta speriată mine, uite-l cum fuge. Opa, așa ăștia fug. Opa, stai așa ceva mare acolo, mort, uite acolo. Trebuie să a făcut o victimă. Ce mai acolo? Vrei să jucăm Prank Engine împreună? Poate vreau să jucăm Prank Engine împreună. Poate vreau, poate nu vreau, cine știe. O să jucăm și Prank Engine împreună. Aș vrea să joc Prank Engine Extinction, vreau să fac un live cu Prank Engine Extinction, oameni. Aia ar fi ceva fain, că am putea să jucăm toți împreună acolo și ar putea să-mi dați stream snipe fără ca să mă supăr pe voi. Bine, alai, pot mănânc chestiile astea, alai, vină încoace. Vină încoace și mor. Mamă ce greu mă mișc. Mamă câte chestiile astea sunt pe aici, uite-i. Bă, astea, dar ce stop? Astea sunt morți, mă. Fai câte victime am cauzat, fai de cameo, am cauzat un impact global de victime la nivel mondial, ești nebun la cap, sunt o distrugere în măsa. Hai să spargem viața că n-are sens gheața. Atât. Mă suge. Lasă-mă. Sugativă nenorocită. Acum suferă consecințele pentru că ești o sugativă. Vino cu aceea acum. Nu fugi de mine că ți-ar te-l T-Rex-ul. Haide cameu. Ia-o pe asta, fraiere. Ala, ai văzut ce simplu a fost? Și T-Rex-ul acum vine și îți bagă țăpul. Ala. Mamă, ce bă, sunt prea bun pentru jocul ăsta. Ești nebun la cap. Uite-mă cât de OP sunt. Așa. Hai da și în partea aia, dăm chestia. Bă, nu mâncați mâncare, că vă bată Dumnezeu că mânca. Uai, m-a pișcat ăla, ești prost? Uai, uite-te și tu ce fac în jurul meu, numai poison. Ala, și crește creierul pentru prima dată în istoria omenirii. Lexi, unde ești? Cred că Lexi s-a dus la somn. Ochi, pune mai multe cu ciocane, dracu-n dă. Congratulațion, mulțumesc pentru congratulațion. Așa, da, bla 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 bla. Ba, nu mă interesează, vreau să omor mai multe chestii, vreau să mai joc stagiul ăsta, că îmi place. Ala, vreau să mănânc chestia asta. Mai fac puncte dacă... Oare mai fac puncte dacă omor chestii acum sau ceva? Habar n-am, stai să bag o salvare. Alai, salvarea a fost îndeplinită. Unde ești, Lexi? Bă, Lexi, că s-a dus la somn, că deja cred că e ora 6 dimineața pentru ea acum, oameni. Deci cum e pentru noi? Ora 1 sau 2. Cât dracu e ceasul acum? Să-mi zic că am ceasul în față și întreb cât e ceasul. E ora 2, deci pentru ea acum e ora 6, oameni. Am vrut să-l atac pe ăsta, iar. Haide, că am uitat ce low e săracul. Haide, viața și de zile mele. Vreau să mai modific creatura asta, nu știu dacă să mai merită. Vreau să dacă mai pot mai fac puncte sau ceva. Vino încoace bestie, alai, teretează T-Rex-ul. Teretează el T-Rex-ul, stai numai să... stai așa, că i-am dat moarte ăstuia. I-am dat moarte sau ceva, habar n-am, cred că s-a dat să decât o bucățică de carne. Văd că nu s-a... Uai, de-a capul meu, mă atacă! Și ăla îl suge! Alai și T-Rex-ul, alai și ăla e mort, atât. Alai, văd că nu mai cresc în puncte și nimic, dând nefericire, așa că... Va trebui să ne îndreptăm pe uscam, oameni. Scoldfish a atins scopul în viață. Oceanul a fost dominat cu succes. Sunt un carnivor nemilos, asta așa. Cum dracu... Așa, aha, deci în partea asta nimic, absolut nimic. Ok, stagile alea pe acolo. Bun, așa. Mare bifă și uite-l cum se duce. Uite-l.
Care aveți The Hunter Primal? Bă, dar părea că bă, cu The Hunter Primal, dar cine? Bată-te Dumnezeu, ia vezi ăsta cu... A disparat de șocul ăla, bată-te Dumnezeu, înainte era disul. Boghi, oghi la Adis Finest. Bun, hai să mărcăm creatura asta. În primul și în primul rând, coadă lungă și frumoasă. Ala-i, corpul lung și frumos. Arată terifiant, sincer să fiu. Da, asta și ideea, te să arate terifiant. Te să fie înalt, ok. Genunchii te să fie mai sus. Băi, e puțin cam prea negru, bată-l Dumnezeu. Nu știu ce pare aveți, dar parcă e prea negru și nu mai disting. Uite și că nu pot să disting formele pe ele, ești nebun. Hai de capul meu. Bă, zic că asta e o parte destul de bună, că nu pot să disting formele. Ok, ia să fac eu partea asta mai mare. Așa, genunchiul. Partea asta aici trebuie să fie mai subțire. Bun, așa. Avem lăbuțe, lăbuțe n-avem. O să fac asta mai micuțe, așa. Deocamdată arată destul de ok. Coada rămâne, așa. Mamă, măiculiță, ce-am făcut acolo? Nu-i bine, stai așa, așa, gata. O să las chestiile alea pe el totuși. Să vedem ce poate Terex să mai pună. Și asta o să-i fie membrele, mă, oameni. Priviți aici, brațe de tiranozaur a pus Terex. Astea sunt brațe de tiranozaur. Nu vă puneți cu mine, astea chiar sunt brațe de tiranozaur. Uite, vezi? Sunt niște brațe de tiranozaur, dar abia ieșit din ocean. Uite așa. Ok, și mai pot să mai pun ceva? Ok, o să vreau să-i pun deasupra. Uite așa. O să las sepi la gură, că arată bine. Cred că ăsta e. Cred că asta e creatura, stai așa. Și acum trebuie să dăm un model nou, niște culori noi, niște schematici noi, uite asta. Arată bine oare? Ferească Dumnezeu, arată ca o vomă dracului. Uai, arată exact ce am fost la vecio mai devreme. Stai așa, deci culori mă interesează, stai așa, unde sunt culorile alea blană? Aici, culorile alea blană. Direct negru mat, uite așa. Doamne, rău arată. Stai așa, culori negre peste negre, uite așa, alai. Așa, vai, dar tot rău arată, bă, bată-te Dumnezeu, tată. Ferească Dumnezeu, ce aș face la creatura asta, tot arată rău, bă, ești nebun? Hai de cameră, dar mă refer la... Alai, negru. Stai așa, să mă întorc la partea asta și să-i dau, uite asta. Nu prea se vede mare diferență, asta ar fi o chestie de remarcat. Oare dacă pun roșu ăsta pe el, cum o să arate? Roșu ăla n-a amplificat cu absolut nimic, stai așa. O să pun asta. Ia stai, ce mai e cel mai pe acolo, trebuie să fiu atent la... Fol pe Vlad Țepeș, du-te mă de aici. Știi ceva, roșu la mere, dar nu prea mere. O să pun un roșu mai aprins, ia stai așa. Asta semnalizează, bă oameni, dunga asta pe spatele lui, fiți atenți aici, chestie. Dunga asta pe spatele lui semnalizează pericol, deci când vezi chestia asta, ăsta își expune spatele la tine și când îl vezi, te cași pe tine de frică și o iei la fugă. Negru cu verde lime, verde lime, hai să vedem, verde lime, cum dracu arată verdele lime, aici o să pun verdele ăsta. Ai de-a cameo la vernil dracului, uite asta, verde lime, uite. Uite un verde lime acolo, arată bine așa? Ce zici? Iac. O invoc pe Lexi, bă, Lexi la somn acolo, cred că mai puteți să invocați, absolut mica, Elena Teodora face deapuri în chat, bată-te Dumnezeu. Așa, bun, am făcut și chestia asta. Altceva, din punct de vedere al modelului, pe aici mai avem alte chestii interesante. Fix pe dracu nu mai aleg de aici, fix pe ăla nu mai aleg. Bă, poate asta. Dar în acela, ua, dar nu-i bine, bă, stai așa că am stricat tot. Păi am stricat tot, măi nene, mă, ce ai făcut? Stai așa, deci culoarea de bază o trebuiască să fie neagră. Ala-i. Vai, dar rău, vai, dar teribil arată. Ala-i, teribil arată. Asta-i teroarea uscatului acum, oameni, ala-i. De-o dungă albă. O trezești și o invoc pe Alex. Bă, nu mai trezi, bă, lăsați-o, bă, să doarmă, băi. Bă, vă Dumnezeu că lucrează la canalul lui de YouTube acolo și, bă, opa, nu cred că trebuia să zic chestia, dar își pregătește canalul, își face banner acum. Își lucrează tot felul de chestii. A făcut Alex un banner, dar m-a băgat cu tot un ceață pe mine. Eu mi-am făcut bannerul ăla nou acum la canal, l-am modificat de 15 ori, dracului. Din cauza că YouTube, pentru ceva motive, mi-l blurează. Uai de cam eu. Creatura roșie iese din oceanul roșu, ala-i. Trebuie să prank aici, îmi dai ad friend sau cum jucăm. Trebuie să mă adaug și pe Steam, tovarășe. Bă, dar ăla nu-i strigă de creatură feroce, mă, ce-i mă aia? Nu că piu, eu vreau... Uite acolo, primele victime în partea stângă, ala-i. Nu-i notificare, Spinomania, bine ai venit, tovarășe, chiar mă întrebam unde ești, în gândul meu. Mă întrebam unde dracul e Spinomania. No, e fain că nu-i notificare, nu-i așa? It's the beginning of the new day and the end of the new day. Ala-i, și sfârșitul pe o nouă zi pentru toate creaturi, bun așa. Știu toate chestiile astea de nimic, lasă-mă în pace. Foarte mare salvare. Bun așa. Bă, dar ce face butonul ăla, bă, apropo? Am văzut creatura ta veche. Uai, de cam am văzut creatura mea veche. Incredibil așa. Băi, foarte fain. Alai. Priviți-mă. Fie vă frică de mine, frații, dracu de muritor, zice creatura asta. Uite-l. Hai de cam eu arăt terifian, oameni.
Bun, e momentul să fac victime. Acum nu pot să alerg, nu pot să fac absolut nimic. Asta o creatură împiedicată de... Primele victime. Adă încoace. Hopa. Ce avem noi aici? Who's this? This is food, zice Skullfish. Și se duce și îl mâncă acum. Ala, vină încoace, fraiere. Ala, trebuie să te deforează, măi. Ala, îți dau moarte. Moarte. Băi, asta așa, eu am charge. Doamne, cam îmi dă moarte omul, băi. Poți să scui pe astea așa. Oh, nu, va trebui să mă retrag, stați așa, te-ți bat în retragere. Așa, nu, stai, lasă-mă, stai așa că nu sunt pregătit pentru această situație. O, vai de mie. Hai de-mă, scui pe la el. Ala-i, uite cum atacă fraierii mei, asta, adică tovarășii mei. Vai de cameră, ce prădători tenace suntem, să-mi bat picioarele. Ala-i, și trebuie să dă loptura finală. Bun, așa, ai văzut ce simplu a fost? Bigger creature skeleton, lasă-mă în pace. Știu și eu cum funcționează chestia asta, tutorial de 2 liciști. Îmi crește creierul sau ceva? Nu, well done, ala-i. Cum să nu, mulțumesc foarte mult, acum dăm să mănânc. Ala-i, vreau să mănânc victima, mulțumesc foarte mult. Aute, măi, ala-i. Hai noroc, măi, Spinoman, aute acolo. Gel, Spinoman, aute mă și pe Lexi, mă, Lexi încă acolo, mă bată Dumnezeu. Credeam că s-a dus la somn, hai de camerul meu. Ala-i, și-am devorat victima. Următoarele victime, ăștia de lângă cuibul nostru trebuie să dispară. Atenție, scuip! Mamă, măi, culiță, mamă, doamne, ce-am scuipat, sper el, privește, bă, ce-am... Ala, și mai scuip o dată! Ala, și acum îți dau moarte, fraiere! Stai așa, perspectiva mai aici, zici că o luptă de Pokémon aici. Asta ce... Opa, stai așa, ala, cea mai epică luptă între Pokémon sau mare cipilant. Mor o dată, ala, uite cum îl dovedesc pe fraierul ăsta. Uite ce damage dau, fight-i, ca meu. Uai, și mort. Și acum îl devorez. Da, bă, da, devorează-i carne, măi. Ala, poate a trebuit să joc, uite, poate a trebuit să joc așa, zici că e un MOBA ce joc eu acum, zici că joc fix Dota, zici că joc acum, ești nebun. Ala, următoarele creaturi, acolo, fix la înaintare. Ia stai așa, am nevoie de chestia asta. Așa. Ia să dau cu, ala, scuipă-l. Ala-i. Și textul mai scuip o dată, ala-i. Și textul mai scuipă încă o dată. Ala-i, și acum îi dau moarte la fraier, ai văzut ce i-am făcut, fight-i ca meu. How are you today, Lexi? Ala, auză, toată mea deau cu Lexi cum e. Lexi mai bine ca niciodată, vă garantez eu vouă, moment. Ala, moarte! Și creatura a fost anihilată! Prima victimă a lui T-Rex. Ala-i. Aute-l, vai de cam ce fain e creatura asta. Ala-i, și am mâncat carnea din corp, am devorat. Acum am dus să caut bucățele ca să încep să mă upgradez dracului. Hello everyone, uite, s-a întors Lexi, măi. T-Rex o joc pe PlayStation 4. Tu joci ceva care pe PlayStation 4? Nu cred că se poate, nu există crossplay. Uite niște fosile. Nu cred că există crossplay în prama canjestija, știi, asta e problema. Și versiunea de PlayStation 4 n-a mai fost updatată. Dar, din câte am înțeles, versiunea de PlayStation 4 o să fie updatată. Datorită fiindcă faptul și doar ce, pentru că fiindcă Dondi a pus una pe jocul ăsta acum, pe prama canjestija vorbesc. Și vrea să-l updateze, oameni, vrea să îmbunătățească prama canjestija, vrea să-l transforme în dial, literalmente, vrea să face toate chestiile acolo. Am mănâncă nasul. Deci, prama canjestija o să ajungă un joc bun. Bine, e un joc bun, dar o să ajungă un joc și mai bun decât e. Mai ales că o să bage în luna iunie, o să bage sistem nou de rank. Și mi se pare că o să fie un rank individual sau ceva de genul, nu mai mi-aduc aminte, nu știu. Ok, te scui pe T-Rex-ul, bam! Ala, și acum vine pe mine și mă atacă Alpha-ul. Și acum T-Rex, bam, îi dă T-Rex-ul. Hopa, stai așa că te-ți vomiți deloc. Voi ce să tărăște fiermele ala după mine. Stai așa, și acum T-Rex-ul îi dă bam! Ala, și acum mă duc și-l atac, uite-l. Vai ce-i dau, vai ce-i dau, uite ce-i dau, mamă ce-i dau la fraier. Hai zic, am prea bun. Fă un cocrodil negru. Un cocrodil? Bă, asta nu, facem ce în thumbnail, m-am zis. Fix pe asta convențuit, Alex. O să facem ce în thumbnail. Am făcut rost de membre noi. Mâncă repede aștia să atacăm următoarea victimă. Așa, bagă repede în burtă. Îl vezi pe ăla de acolo? Bam, îl scui pe T-Rex-ul. O dată. Așa. De două ori. Și acum T-Rex-ul o să-i mai dea încă o dată. Stai așa. Opa, copac, dușmanul meu. A. Și acum T-Rex-ul îi dă bam. Ala-i. Vino încoace, bă, dai, prea mic al dracu, nu pot să-l lovesc. Atât eu fost. Ala-i, viermele dracu, ce nu mereu să existi pe această planetă. Ala-i. Așa, dă-i acolo tovarșul. Ala-i, bă, să-mi vârte în jurul meu, ce strategie are bestia. Mort. Atât eu fost, fă un Indoraptor. Mă, tu n-auzi că facem ce în thumbnail, îl facem un tiranozaur roșu, apocaliptic. Îl face pe Skullfest din Dance of Revolution. Mă, unică n-astru. Iar îți bat joc de creatură, cum să bat mă joc de creatură, ești nebun la cap, tocmai opusul facem astăzi, nu mai bate joc de creatură, lui trebuie să-ți bate joc de creatură altora. Ok, cuibul ăsta n-a fost cucerit încă, bă, dar planeta asta arată interesantă, îmi place aura asta verde așa din jurul ei. Ia să vedem, alte chestii pe care aș putea să le mai găsesc prin zonă. Deci am muțit totul dintr-o dată așa, poate Dumnezeu. Uite o chestie acolo, jocul ăsta n-are și el muscă pe fundal, poate Dumnezeu.
Ok, uite și o chestie aici, am găsit niște ochi. Aia, am găsit iarăși niște ochi. Bată Dumnezeu, dar nu vreau ochi de ăștia, măi. Vreau și ceva, nu știu, mai interesant. Hunt one rack, ce-o fi, ia-ți-mi ce e rack-ul ăla. A, ăștia, ăștia, a, am înțeles, stai așa că-i găsesc eu acum. Unde e dracul și... ce e acolo? A, fosilă. Uite o fosilă acolo, de la T-Rex. Alea, dă-mi cu acela T-Rex-ul. Atât a fost. Tu nu vezi ce urât e? Bă, cum adică mă e urât, mă, bate de Dumnezeu, cum adică e urât? Ai tu ochii stricați, bă, ai de-a cam eu ce ochi urâți, am găsit-o în picioarele. Ce avem noi pe acolo? Fosile! Alea, de la T-Rex. Mă duc după fosilele alea, ce avem noi pe aici? Alte creaturi. Uite acolo, mai multe fosile. Cu cât mai mare fosila, cu atât mai bine, nu-i așa? Vreau ca cineva să-mi confirme acest fapt. Am găsit ce dracu membre sale! Ai de-a cam eu, centilex, ești nebun. Ok, am găsit o gură. Și în partea aia ce o să găsească oare T-Rex este foarte bună întrebare. A, mă mănâncă nasul. Mă doare nasul, mă mănâncă nasul. Ce să... Spaniu a zis că Lexi urâtă. Bă, bată Dumnezeu, cum adică Lexi urâtă, mă? Bă, te bată... Mamă, mare bani ce ții, tovarășe. La ochi și urechi, ce ochi și urechi, mă? Opa, creaturile astea par agresive. Știi ceva, trebuie să se bată înapoi, așa, și o să se ducă spre cuibul lui frumos. Și de voi n-am nevoie, azi, creaturile astea care e faza cu ele? 10 HP! Opa, T-Rex-ul atacă, fii atent aici. Ok? O foarte mare scuipitură, odată. O foarte mare... Opa, creatura fuge spre mine iarăși. Creatura fuge spre mine și nu sunt de acord cu chestia asta. Ala și T-Rex-ul îi dă bucat acum. A trebuit să dau cu charge-ul în el, așa? Nu, du-te, dracu, n-am zis așa ceva. Haide, cam eu, voi, încearcă să facă o revoltă pe aici. Încearcă să le fac să ne mâncăm între noi. Haide, cam eu. Ce plan urmale ce are omul. Haide, mă, dă-i și mâncă acolo, așa. Nu mai rage și mâncă. Ala-i. Ok, bă, dar e o zonă foarte faină asta. Uite-te, cine a ales planeta asta? Vreau să știu cine a ales planeta asta. Merită un trofeu de la mine. Te bată Dumnezeu, bă, mamă, bă, Gheorghe încearcă să devină T-Rex-ul, măi. Ok, uite-l pe ăla singur acolo. Fii atent aici. Uite, cu tot ce T-Rex-ul. Uite, bă, bam, i-am dat la fraier. Bam, i-am dat la fraier. Ai văzut cum i-am dat la fraier? Bă, voi v-ați așteptat la așa ce? O, Doamne. O, Doamne, are avantaj în fața mea. Are avantaj în fața mea. Trebuie să creez distanță. Ok? Și acum au scuip. Bam. Alea, și acum eu am avantaj în fața lui. Eu am avantaj în fața lui, haide, haide, știu că se poate, T-Rex, haide că se poate. Alai, Skullfish și-a dovedit supremația din nou. Fai, l-am distrus pe ala, ești nebun. Dai și mânca aia că mă enervez. Așa, ok, stai să bag o salvare, rapid ar fi nevoie. Bum, am băgat salvarea. Trimit asteroid de ceapă pentru tine, haide, cam, direct începe războiul pe aici între T-Rex, am bată-vă Dumnezeu să vă bată. Uite, de-aia nu mai sunt eu atent la chat acum. Ok, următoarea chestie, bă, cine o să iau un plin oare? Bă, tine o să te iau un plin, domne. Direct așa mă duc, bam, i-am dat la fraier. Ala, i-am dat și stun. Bam, i-am dat la fraier, uite-l. Și ăla tremură acolo în colț, speriat. Ce-a, mă? Skin creature, cred că nu skinny creature mai bine. Ala, dă-i moarte. Dă-i, mă, moarte. Și te-ai dus, dracului. Easy. Ia uite ce se mai întâmplă pe acolo. T-Rex, bată de Dumnezeu. Hai să ne arătăm asta până ce pe acolo. T-Rex, îl mai ții minte pe Zulufescu, care de fapt era Zulufescu. Cine dracu? Nu mai mi-aduc aminte cine a. Brain, uite mă, Big Brain aici, fighty cam eu, să aplică chestiile astea, atât a fost. Ok, și vreau chestia asta. T-Rex a devenit Big Brain dintr-o dată. Cuceritorul lumii, I'm the Eater of Worlds, alai. Graspers, alai, auto ce mâine am găsit acolo. Bun așa, câte puncte am? Cred că am suficiente puncte, a trebuit să mă întorc spre cuib. Unde dracu este cuibul, întrebarea? Cuibul meu este în direcția aceea. Acolo mă duc eu ca să-mi agarez creatura, că mă mișc dracului prea încet. Ei, pot să sar! Un nanometru, pot să sar un nanometru. Wow, extraordinar. Wow, ce evoluție incredibilă, nu-i așa, oameni? Pot să sar un milimetru. Lexi e frumoasă, într-adevăr. Încearcă să ajung la Stage of the Village. Bă, nu știu dacă îmi place stagiul ăla. Hopa! Avem creaturi în zona asta. Cine sunteți voi creaturilor? Voi cu 10 HP al vostru. Ok, văd că îmi faceți loc și apreciez foarte mult că îmi faceți loc. Dar 6 ADN. Dacă vineți pe așa îmi dă 6 ADN. Știi ceva? O să-i vânez. Bam, îți dă T-Rex-ul. Alai. Drag moarte ți-i fraiere. Atât s-o fă. Uite, lupta între Pokémon aici, uite. Alai, îmi dă 6 ADN creatura asta. Ați bine să crede așa ceva, dar vă dumneavoastră să trebuie asta. T-Rex-ul am cumpărat prea în crani doar ca să joc cu tine. Haide, cam eu, incredibil, domnule. Eu cred că ai cumpărat prea încă... Hai da, mă, dă și mânca aia. Ale, uite acolo, mâncărică. Dă la T-Rex-ul, bun așa. Neam. Ok, următoarea creatură. Unde e dracu, ori fugi, bă, toți? Nu, s-au evaporat toți în toată. Bine, mă duc să-mi evoluez creatura. Mulțumesc pentru ADN-ul ăla incredibil. A, uite-l acolo, pe fraier. Stai așa că-ți dă T-Rex-ul. Bam! Ale, te provoc la luptă. Te provoc o confruntare Shaolin cum n-am mai văzut America. Vino încoace. Ale, deocamdată eu continuu să-l scuip în față.
Așa, și mai dau încă o dată. Bam, ala, și acum îl distrug. Îl anihilez. Du-te acasă, frate. Și-am pierdut Răzvan AR. Tovarășe, ai pierdut aici acum cum specia asta devine specia dominantă a universului. Uite ce-l distrug pe ăsta. Hai mă, mor odată. Ala-i. Mama, am primit picioare de gândac. Priviți acolo, picioare de gândac de mai pomente. Ok, dai și mâncă chestia, ia repede. Ce faci, mă, ce faci? Cum adică ce fac, mă, ce fac? Ce faci, tu ce faci? Nu mă întreba pe mine. Uite încă o creatură acolo. Tu ești ultimul. Bam, și acum mă duc. Ala, și acum mă duc și dau cu asta. Mamă, ce strategie incredibilă de partea lui. Fighting, am un big brain power aici. Nici mi-a dat damage, omul. Acum mi-a dat damage. Ala-i. Te distrug, creatură. Ți-e-ți place dămâna alcoolul medicinal? Adică am alcoolul medicinal, e preferatul meu, oameni. Fighting, am nu pot să stau o zi fără să-mi dau alcool medicinal. E fain de viața mea. Nu beți așa ceva că muriți dracului. Are alcool metilic în el, am avut mulți proști pe zona pe la mine, pe aceia care beau spirit, că nu-și permit altfel de alcool. Na, și dai tot ce are alcool în titlu e practic alcool bun de băut. Summon flog, nu asta vreau să fac. Asta vreau să fac. Tu, vino încoace, bestie, ala-i. Vino încoace. Dă-te din calea mea că te bată tu, Dumnezeu. Ala, vino încoace. Tu. Dă-te mă din calea mea, uite cum stă ăsta. Doamne, ferească Dumnezeu. Ala, vino încoace. Hai da, bată-te Dumnezeu. În sfârșit am fost observat, Doamne ferească. Vă, dar greu câștigi atenția una în ziua de astăzi. Data viitoare, fall pe Raptor Jesus. Atât, I'm still here, uite, Lexi încă aici. Hello. Ala, și acum m-am dus să cac un ou. Păzea că trebuie să faci un ou, ia uite-mă. Ala, uai, are și muzică, auzi. Și-am făcut un foarte frumos ou, priviți acolo. Ia uite, zici că un ou de Paște, să dea dracu, are dungi galben, toate alea. Mă, dar ce mă mănâncă nasul în halul ăsta? Ce avem noi aici? Ce este asta? Am înțeles, da, bine, mersi, nu mă interesează chestia, dar în fine. Ok, picioarele astea, oribile! Vreau picioare noi, vreau picioare suculente. Cred că astea sunt bune. Cred că astea sunt miștoare astea așa. O să las... Ups! Nu aia vreau să fac. Ia să vedem. O să las asta mai jos. Așa. Fiți atenți aici ce face T-Rex-ul. O să fac burta mai mare. Asta ar fi fost prima chestie pe care... Wow, Doamne, am făcut o greșeală. Stai așa că o rezolv imediat. Vreau să fac burta mai mare. Dar trebuie să-i fac un gât. Asta ar fi prima chestie principală. Trebuie să-i fac un gât aici. Ok. Scot astea de aici că nu mai are nevoie de ele. O să-i pun brațe adevărate. Așa, și aici sunt picioarele. Picioarele puțin ca sfârșite, dar nu-i problemă că se rezolvă. Picioarele... Uite, vezi ce dacă s-a rezolvat picioare de la sală. Ala-i. Ok. Sal genunchii puțin mai sus. Opa, nu, am saltat toate picioarele puțin mai sus, stai că nu-i bine. Ok. Trebuie să scot chestiile astea. Știi ceva? Las astea care scuipă. Astea le las că mi se par utile. Am plecat, are plete, cred că. Haide, cam are plete, măi. Cine are plete, măi? Te bată Dumnezeu. Fă-l pe Indoraptor. Mă, tu n-auzi că facem ce în thumbnail, măi? Tu mă sfidezi pe mine. Scoate-mă astea de aici, că mai mă trebuie. Scoate-mă ochii ăștia oribili. Gura asta s-o las, oare? Gura asta două dracului de aici. Ok, cred că coada asta rămâne. Nu, o scoate și pe asta, două la dracu încolo. Așa, și punem asta foarte, foarte mare și... Oh. Nu cred că natura a prevăzut așa ceva. Nu, stai așa. Chestia asta să fie micuță acolo, în coadă, în așa fel că să nu o vadă nici dracu. Așa. Așa, ia să modifică puțin astea pe aici. Ok, osul pubian pe aici. Hai, adică am început să fac o creatură acurei, dracu. Ok, are nevoie de o gură, stați așa, îi trebuie o gură, măi. Oribil. 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 Kinda... Nu e așa de oribil. Poate merge asta. Ale, am pus un cioc de tucan, ești prost. Ok, ia să încești. Doamne ferească. Doamne ferească. Așa. Oare asta e o idee bună? Oare gura asta e o idee bună? Asta e. Cât are bite? Asta are bite 1, asta are bite 1, sinking 1. Asta îmi dă health 1 dacă o pun, ești nebun, dar n-am nevoie. Aia, lasă așa. Ok. Pot să fac mai lată. Ai, de... Ale, decât un cioc i-am făcut, ești prost la cap, dau cu cioc un cap la inamic eu. Ok, bă, zic atât destul de bine. O las mai așa. Asta mai așa. Ok, ia să dacă vreau să salt. Vreau să salt asta puțin mai așa. Asta mai așa. Asta, nu. Nu. Mă, mă enervează că nu-i cursorul pe punct acolo unde trebuie să fie. Gata, uite așa, ala, acum are o formă aparte. Ce mai e cel mai pe acolo? Ești omnivor. Sunt omnivor? Nu contează. Stai, omnivor sunt? A, bată Dumnezeu. Păi și asta tot omnivor e, mă. Toate gurile sunt omnivor, ești nebun. A, toate gurile sunt omnivor. Nu-i bine așa.
Aia, o să mâncăm decât carne. Cine a zis că o să fiu omnivor? Bată Dumnezeu, nu faci pe ce zice jocul ăsta. Mă crezi că mă controlează jocul ăsta? Ala, uite, avem și ochii. Avem ochi mai feroce. O, uite, ăștia sunt... Ochii de șarpe nu merg bine. Niște ochi așa mai amenințători. Ala, uite ăștia. Ok. Ala, vedere binoculară, binoculară, binoculară. Bată-te, Dumnezeu. Danu Gașpar și-a luat mare timeout. Atât i-a fost la om. Hai, dica meu, ai văzut dacă nu ești cu minte, domnule? Ai încălcat legile universului și acum ai fost pedepsit, te-a tunat Dumnezeu. Avem nevoie de membre. Ala-i. Niște membre, dar nu niște membre de-astea. Niște membre micuțe de tiranozaur. Ala-i. Ok, bă, dar nu văd că lucrezi pe creatura asta neagră. Uite-te și tu. Opa. E prea neagră de hania asta, măi. Ok, brațele vin acolo. O să fie foarte micuțe. Ala-i, brațe de tiranozaur face T-Rex-ul. Fai, dica meu, cel mai bun tiranozaur pe care face T-Rex vreodată în istorie. Ok. Am făcut bine, oare? Nu pot să-mi dau seama. Stai așa. Cred că acum e bine. Doamne, nu-i bine. Stai așa. Vai de zilele mele ce am făcut aici. Nu-mi dau seama ce fac, că-i creatura asta prea neagră. În fine, las-o așa. O să zice că e bine, nu o să-și dea nici dracu seama. Are ceva cu două degete, vreau. Ăsta are trei degete, ăsta are trei, ăsta are trei. Ăsta are două degete, ăsta are două degete și ăsta are o clește. O să-l pun... Stai, ăsta are două degete cumva? Nu are trei. Ăsta are două degete cumva? Ăsta are două degete, fix asta-l pun. Ala-i. Avem două degete. Bun așa. Mânuțe micuțe de tiranozaur. Ala-i. Păi nu știe el T-Rex-ul, nu-și cunoaște el T-Rex-ul dinozaurii. Ala-i, bun așa. Mânuțe micuțe minuscule. Atât. Uite-l ce fain arată. Bine, alea sunt niște lăbuțe, dar dă-le dracu, nu contează. Ce mai e cel mai pe acolo? Măta e rasistă și nu mai jigniți. Haide, cam, bă, nu mai jigniți, băi, pe acolo, bă, dacă jignește cineva prea mult timp, își merită un foarte mare ban. T-Rex-ul a anunțat chestia asta. Ala, T-Rex-ul v-a amenințat oficial. Picioare, am nevoie de niște picioare. Doamne, ce picioare oribile. Oare asta ar fi bună? Doamne. Nu o să pun picioare de rață în niciun caz, dar... Știi ceva, lasă-le paste, așa. Ala e cu două degețele mere. Ok, coada e bună, oarecum ia stai să mai lucrez o puțin coada asta, ala-i. T-Rex-ul lucrează coada acum, ala-i. Ala-i. Ala-i, gata, uite așa. Prea umflat aici, bun așa, e proporțional zic eu. Așa. Ok, mai pot să mai întindă chestia asta, nu pot să mai întind. Aș putea să fac puțin mai înalt între timp. Poate să-i mai sal picioarele pe acolo, să mai cresc puțin părțile astea și părțile astea. Ok, vai de camera, așa, acolo și acolo. Ok, bă, zic că arată cât de cât. Asta ar veni mai încoace. Ala, avem un tiranozaur. Bă, nu mai arată așa de amenințător, aia e problema, stai așa. Ok, ia stai așa, că trebuie să modific chestia asta, adică nu mai arată. Ok, poate acum arată mai amenințător, nu știu ce să zic. Voi ce părere aveți, arată amenințător, este feroce chestia asta, vreau să știu părerea voastră. Să las culorile așa, poate. Bă, dar ce face ca un papagal, face ca un tucan, ce dracu e neregulă cu el. Bată-te, Dumnezeu. Ok, ia să vedem. Asta. Fix. Doamne, rău arată. Ce bă asta? Asta seamănă cu Metal Gear Rex-ul din Prime Cancer Extinction, ești nebun? Ok, are dungi. Bun așa, hai să-l colorăm atunci, dacă are dungulițe, măi. Stai așa, deci. Deci, culoarea de bază. Ne întoarcem înapoi la culoarea de bază, negru. Ala-i. Wow, uite-l pe Skullface, ești nebun? Ala-i. Ala, e Skullface, uite-l. Are craniu alb. Ala, l-am nimerit. Nu vrei să crezi așa ceva. A fost totalmente intenționat ce am făcut aici. Zici că e un mim dracului. Nu, mă refer la un mim, adică mă refer la ăla care se închide într-o cutie invizibilă și face pe prostul. Nu mă refer la mimurile de pe YouTube. Ala. Arată ca un mim. Exact asta am zis și eu, Electrorex. Arată ca un mim dracului. Lexi a plecat. A plecat Lexi, măi. Zici că e un mim, exact. Bă, fiți atent, ce se întâmplă acolo? Ai, fă foarte greșită chestia, du-te-mă în Dumnezeu, măi. Chestia asta arată extrem de greșit, arată ca un mim, știi care e fața cu creatura asta, măi? Vine la tine, te mimează, vai de viața mea, dar rău arată, vai de mă sperie să-mi bag picioare, nu-mi place. No, chestia, pot să-mi iau un membru, hai, stai așa. Chestia asta vine la tine, te mimează, deci asta și face, te mimează, ia zi, ce face asta? Asta a făcut pauză. Ala-i. Atât s-a fost. Chestia asta vine la tine, te mimează, îți copiază mișcările, îți învață toate strategiile și tot ce știi tu mai bine. Și după aia te extermină. Mimează ceva. Uite că l-am mimat pe ăsta, vezi, primul meu atentat de mimă.
Hello friend, ala-i, hello friend, vino încoace tovarășe, hai să facem rotă mâncare. O, am sprint acum. Foai, păi, perfect, așa mă, dacă, uai, da, bă, da, handicapat să mișcă. Hello. Ia tu de aici, domnule, ala-i. Și trebuie asta ce face? O, dau cu gheara. Mamă, ce am făcut, uai de cap meu, uai de cap meu. Uai de cap meu, uai de cap, l-am distrus totalmente, nicio șansă n-a avut. Nu mai rage și mâncă, ala-i. Următoarea victimă, tu. Scuipă la el, bam, băi, asta așa, scuipă în spate cumva sau mi se pare mie? Trage în spate, zboară în față, am înțeles. Ala, și încă o dată. Și acum îi dăm la fraier. Ala, poți dau și cu ghearele, fii atent aici. Ala, uite, bam, ce i-am dat. Hai, diga, mi-o sunt prea OP, măi. La atac, mergem, mergem, nu vezi că mergem la atac, cum să nu facem, vă atacăm acum. Care e fața cu tine, creatură? Ala, mănâncă și tu de acolo din cadavrele alea. Unde e ultima creatură dintre asta, mai lipsă? Unde ești, măi? Aici erai. Ala, și trebuie să-ți dă, bam. Mamă, ce pun mi-a dat la fraier. Hai, diga, mi-o la anihilez, uite-te ce-i fac. Uite-te ce... Atât i-a fost. Oi, ce să flexează, crea. Uite-l, măi. Hai, diga, mi-o, mimul dracului. Te întorci înapoi, da, exact, dacă-ți trag una, te întorci înapoi în timp, tovarăș. Atât a fost. Creatura mim, tiranozaur care cucerește lumea. Cum să nu? Asta e cea mai bun titlu. O să fac asta, să ajungă miliarde de vizionare. Ala, uite acolo niște fosile. Mai multe bucățici, mai multe puncte pentru T-Rex. Aha, ce asta? Nuki, Nuki. Tovarășe Nuki, pregătește să fii anihilat. Auta. Scuipol! Și acum dă-i cu gheara, bam. Ala, și acum dă-i cu atacul primar. Ce a fost? Anihilat. Ala, iar rândul tău acum, fraiere. A, stai că poți să scuip de aici. Ala, eu o să stau la distanță, o să fiu sniper, privește-mă, auta-l. Ala, și trec moarte și-o luat. Așa, poți mănânca asta, dă acum, bun, așa. Și dai și pe fraierul acolo. Dă-i și alea, bam, uite ce trage mâine acolo. Mai trage o dată. Bam, ea mai trage una T-Rex. Bam, îi mai trage una T-Rex, auta-l. Bam, mamă, ce-i dau de la distanță, stai aici, îi dau damage oare. Ala-i. A fost anihilat. Ala-i, sunt OP ca dracu. Ia, de ce e și lumea pe acolo? Ai trăsătura al lui Nehalecu. Ce trăsătura al lui Nehalecu? Du-te mă la dracu încolo cu trăsătura. Mă mănâncă nasul. Mă mănâncă nasul, mă doare în același timp. Nu știu ce dracu am făcut, că am dat cu nasul de perete în somn iarăși. Ai, de-a cameu. Tovarășe, înapoi, retragerea. O să fim sniper cu creatura aia. Retrage-te. Ok, fii atent aici. După ce vine asta, ia poziția. Vine în cace. Piau! Audă-l ce i-am dat. Hopa, și-a tragi, ești nebun? Ala-i. Trageți. Opa, a tras în mine fraierul ăla, ala-i. De acolo, tovarășe, ala-i, te descurci foarte bine, te rog să te susține. Ala-i, nu cred că fac bine ce s-a întâmplat cu opa. Stai așa că vine T-Rex-ul. I-am dat. Ala-i, stai că dau ăstea. Ala-i, l-am zis pe ăsta, bun așa. Așa, dă-de-ți. Ala-i și ăstuia. Ataca fratele meu. Mamă, ce ne-am făcut, arătoare, ești nebun la cap. Bă, să te bopez să te ia dracu. Ala, repede, umple-s HP-ul. Fai, nu vreau să cred că a scăpat și ăsta. Voi am devenit bun la jocul ăsta dintr-o dată. Trebuie să cred că lecție e ceva gen... ce dracu zic, bă, ăștia? Dar să știi că ceva de genul. Hopa. Stai așa, înapoi. Cine e ăla? Ăla-i Alfa, pe ăla trebuie să-l doborâm. Ăștia au 15 HP, astea și nu s-au doborât. Ok. Bam, trage-n ăla acolo. Uite, îl tragem din două direcții diferite. Habar n-are... Ala-i, dă-i în el acolo. După ce Alfa moare... Ala-i, și acum mă duc spre el. Du-te spre el, T-Rex, ala-i. Cu toată viteza înainte. Și vine T-Rex și dă bam! Bam la fraier. Ala-i, ai văzut ce simplu a fost? Ala-i, și acum putem să mâncăm. Tu ai 11 HP. Vino cu acest fratele meu și mănâncă și tu. Oh, și ție-ți-e frică? Ți-e frică? Bam, îți dau fraiere! Atât s-a fost. A, uite ce le face măstura. Fai de cameu. Anihilare și exterminare. Bum. Ok, și acum vine T-Rex și... A, trec la mine în braț a venit prozul. Mamă, ce ușor a fost, ești nebun? Bă, ce înseamnă să joci cu cap, ce înseamnă să gândești, ce înseamnă să fii T-Rex. Sunt incredibil, nu-i așa, ia uite-mă. Bă, creatura asta e puternică, să dea dracu, am făcut și-o. Pentru prima dată în istorie, de când joc în jocul ăsta, în cele 30 de ore ale mele din jocul ăsta, am făcut și-o ceva cu cap. Wow, nu vreau să cred așa, m-am uimit pe mine însumi, stai așa să salvez. De ce mi-a zis nimeni că trebuie să salvez? Bă, nu mi-a să... O să reinvoc pe Lexi. Bă, lăsați-o mă pe Lexi să doarmă, mă, că merită și asta să o odihnească. Bată Dumnezeu, mă suportă pe mine toată ziua. Vă mai suportă și pe voi acum. E ca și cum v-ar suporta pe mine în miniatură mai multe bucăți, dracului. Îți dai seama. Zici că-s de dublat astral, așa e canalul ăsta al meu aici. Zici că sunt eu, zici că-s numai eu pe canalul ăsta, dar de dublat astral, așa. Tovarășul, vine în coace. Haide să mergem la vânătoare. Continuăm vânătoarea, continuăm extinția. Așa se numește planta asta, extinția. Curând numai Serexanul să umble pe aici. Când faci Minecraft RLCraft? Trebuie aplicația de la Steam, de la Twitch, pe care eu nu o folosesc, știi? Și nu vreau să mă implic în chestia. Abar n-am, RLCraft-ul ăla nu prea mă interesează așa de tare. Ala, l-am atat pe frar aici.
Și acum trebuie să duce și dă mare bucată. Bam la fraier. Ai văzut că nu s-a așteptat la asta. Ala. Și acum îl devorăm. Vino cu acești, devorează-l fratele meleu. Ăla tot ce să mănânce fructe. Bă, sunt de carnivor, noi idiotule. Fter și comunitatea lui. Ala. Bag acolo. Direct sniper din două direcții diferite. Bam. Alfa, mamă, tu ești alfa, mă, fraiere. Ala. Și acum T-Rex-ul vine la distanță și trage și el în dinamic. Stai așa că vin, fratele meleu, stai așa, nu muri. Alai, și acum T-Rex-ul dă. Alai, mamă, măi, culiță, mamă, doamne, ce strategie imbatabilă avem. Pune mâna și mâncă, alai, pune mâna și mâncă. Proteine, fibre și nutrienți de care ai tu nevoie să te faci mare și puternic. Mâncați carne, mă, nu mai fiți vegani. T-Rex-ul e cel mai tare. Poți mai mănânc, nu mai pot. A, stai să iau asta. Bam, am luat chestia asta, stai așa. Următoarea creatură, tu. O să te scui pe T-Rex-ul fix în față, nu fugi de mine, sunt sniper de elită eu. Uite, mă, ce vine într-un picior la mine vine. Ala și vine furios spre mine. Ala, păi acum te-a distrug, fraiere. Ta, mare greșeală a fost asta. Ala, ala. Oba, tovarășe, dă-i, tovarășe, dă-i. Nu, tovarășe, tovarășe. Nu, a murit cu coada în sus. Păi, dar ce n-ai atacat și ai stat steudel? A, nația dracu de specie inferioară. Îți dă T-Rex-ul, măi, îți dă T-Rex-ul pentru asta. O să regreți amarnic. Noi suntem vânători în haită până o să devin vânător solitar. Ala, ala, și mai dau una dată, ar fi dus dracului. Hopa, mă cam bate. E, nu mă mai bate, l-am distrus. Ok, dă-i și mâncă repede, ala. Ala, și acum pot să-mi iau shield în cuibul ăsta din câte știu eu. Ala, uite cum mi se umple HP-ul înapoi. Mi-am pierdut tovarșul, toată lumea unei funcea pentru tovarșul care a picat la datorie acolo. Creaturile astea sunt handicapate, au un picior. A, dar știu că au un picior, sunt handicapate. Hai, dica meu, PewDiePie gelo, doar ai unde te duci încolo. Rip creatura faină, ala, mă mănâncă gâtul. Vino în cace și tu, ala, te-am văzut acolo, nu încerca să ascunzi de mine fosila nenorocită. Bă, ce dracu, am fantome în pod, iarăși ce se întâmplă? Ok, iau și chestia asta. Yeah! Ala, ce am luat acolo? Niște țepi, am luat acolo un buzdugan pentru coadă. Ok, va trebui să-mi fac rost. Oh, am 250 de puncte, ești nebun la cap. Foai, păi mai trebuie bucățele, măi, am stat să vânez puncte, dar acum am nevoie de bucățici. Bă, ia uite, mamă, ce-o spama lumea cu Eva acolo. Tata s-a luat pentru tovarșul ăla. Tovarșul ăla blanaua lui T-Rex, care a murit la datorie, săracul de el. Uai, a fost un camarad pe cinste. Uite acolo, în jurul, uite acolo pe harta aia, uite ce e acolo. Numai cuiburi moarte, uite, ai de cam, eu numai zone, mă. Oh. Oh, salutări ție, domnule. Ce cauți tu singur aici? Bată-te, Dumnezeu. Bănesc că e momentul să migrăm sau ceva. Ok, nu pot să dau seama, deci ia șutează-o. S-a mort că nu pot să șutez ou. Ala, pot să șutez ou, aia vreau să fac. Du-te la dracu de acolo, progenitură ce ești. Bun, așa. Hai să încerc să vedem. Ala, vreau să evoluez creatura asta. Cine dorește? Ala. Tu dorești, vino încoace, așa. Ala, hai să evoluez creatura asta, că trebuie să-i adaug niște upgrade-uri după aia plecând dracu de aici. Cine mai chiulește de la ore online? Decât mine, uite. Crusty Rod, tu pleci de la ore online, mă, bate-te Dumnezeu. Ala, dar... O, avem ochi amenințători, privește. Sight. Mă, adică sight, dar ochii ăștia îți dau vreun avantaj sau ceva, nu știu. În afară de faptul că poți să vezi. Ce dracu s-a stea, mă? Feel front, ce dracu-i prostia asta? Ok, punem ochii ăștia cartă. Arată, uite ce amenințători acum. Vai de cap, meu, te pui cu așa ceva, fai de cap, meu. Wild Dragon moarte, ți-am mișto să fie roșii. Altă gură mai avem, alte guri nu mai avem, de nefericire pentru noi. Vai ce veste minunată, nu mai... O, avem gheare, măi, uite aici. Strike 2 și Pose 1. Nu mă interesează așa de mult. O, avem 3 gheruțe. Alai, bag acolo. Da, nu mai mișca. Alai, acum dă să extind chestia asta. Și puțin mai micuțe. Alai, 3 gheare faine la T-Rex acolo. Și acum mai punem detalii, stai așa. O să păstrez asta în coadă că e bună, sincer, să fie asta așa. O să o pun acolo pentru un moment. Am o idee. Vreau să mai extind puțin brațele la creatura, vreau să mai extind puțin coada la creatura asta. Ok, stai așa. Da, stai nu mâinile în coadă. Stai mai așa, te bată Dumnezeu, că m-ați învățat voi, uite cum m-ați învățat voi, măi. Exact cum m-au învățat Terexani, ești prost. Pare prost. Cine? Ești prost. Direct acolo, ești prost, Dancit. ca să vedeți voi cum mă simt eu fiecare zi. Ala e. Duc asta mai așa. Ok, și acum facem coada asta mare. Hopa. Uite așa. Hai, mă, bată-te Dumnezeu. Gata, uite așa. Asta vine așa. Stai, nu te mai mișca. Ala e. Și asta o să vină ceva de genul, cred că vreau să-l fac, știi? Gen, vreau să arcuiesc asta în sus ca să pară că scuipă spre inamic, nu mai scuipă dracu în direcții random. Gen, scuipă în spate și se teleportează în față prostia după aia. Ala e.
Hai da. Hai da, mâncat arciuma, așa. Bun. Asta și asta vine așa. Asta o să vină, uite, așa. Stai, ține coada aia dreaptă. Ala, ia uite-l. Direct cu propulsor acolo, dă. Așa. Bun. Și asta o să iau de pe gât de aici și o să o pun fix acolo. Ala-i. Și acum când trag fix în inamic să duce chestia asta. Arată într-... Nu pot descrie această frumusețe naturală. Picioarele mai așa. Aș putea să umflu puțin zona asta aici. Ok, mai ca să dau puțin în definiție. Arată bine. Zic eu că arată bine. Acum nu știu părerea voastră și nu mă interesează părerea voastră. Asta e partea a doua. Bun, așa, o să punem niște țăpi. Ala-i. O să pun un corn aici, stai așa. Uite aici. Uite acolo un corn. Ala-i. Ca să pot să atac inamicul în forță, cum să nu. Așa, ia așa. Pot să întinde. Trec tu un rinocer, bandeveni. Sunt un rinocer, păzea. Ia stai așa. Uite acolo. Uite fix acolo, domnule. Ala-i, uite-mă. Și direct o să-mi pun inamicul în cur cu chestia. Eu mă duc în spate, ăștia o mare bucată. Trec să pune niște chestii pe cap și cor ca să-i dai formă. A, și încerc să pun chestii pe el ca să-i dau formă. Dar ce dar sunt astea? Dermapurk și asta, Charm 1, Health 1. Uite mă, crește HP-ul chestia asta. O înnătătoare de rechin, de ce nu? Ce dracu-i flagelul ăsta? Ce n-ai prostia asta? Ok, o să pun chestia asta pe el. Acum habar n-am cu ce o să mă avantajeze pe mine treaba asta, dar în fine. Pot să fac mai mare, opa. Ce n-ai v-am pus pe el e întrebarea, ce e asta? Ce este această chestie pe care am pus-o pe el? O să o pun pe shoulder aici, astea așa. O să echipez așa shoulder-ul cu niscai chestie. Babar n-am ce asta, doamne ferească. Ala, uite acolo frumos pe șold, uite, are chestiile alea acolo. Aș putea să pun chestia, o să pun și pe umere aici, o să-i pun o de asta. Ala-i. Auto, ce format arată, bun așa. Ce aș putea să mai pun? Aș putea să-i pun niște iarbă în cap, de ce nu? Ia stai așa. Ca să se camuflez sau ceva de genul. Babar n-am, nu ce aș putea să mai pun pe el, ce n-avea asta? Ok, o să pun și o chestie, dar ce n-avea prostie aia? A, uite așa, uite așa, a, de asta zicea ca să-i dau formă, măi. A, la, păi stai așa că îi dă T-Rex-ul formă, nu știu ce e aia, în fine, dar eu am pus-o pe el acolo. A, uite așa, pun niște drăci de-astea, a, la-i, de-a lungul corpului, măi. A, la-i, am pus pe el de toate drăcile, uite cum are gâtul mai definit acum. Și acum întâi decât să-i dau o culoare. O să dăm un model nou, oameni, arată fain așa, dar arată fain, dar în același timp nu prea arată fain. Eu am părul scurt, bă, bată Dumnezeu, de la Tesple, ce Tes... De la Tesple, a, la Tesple, să vedem cum se mișcă, da, stai așa. Mai întâi toate vreau să-i dau o culoare. Ce aș putea să-i dau? Aș putea să-i dau chestia asta oare? Ia să vedem cum arată. Doamne ferească Dumnezeu ce am făcut. A, da, și coada aia se mișcă extrem de nașpa acolo. Asta arată extrem de nașpa din nou. Hai să dau chestia asta, ia să vedem cum arată. Bă, numai trebuie să dau niște culori ca lumea, aia. A, la, uite așa. Vai de cameră, dar nu mai gâgâi, că nu ești o gâscă. Gâsca Ghighi, bate-te Dumnezeu. Aia-i. Asta ce părere. Mă, dar ce portocale astea așa? Se dau asta atunci. Haide, cameră, dar urât faci, mă, bate-te. Uite așa. Acum o să dau un roșu. Uite așa, un roșu închis. Aia-i, un roșu închis la bază. Cold, ia să-i dau asta. Ce-ar putea să-i dau acela cold ăsta? Aș putea să dau asta. Bine, ar trebui să schimb puțin culorile, ce-i drept. Bă, da, verde la arată să o și detalii, ia să vedem, detaliile care interesează pe Terex, întotdeauna m-au interesat detaliile. Poate asta. Ai de capul meu, zici care urticare, fix așa-l las. Fai de viața, hai să dăm un test play, ia să-i, că ce azi zice. Ala, uite-l, mamă, cum să mișcă coada aia, pe uite-l. Direct un test play acolo, ia să-i, ce, o, are animații, măi, spin. Aude, ai de cameră cum să glice chestia, vai rău arată. E un buton între butonul, dar știu că e un buton acolo, tovarșe, deci știu și eu. Ce dracu e asta? Call. Rage mă și tu normal, mă dezamăgiști, bate-te Dumnezeu, ce asta? Mamă ce răgnete n-aș pare. Flip. Aude-l măi, fai de cameră, incredibilă creatura asta măi. Este senzațional, ieși afară în cercul, nu poți să ieși afară în cercul, te bată Dumnezeu, bine atunci. Ia de ce mai avem acolo, punch. Drept perversă ca pe Târgu Ogna cu pumnea de șopă. Uite, ai de cam... Ba, dar arată bine. Ala, așa rămâne. Terexul a decis. Ce gunoi ăla. E gunoi de calitate. Terex mai joci Cuphead DLC-ul. Bă, dar când a... Bă, dar n-a apărut DLC-ul. Lăsați-mă dracului. Normal că o să... Așa, am fost și abandonat. Bă, eu înțeleg că a făcut o abominație de creator. Dar nici chiar așa să mă abandoneze propria familie. Bată-te Dumnezeu. Cuphead o să joc.
Când se lansează DLC-ul, deocamdată a fost anunțat DLC-ul, n-au zis pe ce dată îl lansează, dacă l-au pus acolo pe Steam să poți să-l bagi în wishlist. Și asta mă stresează pe mine, că o să apară cândva, dar nu știm când. Terex, am un frizer personal, nu ca restul terexanul cu păr de 2 metri. Bă, dragon, ce să zic, tu ești mare om de valoare, te bată Dumnezeu. Cu un sort de pușcărie și chestii. Du-te mă la dracu încolo că știu mișcările, lasă-mă în pace. Vreau să dau salvare repede până nu dau jocul ăsta crash. Îmi face așa vreo bucurie și îmi resetează tot progresul. Și pierd așa frumusețe, auto-l. Fighty, cam eu, asta îți fură nevasta în 2 timp și 3 mișcări. Bun, așa, în ce direcție trebuia să merg eu, are era întrebarea. Cred că în direcția asta, uite așa, pe poteca roșiatică, așa, ala, direct în partea, mă duc. Nici nu mi-a luat un tovarăș cu mine, l-am lăsat pe ala acolo să păzească dracu strugurii. Așa, până zonele astea, a cauza mare, carnaj, uite ce pe harta, mă, crani, acolo, mă, crani de mort, acolo, mă, X marchează locul, ala, pe aici, pe partea asta se duce textul, departe, plecând departe, în lung și în lat. Ce se întâmplă? A început să ploaie, mă bată Dumnezeu acum. Faide, cam eu. Bă, în ce direcție a trebuit să iau, stai așa că nu mai nu. A, uite, poteca acolo, te duc să urmăresc poteca aia. Poteca sacra strămoșă, hopa. O mică gustare. De ce nu? Alai. Atât s-a fost. Și îți mai dau una de asta, așa. Și apoi îți dau cu asta, fraiere. Și direcția te anihilează. Alai, și dai cu asta și apoi dai cu asta. Așa. Du-te mai acasă, uite ce tremurăște aici, sticleții dracu. Ai! Și dă mâncarea. Atât a fost, ai văzut? Zici că un rex, că e mini rex. Bă, să știi că e un mini rex, dar nu. Vreau să fost să fac și o creatură de aia gigantice, dar nu mai știu, mi-a zis tovarșul The Balance pe acolo, mi-a zis cum să fac creatură de aia gigantice, dar am uitat. Ala, te scuipă textul până vii la el și te mai scuipă o dată. Așa, și acum îți dau cu asta și apoi îți dau cu asta. Ala, și acum nu știi ce să mai faci este. Te-ai panicat complet, domnule. Ești distrus, abominat, exterminat și... Legs, auzi cum îl cheam pe ăsta. Și pe toată asta se numește Legs, îți dai seama. Tipul ăla e gelos așa așa. Trex, pune Dance of the Hungry. Haide, cam lui. Bă, ar merge o chestie, dar n-am făcut playlist. Am uitat să fac playlist-ul pentru stream-uri, dracu. Am decât două melodii în el. Ia asta așa. Și acum să te anihilezi. Opa, stai înapoi. Stai așa, te-ți iau. Bă, dar ce poți să sară, știi, nebun? Așa, și acum vine cu asta, te scuip și pe tine. Alai. Oh, pot să fac asta în el, fii atent. Bam, ala, uite, cu toate abilitățile mele, ești nebun la cap. Mai mare pro la jocul ăsta, nici că a existat vreodată. Uite, mă, fai de cap, nu. Ești mort, fraiere. Și încă una și gata. N-am extenat specia? Ia stai așa să te vorez eu atunci. Tot ce e bun aici, toate proteinele alea. Ok, tu atunci. Așa, așa. Și așa, uite mă, fai de camă, ce-a fost aia, uite. Alai, am văzut cum a trecut prin el, drept ca o rachetă m-am dus, nici o șansă n-a avut omul. Alai, hai că și cu asta a trebuit să te duci la dracu, cu tot cu specia ta de 2 lei. Alai, mori. Mor odată. Face ca o găină, voi ați auzit aia. Bă, eu văd link-ul pe descriere, ce? Bă, nu văd link-ul de la... Aaaa, am uitat să updatezi descrierea pentru stream. Aaaa, da, bravo. Da, bine, trebuie să o plec, dar o să revin. Tovarșul de Dragon, ne vedem, să aduni și ceapă cu tine cât te duci. More brain power! Uite, acum Big Pipi e T-Rex-ul, gata, nu mai sunt Big Brain, acum sunt Big Pipi, dăm coace. Am 29 HP, fighting, bă, da, dă trigger numai, mă, nu putea să puteți mie 30 acolo. Chiar așa s-au zgârcit cu mine. Bun, așa, continuăm aventura, toată lumea vreau să strige ura. Ești cel mai tare T-Rex, haide, cam nu e adevărat, mă minți. Nu sunt tare deloc, sunt foarte moale. Ia stai așa, pe unde a trebuit să iau? Oh, nu, sunt agresive creaturile astea. Ok, o să iau chestia asta. O vai, m-am cărat! Alai, fraiere, mai prindem acum! Am luat și rămășița aia. Du-te în Dumnezeu, măi, o să mă întorc și o să te anihilez, când o să fie momentul potrivit, dar nu acum. Știi ceva pe voi, o să vă ignor, dar o să vă iau rămășițele astea. Văd că părinții creaturi pașnice și foarte, foarte, foarte demne de milă. Aia, am prins o frunză. Aha, am înțeles, o frunză, cum să nu. Ok, și am prins niște ochi. Bun, așa, am găsit niște ochișori. Bă, dar trebuie să încetez să zic că am primit, că am găsit, dracu, n-am primit nimic, decât am găsit. Uite, poteca sacră pe care te urmez ca să ajut la tovarășii mei. Mamă, ăla are 50 HP, ești nebun la cap? Haide, capul. Haide, viața, știți de... Oh, uite aici pe tovarășii. Tovarășii! Avem, mamă, ce zona asta de șerchi și pustie așa. Tum, tu-du-dum, tu-du-dum, tum-tum. Trebuie foarte isteț, spus în ghilimele, într-adevăr, spus în ghilimele. Creatura asta e mai deșteaptă decât mine, decât sunt eu în viața reală, aia e problema.
Salvează! Ala-i Max Tank, ala-i! Max Tank primește o ceapă de la Terzi. Evoluție! Îmi dumnezeie mătii. Așa, you have claimed this nest, du-te mă la dracu. Și salvarea a fost în... am scuipat pe telefon. Așa, bun, așa. Gata, și s-a salvat. Și acum e timpul să-mi fac alia și să mergem să anihilăm. Vino cu acea fraiere. Ce știi tu să faci? Ok. Ăla cântă sau ceva, habar n-am, dar de asta ce-am făcut, am făcut bine și l-am luat aici. Stai așa, pe cine trebuie să mai au eu? Ia uite, ia uite pe aceea, ni, băi, nu vă e rușine. Ăsta e cu mine. Tu nu ești cu mine, vreau încoace, tu trebuie să fii cu mine în grup. Sau tu nu ești cu mine în grup, tu nu ești cu mine în grup. Ala-i. Asta cântă și eu cântă, ala-i, toată lumea cântă. Când o să ai copii, ca mine, ce mă? Fă un spainu, aha. Ce-am ratat? Domnule, ai ratat o oră și un sfert din acest live incredibil, nemaipomenit. Imaginați-vă, ăsta e live-ul perfect. Bă, dar unde-i Fire Alpha asta așa? Sau ai Alpha dracu să le am uitat, Doamne ferească, Dumnezeu, am uitat numele iarăși. Unde-i tovarșul? Bă, să-mi bat picioarele, ne lipsește celălalt Alpha. Opa! Băieți, am făcut o greșeală, aveți grijă! Aveți grijă, vin toți pe noi, fugiți! Fugiți! O, vai, am făcut o greșeală, încercați să-i atragem spre cuib. Alai. Ala, atrageți-i spre cuib ca să putem să-i anihilăm. Alai. Ala, uite acolo. Ala, trebuie să faci asistență de sniper. Și acum mă duc cu toată viteza. Bam! Alai. Distrugeți alfa-ul. Distrugeți alfa-ul. Stai, ce? Nu poți atac? Nu poți atac. Stai așa. Creatură proastă, blochez calea. Stai așa. Alai. Alai, dacă distrugem alfa-ul, suntem bine. Nu-i așa? Dacă distrugem alfa, vreau ca ceea să construie. Mamă, suntem prea opești, nebun. Alai. Ala, și acum luați-l pe ăsta, luați-l pe ăsta de aici. Ala, distrugere, bam. Și acum ne înfructăm din carnea lor. Terex, if you friend the species completely, you will be able to take their member Zorpeak ally. Știu chestia asta, tovarășe. Știu asta, tovarășe. Bă, dar the balance, tu ești român sau folosești Google Translate dracului? Că nu pot să-mi dau seama, e foarte greu să-mi dau seama. Ok, sunt eu așa mai prost de felul meu. Ala-i, scuipați acolo frații mei. Asta de nivel 4, asta, o vai de mine. Băieți, am nevoie de ajutor, băieți, am nevoie de susținerea voastră. Ala-i, făi de cam eu. Sunt o stare foarte neplăcută, dar dar o să succedem ca specie, fiindcă suntem superior cu mult. Ala-i, și acum putem să mâncăm liniștiți. Niam-niam. Ala-i. Și acolo avem încă o pradă. Ala-i, stai, dă-i și scuipa spre el. Ala-i. Așa mai scui pe atat și... Ala-i, dă-i cu charge-ul, BUM! Ala-i! Charge-ul blana alu T-Rex. Opa, mi-am luat stun și eu ești nebun. Stai, de ce mi-am luat stun? Bă, de ce mi-am luat stun? Ce mi-a dat stun? Asta mi-a dat stun, bă prostule. Băi, haide ca meu. Tovarșul s-a blocat acolo, ala-i. Ala-i, loviți-l. Ala-i, nicio șansă n-au. Vecinii cei noi sunt praf și pulvere, vai de ei, ala-i. Și acum hai de fără, fai-te ca meu, bă, dar mă sperii degeaba că facem foarte bine. Alai, suntem o specie chiar foarte, foarte superioară. Ci, față de data trecută am fost cea mai oribilă creatură. Bine că am dat și pe normal acum. Ceea ce îmi permite să fiu superior din multe aspecte. Terex, how you doing? Băi, nu folosi cuvântul ăla, că te bată Dumnezeu, nu știu dacă e voie să folosești cuvântul ăla. Nu știu dacă mă pedepsește pe mine YouTube pentru că folosești tu cuvântul ăla. Căci că eu trebuie să vă educ acum, căci că trebuie să fiu ca un profesor pentru voi sau ceva de genul. Așa spun legile noi ale YouTube-ului. Și tu mă ne mergi cu leavă în coace. Alai, vin aici. Vin aici, bestie. Mă, dar nu fugi, că nu scapi. Oh, Doamne, uite-l ce fuge. Ala-i, dau cu veninul în el, ala-i. Ala-i, mai trage o dată, bam. Ala-i, și mai trage o dată. Uite-te ce stă prostul acolo. Și mă duc cu charge-ul în el, fiți atenți aici. Și bam, nici n-am apucat să mai ating. E, uite o fosilă. E, uite încă o fosilă. Du-te și-a fosilă aia. Așa. E 14, nebunule, Fire Alpha. Ce Fire Alpha nu e aici, măi? Mr. Extinction Teacher. Ala-i, Extinction Teacher, ce dracu, cum adică? Bă, ăștia sunt agresivi. Bă, ăștia sunt agresivi. Sunt agresivi la T-Rex, la specia noastră. Bă, tu ce faci aici? Ia stai tu așa. Bă, voi sunteți agresivi, mă, șupânilor. Ala-i. Ala-i, și acum trebuie să vină la asta. Știi ceva, dă-i în asta acolo, ala-i. Ala-i, mort. Și acum e rândul tău. Bă, stai așa că nu pot să atac, lăsați-mă și pe mine. Vreau și o să particip la... Nu mai contează. Următorul, tu ești pe listă, fraiere. Ala-i, loviți-l. Loviți-l! Anihilarea! Ala-i, gata, atât ce-a fost. O, de ce fuge ăla? Ni! Cu charge-ul în el, băieți! Ala-i, și l-a rulat. Uai, ăla-i foarte mort acolo, ești nebun, acolo. Ala-i, opa, a murit unul! Ce? A murit pe unul. Opa, ia stai mă așa, băi, șmechere. Băi, tu crezi că... O, eu am murit pe amândoi.
Oh, vai de mine, oh, vai de mine, oh, vai de mine. Mi-a omorât tovarășii. Haide, oh, doamne, asta dă damage, măi. Alai. Răzbunare. Răzbunare. Mi-a omorât aliații, băi, ești nebun? Nu vreau să cred așa ceva. Uai, a fost un război nemaipomenit ăsta. Am trecut pe multe, am pierdut mulți oameni. Tot a fost atât de dramatic. Uite cum ori pica, mă întrebare, poți mănânca cadavru? Nu poți mănânca cadavru, nu pot să fiu canibal, bată-mă Dumnezeu. Uai, am pierdut atâția aliați. Nu o să mai pot să mai dor la noapte de ce s-a întâmplat aici. Dar s-a meritat pe deplin, uite ce am putut să câștig de pe urma, lor. Un cimitir întreg de fosile. Doamne ferească Dumnezeu ce a fost aici, oameni. Nu o să vă vină să crede. Păcat că n-a fost nicio metodă prin care să vară ce s-a întâmplat aici, nu-i așa? Dacă ați făcut un live stream sau ceva, ar fost incredibil, nu? Ala, a fost o idee genială, dar textul nu face streamuri. Ala. Am găsit o grămadă chestii utile, bun așa. Fai de cam eu, i-am cucerit și pe fraieri. Acum trebuie să mă întorc înapoi la grupul meu, acolo la cuibul meu. Trebuie să retrăjesc armata. Dacă te-ai să ar fi profesor. Ala. Tot institutul de învățământ ar primi un rework așa întreg de partea mea. Hopa, Fire Alpha, ia cilea. Fire Alpha s-a întors, apoi Fire Alpha, ala. Toată lumea se bate din palme, s-a întors Fire Alpha, nu mai e Alpha acum. Ala, nu mai trebuie să mai fiu confuz. Hai de cam eu. Ah, Terek știe. Opa. Ok, ia să ce avem noi pe aici? Trebuie să mușcăm creatura. În primul rând scoatem căpățâna asta. Mamă, uite ce am. Mamă, ce am aici? Mamă. Mamă ce am... Ce... Mă, explică și mie cea. Ce oribilitatea asta de gură. Ai de cam eu stare buze. Eu, chestia arată dezgustător. Ala, fix pastă eu pun. Ala, așa. Asta vine așa. Ok, asta o să vină puțin mai așa. Îi facem o gușă, măi. Ala, ai de capul eu. Nu, l-am stricat complet. Stai că trebuie să-l pun iarăși. Gata. Așa, opa. Stai așa, nu foarte mare. Bun, așa, uite așa. Puțin mai lățit. Da, nu-i bine. Foarte îngust, nu chiar așa. Ceva de gen, uite așa. Ala, perfect. Ia să umflu eu bucata asta. Bun. Și bucata asta, bun. Ala. Brațele rămân la fel de sfrijite. Brațele trebuie să rămână sfrijite. E un tranzor. Brațele trebuie să fie sfrijite, e obligatoriu. Asta ce să-l fac mai mare, totuși. Trebuie să crească în forță, în dominanță și în chestii de astea, nu-i așa? Ia să vedem dacă pot să-l fac puțin. Băi, asta așa, vreau să extind gâtul, ia stai puțin. Ok, ia dă toate alea jos. Gata, moment, îl facem un tranzor, îl facem un proper rex acum, fiți atenți aici. Gamia și picioarele. Am vândut poison-ul! A, știi ceva, nu mi-am nevoie de poison, am bag picioarele în el. Fiți atenți aici, un proper rex face T-Rex-ul, fai de viața mea, păi voi vă puneți cu mine, măi. Voi vă puneți cu T-Rex-ul, măi, voi vă puneți cu cel mai nebun om din Calea Lactee, măi. Curând în Andromeda, dacă nu știați o să mă mut în Andromeda. V-am spus eu acum, ale. Hai de acolo, așa, boing. Așa, hai de viața mea. Cum ar fi să-i pun capul aici? Cum? Deci de ce chestia arată extrem de greșit? Spuneți-mi și mie repede, de ce chestia arată așa de greșit? Ce dracului, băi? Ok, stai așa că rezolvă T-Rex-ul acum, oba. Stai așa, să-l dau puțin mai în spate. Ok. Bă, adică nu vreau să-i fac gâtul foarte mare, stai puțin, că nu foarte, nu trebuie să fie foarte, foarte mare. Pot să mai scurtez puțin, opa, pot să mai scurtez puțin în el, așa. Ok, și acum pot să-i umflu puțin gâtlea așa. Dar nu vreau să aibă două gâtleje, bată-te Dumnezeu de joc. Uite, așa, gata. Alai. Foi greu să-mi bat picioarele. Ok, asta o să fie puțin mai săltată, mai așa, și așa. Alai, cel mai blanou tranzor făcut vreodată în spor. Nu-i bine. Așa, arată puțin cam răuț, nu-i așa? Opa, doamne, vai de mine, arată oribil. Stai așa, haide, așa unește-le. Bun. Ar merge niște muzică acum pe fundal cât timp mă concentrez să fac chestiile astea, dar cred că muzica mă rom ar deruta. Ok, cred că ăsta ar fi gâtul. Cred că ăsta ar fi gâtul, uite, ăsta e gâtul, oameni, vezi? Ăsta e gâtul mătii, vezi? Așa, și acum mai facem corpul mai bulănos, auto-l. Ale, facem cu. De ce ți-ai făcut așa? De ce gâtul? Lasă că rezolve imediat, stai așa, nu te enerva, nu te împace. It's a big boy, it's a chunky boy, nu? Nu-i așa, e chunky. Toată mi-a place chunky, nu-i așa? Ale. Lasă că rezolve imediat, stai așa. Picioarele vin acolo. Genunchii sus acolo, fără clipping între picioare. Oh, vai. Oh, vai, nu e bine, stai așa.
Ok, atunci mai jos. Așa. Asta mai mare, asta mai mare. Îi punem o musculatură de aia faină la picioare aici. Trebuie să aibă picioare mișto, măi. Așa, are picioare mai mare. Odată ce creatura ta crește, toate părțile corpului se fac mai mari. Alai, big pipi. Bun, și acum trebuie să lucrăm coada asta. Așa, ia să iau asta. Așa, și acum trebuie să dau în față cât se poate de mult. Și acum mai punem o coadă blanao. Alai. Vino aici, creature. Nu e foarte bine, atât. Uite aici, cel mai blană transor. Stai mă pe lunte mai mișcat, dacă te bată Dumnezeu. Bun, și pentru că Terex îi plac cozile lungi, Terex o să facă o coadă extrem de lungă. Dar nu bifurcat în două, că arată ca dracu. Hai da, hai da, unește-te înapoi, așa. Așa, o coadă, o coadă, dar nu bifurcată, te rog frumos. Fără, fără bifurcațiile astea aici. Hai da, ah. Trebuie să reușesc să fac chestia asta cumva, hai da. Hai da, mâncate, bă, dar și nu pot să vă unesc astea, bă, bată-te Dumnezeu. Alai. Și acum am trebuit să o ridic în sus. Nu pot să o ridic în sus, ce? Bă, bată-te, nu pot să o ridic în sus, bă, dar ce puteam să o ridic în jos sau cum? Bună aia, T-Rex. Știi ceva? Ia să trag asta. No. Mă chinuie foarte tare și nu-mi place. Haide. Ok, aia foarte mică. Asta mai așa, asta mai așa. Ce mai e cel mai pe acolo? Stai așa că nu mai mă uit în chat. T-Rex, fă-i coadă dublă. Ce la Raptor? Darius Florian, ești un necioplit fără cultură. Alai. Bun, uite-l. Așa. Mă, dar de ce nu pot să-i fac coada dreaptă? Eu nu înțeleg. Mă enervează că nu pot să fac coada dreaptă. Haide. Haide. Știi ceva? O să rămână așa. Opa. O să rămână așa cu coada atârnată. Nu prea am ce să-i fac în privința asta, dar alai. Ok, asta vine așa. Boing, boing, boing. Așa. Aia nu-i prea foarte netă, dar coada... Oh, doamne. Aia nu-i foarte netă, dar coada cui pasă, nu o să observe nimeni diferența. Odată... No, uite cum i se îndoaie coada, ești nebun. Și îl face mai înalt, alai. Mai mare, mai periculos ca niciodată. De ce i se îndoaie coada acolo, că mă deranjează foarte tare. Dumnezeu tău, uite-te ce mi-a făcut aici, uite-te ce mi-au făcut, uite-te ce mi-au făcut aici. Unește-le, măi, că te bată Dumnezeu. Hai da, unește-le. Unește-le, bun. Ha, uite-te și ce-am făcut. Doamne ferească Dumnezeu. Ok, știi ce? O să rămână fix, o să rămână fix așa. Puțin îmi pasă, gata, mă chinuie prea tare. Mă doare capul dacă mă mai chinui mult. Bun, acum vine capul aici. Și cu bucatea așa dreaptă. Așa, asta o să... Opa. Așa. Asta se întinde în partea. Asta vine puțin mai așa. Bun, asta ar fi căpățul. Vai de mine. Nu mai te strâmba așa. Alai, gata, uite-l. L-am nimerit. Și acum trebuie să-i punem ochi, fiți atenți aici. Nu mai face înalt că-l strici. Cum adică nu mai fac mai înalt? Lasă-l mai așa mai înalt. Să fie înalt, să fie peste toți fraierii. Să fie... Wow, uite ochii ăștia de dragone, uite-l. Alai, asta arată că e un elder, măi, uite, vezi? Asta dovedește că e elder. Uite așa. Vedere binocular. Asta nu-i foarte binocular, stai așa. Alai, opa. Ah, uite ce am făcut, uite-te, da, uite-te, bată-te Dumnezeu. Picioarele acolo, măi. Ala, uite, vederea binoculară a lui T-Rex, uite-l. Uite cum se uită spre tine asta. Asta îți devorează sufletul numai cu privirea. Pune-mi de o șopârlă. Lasă-l mă așa. Ia să vedem, lasă cu ochii de șopârlă. Nu mereu cu ochii de șopârlă. Știu eu ce fac aici, stai așa că trebuie să pricepe. Gheară cu două degete. Ia stai așa. Asta arată mai bine. Ala, și asta vine în partea asta. Ai de cameră. Bă, dai mei când vorbesc, pe acolo vorbesc, deci ca un megafon la gură când vorbesc ăștia mei. La picioare am văzut așa ceva. Îți aude de partea aia distorțiuni. Alai. Bun, așa, bun. Și în partea asta. Ok. Arată bine. Stai, asta se mai scade puțin. Așa. Parcă e prea mare acolo. Bun. Alai. Picioare de, ce dracu să ai? Picioare de sconx. Bun, așa, și acum are nevoie de membre, mă, oameni. Normal, are nevoie de membre. Orice transor are nevoie de membre dacă se respectă. Uite așa, niște brațe foarte micuțe de rex acolo. Uite așa. Haidea, cameo, haidea, viața mea, asta zic că să flexează la tine și nebun, zici că vine să-ți dea cu pumn în față. Da, cu mâinile alea crește-o că poate să dea un pumn nemaipomenit. Are asta o lovitură, haidea, opa.
Stai, măi, 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 de ce te miști așa, măi? Așa, asta trebuie să vină în partea asta. Știi ceva? Lasă așa acolo. arată așa mai prostesc. O să-i pun astea în schimb. Cu toate că n-arată bine și are 3 degete. Lasă așa, stai așa. Stai așa, vreau să... Așa. Gata, mânuțe micuțe, stai. Asta mică, asta mică, asta mai mică. Bun așa, uite-l acolo. Cel mai blana orex al lui T-Rex. Ala-i. Și acum are nevoie de chestii blana, o măi. Are nevoie de chestii de definiție pe corp, așa e. Ce asta? Ah, spit, uite spitul, măi. L-am găsit. Păi cum se poate să pierde așa ceva? Bună aia, direct în coadă acolo. Direct acolo, direct. Mă enervează. Băi, dar mai gă la mine. Hopa. Spuneți-mi voi mie, vă rog frumos, că creatura asta o să se îndrepte odată ce-i dau drumul. Odată ce-i dau... Am pierdut chestia asta, așa să mișcă bine măcar. Oh, Doamne, uite-te la gâtul ăla. Uite-te la gâtul ăla, n-arată bine. Aoleo. Urât, e urât. Mamaia de felin, ce? Na, uite-te și tu cum ar... Ai, de viața mea, înapoi, în fabrică de unde ai venit. Creatura dracului, stai așa. Scoate asta de aici, în secunda, a doi, nu mai vreau, nu, aia dispare. Îi punem capul așa la loc unde e. Arată rău. Arată rău, credeam că am făcut ceva bine, dar de fapt n-am făcut nimic bine. Ok, să fac atunci, opa. Gâtul e prea subțire. Așa. Așa, acum e mai bine. Bun, hai că l-am reparat. Mă, oameni, bă, dar greu să faci o creatură în jocul ăsta, mă, să-mi bat picioarele, dar nu. Ok, și punem coada la loc cum e. Opa. Dar nu vreau să iau de glezne, mă, n-am vrut să-l apuc de glezne. Lasă gleznele în pace. Doamne, bă, de cursorul glitchuit în jocul ăsta. Te să apuc cu latul așa ca să poți să... Nu poți să apuc cu vârful la cursor. Doamne, ferească Dumnezeu. Ok, și facem coada, eh? Uite așa. Asta mai așa. Asta puțin mai așa. Vai de viața și de zilele mele și am făcut acea abominația dracului. Bun, așa rămâne. Și punem chestia în coada să scuipe cu ea. Unde e? Ce asta? Speed 2! Oh, asta are Speed 2! Ești nebun? Haide, cam... Să nu comenteze nimeni nimic despre chestia asta. Dă-le la dracu jos acolo. Asta așa. Uite. Acolo. Mă, da, pot să-i o pun în gură asta așa? Vreau să-i o pun în gură. De ce trebuie să-i pun în coadă? Nu pot să-i o pun... Vreau să-i o pun în gură, nu pe gură. Stai. Doamne ferească, bă, da, ia așa, pot să o fac extrem de mică. Ala, pot să o fac extrem de mică și o să o pitesc. O să o pitesc, dar n-am unde să o pun, mă ferească Dumnezeu. O să o pun pe genunchi, nu la dracu. Bă, ne-ați cazat în coadă, o să o pun, că n-am unde să o pun, bată Dumnezeu. Speed 2, uite acolo, ala. Așa, asta vine așa. Vine fix, așa vine, bun. Ala, aia rămâne acolo în vârful cozii, perfect. Și puțin mai micuță. Bun, așa, aute-l. Arată foarte bine, de fine ce pot spune, sunt foarte mândru de creația mea, vai de cam, vai de creație, bun așa, capul ăla mai mic, arată prea disproporționat. Aoleu, mă întreb, începe să mă doare capul dacă mai customizez unul la chestia asta, ce mă asta, cum adică Sneak 2, ce vrea să semne Sneak 2 ăsta, adică cover sleeve, adică ce vrea să facă? Ei, o să-i pun o dasă pe spate. Oare arată bine? Ala, s-a transformat dintr-o dată într-un spinozaur, ești nebun la cap. Na, uite, asta e evoluție, mă, oameni, ce... Dacă nu vrea să pun aripi, bă, dar du-te cu aripile de aici. Bă, cred că dintr-o dată l-am făcut un spinozaur, nu știu cum să vă zic eu vouă. Dar cred că a luat o întorsătură foarte greșită creatura asta, opa. Stai, mă. Așa. Așa. Vreau să o... Așa. Uite acolo, bă, da. Uite așa. Bă, cred că dintr-o dată a ieșit un spinozaur. Uite, aia așa, bun, așa, ala, și asta o să vină aici încă una. Uop. Wow, a devenit spinozaur dintr-o dată și nu mai pot să mai pun niciuna dintre aia, bun, așa. Na, dar a ieșit spinozaur, ăla e spinul, ala, e super, aute. Ala, încep să te rex, pune genunchi mai jos, genunchii mai jos. Cum să-i pui, mă, genunchii mai jos, că arată rău cu genunchii mai jos. Unde vrei să-i pun genunchii? Aici, bată Dumnezeu, lasă-l acolo. Nu știi că femurul e mai mare decât tibia e mai mare decât femurul.
Alte chestii, mai pot să mai pun nimica. Nu mai am puncte ca să mai pun nimica. Așa, hai să dăm o culoare. O să-l facem așa, turcoaz. Ala, o evoluție totalmente nouă. Auto, direct. Bă, da, stai așa dacă e spinozaur. Nu mai te mișca. Dacă e spinozaur, ia stai așa. Atunci să aibă capul mai îngust. Ala. Uite-l așa. Ala. Știi care ar fi problema? Hai să facem un spinozaur accurate. Băi, ești prost, fă-l mai scund. Cum ar să-l faci mai scund? Ești nebun la cap. Hai de cameră, bă, dar lui... tu vrei un spino accurate. Tu vrei un spino accurate. Păi stai că îți dau un spinozaur accurate atunci. Da, așa că îți dau terxul spinozaur accurate. Boată-te, Dumnezeu. Spinozaur accurate, aute-l. Fix așa arată un spinozaur accurate în zilele de astăzi. Are 4 picioare. Chestia asta vine pe coadă. Așa arată noile studii. Hai da. Așa. Bun, așa, chestia asta vine pe coadă. Așa arată nou spinozaur, mă, oameni. Nu uite ce se întâmplă. Aite-l. Asta e nou spină, mă, oameni. Apropie puțin genunchii. Ai, de cap, uite cum arată asta. Uite așa. Ala-i. Cel mai acurat spinozaur din istoria spinozaurului acurat, care a fost făcut vreodată. Îl fac puțin mai suplu. Bun, asta arată rău, că nu o să pun chestia. O să pun tot membre așa, da? Asta așa. Doamne ferească! Stai așa. Ai de cameră cum a luat chestia asta întortător și a devenit un spino de durată. Ok, asta vine mai așa, asta o să vine acolo, asta e mai ce mai am. Mai scund puțin, bă, dar cât ascund vrei gigant, ceva vrea ascund. Mai scund, pune mânuțe, pune mânuțe. Cum să-i pun mânuțe, mă, dacă e spino, să aibă mâini mai mari. Bine, că mâinile acum, picioare la spino acum, de câte am văzut, o să mai mici decât brațele, ceea ce e foarte disproporțional. Eu încă cu o creatură a putea să trăiască în halul ăla. Ok, ia să punem brațele acum. Brațe de spino, nu avem brațe de spino. Din nefericire, o să punem astea. Stai pe loc acolo, creatură. Uite așa. Și ăsta este spinozaur, opa. Și ăsta e spinozaurul, oameni, uite-l. Mă, dar ce se disproporționează astea așa, gata? Uite-l, ăsta e spinozaurul lui T-Rex. Îi mai trebuie niște detalii pe el, dar bată-le Dumnezeu detalii. Bun, așa, așa, și acum îi dăm niște culori ca să se camufleze mediul subacvatic. Asta nu arată bine, asta arată, trebuie să arate extraordinar de bine. Fix așa las. Din school face a devenit spine, ești nebun, asta așa. Mai trebuie să modific asta pe spate, că nu dă bine. Asta așa. Opa, Doamne, ce-am făcut. Bată-te, Dumnezeu, stai așa. Așa. Asta trebuie să, uite așa, gata, mă, uite acum. Spine, uite acolo. Și zice, fiți atent cum îi zice măstea, măi. Fii atent cum îi zice măstea. Spinomania, ala-i, spinomania, îi, atât, ai văzut, în onoarea, Skullsaurus, ce dracu, bă, nu mai niciun skull face ăsta, gata, ăsta e un spino acum. S-a modificat totalmente, dar transaurus a ajuns la spino. Hoi, fratele meu, ala-i. Mă, dar tot mai ascund să-l fac, bată-l Dumnezeu, că dacă-l fac prea ascund, după aia nu mai arată bine. Uite așa. Trebuie să fac astea mai mici. Gata. Așa. Uite așa. Aute-l, fai de ca... Oi, dar fii asta, dar stai că asta sunt prea mare. Așa. Așa și asta puțin mai mică. Bun, așa, aute-l, arată ca dracu, ce pot să spun, dar hei, arată ca dracul nostru. E prea fain, hai de cameră, e fain, măi. Na. Și acum hai să duc cu asta, vreau să văd cum arată așa când iese pui. Bă, n-arată rău. E incredibil, n-arată rău când iese din cuib, ești prost la cap. Nu mă interesează de chestia pe care mă înveți tu. Ala, vreau decât să fac chestia asta, să salvez. Și apoi să-mi găsesc aliați. Hai să ne găsim niște prieteni spinozauri, mă, oameni. Alai. Hai, de cam eu cum am ajuns să-mi trădesc propria specie ca să devin un spino. Un spino miniatură. Ăsta dansează, stai așa, care e dansul? Ups. Scuze, tovarășe, stai așa, vino încoace înapoi. Veniți înapoi, nu fugiți. Nu fugiți. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? De ce e muzica asta dramatică? Opa. Bă, ce se întâmplă? Hai, de cam eu, cad meteoriți. Bă, m-a lovit, este m-a lovit, m-a picat în cap. Hai de capul de zile mele, ce se întâmplă, pică pe lângă mine ăștia, băi. Bă, ăștia dau damage. Hai de capul meu, toate creatura au luat-o rază, așa tot face, vreau coace. Vai de capul meu, pe unde pică ăștia. Vai, n-o blestema Dumnezeu să-mi bat picioarele. N-o blestema Dumnezeu, nu-i bine. Vai de viața mea, ce-o fost aia, băi. Vai, ce m-am panicat, de-a dracu, ce se întâmplă. Doamne, ferească, Dumnezeu. Ok, asta face pauză.
Ala, și mă glitch și puțin în timp ce fac poză. Eu sunt puțin mai special, așa de fel meu. Asta e arda cu pauză, mă, dar bate-te Dumnezeu, gata. Ala, ești de-al nostru acum. Mamă, cum arată chestia asta. Hai da. Uite, cam, dar tot e aprins dintr-o dată, așa îmi plăcea mai mult tentea întunecat. De ce s-a aprins tot așa la culoare? Glumă, există doi vulturi pe o stâncă. Unul gri și unul era să cadă. Unul gri și unul era să cadă. Vă bată Dumnezeu, bă, da. Aveți umorul din dintre voi, vă bată Dumnezeu. O, faci și creatura aia. Alfa Dacodilul. Uite Dacodilul, mă, oameni. Așa. Instanță de atac. Scuipă ceștel. Alai. Da, bă, dar ce te zbăduc așa de aproape ca să scu... Alai, mamă, ce i-am dat la fraier. Alai, și acum trebuie să aduce și atacă. Alai. Mai suntem noi așa de puternici cum i-am înainte. Da, nu pot să atac. Stai așa că nu pot să atac. Dacodilul dracului. Stai așa că vin și te-ai acum. Alai. Sunt prezent la datorie. Bă, dar ce nu pot să atac? Bă, nu pot să atac. Ce se întâmplă? No. No, tovarășii mei sunt măcelăriți. Nu... În sfârșit pot să atac. Incredibil. De ce nu pot să atac? Ce se întâmplă? Ferească Dumnezeu tău. O, oh, vai de mine mă atac ăsta pe mine. Ah. Bă, dar nu pot să atac. Ce se întâmplă? Alai, stai că acum pot să atac. Bun așa. Hai da. Bă, dar... Uite, de-aia am făcut o creatura asta mai înaltă, ca să pot să atac. Ferească Dumnezeu. Alai, safe, toată lumea ce safe, alai. Salvează-te, bă, dar mi s-a blocat stream-ul, mie ești nebun la ca... Bă, mi-a blocat stream-ul, bă, mi-a spamat acolo, mi s-a blocat mie. Bine, nu s-a blocat, sper că nu s-a blocat stream-ul, mi s-a blocat mie telefonul. Măi, fulița, mamă, doamne, alai. Mor, mor, odată. Hopa, așa. Ala, hopa, 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 atâtea multe rațe. Și un Terexan picat, a, nu, 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 nu. Mă, dar nu pot să atac, mă, nu mă lasă să atac. Alai, mor, mă, Ah, doamne, ferească Dumnezeu, încărarea secolului. Bine că mi-a blocat telefonul mie, așa, fenomenal, cum să nu. Mulțumesc aplicația de la YouTube, ah. Și cred că o să și mor în același timp. Haide, atacă fratele meu, nu mă lăsa să mor, bun. Fuh, nu mai rage și mâncă. Așa, tați dau drumul înapoi la să vedem ce zice chat-ul pe acolo, că e important. Părerea voastră este foarte importantă pentru mine. Hai de capul de zile mele. Mă mir că am reușit să supraviețuiesc la chestia asta. Bă, mi-a spamat atât de mult acolo toată mea cu salvează că nu știu că mi s-a blocat să stream-ul, ești nebun la cap. Bine, mi s-a blocat să telefonul stream-ul. Numai mie mi se blochează. Abandonam. Rețelele alea înseamnă cu rațele alea înseamnă cu niște creaturi făcute de mine. Hai de capul, tu ai făcut creaturile astea tovarce. Îmi pare foarte safe, safe, safe. Toată mea spamează safe. Într adevăr, domnule, safe. Alai. Terexul a salvat. V-am îndeplinit dorința. Bun așa. Mi-am pierdut un Terexan aparent, dar nu-i problemă. Avem 32 HP. Stai, dar ce e ăsta Alfa? Ue! Bă, ăsta mi-a luat rolul de Alfa, ce? A, tu, vină cu aceea. Bam! Ala, scuipă la fraier. Ala, și acum Terexul vine cu asistența de pumn din cap. Vi dau cu aceea, fraiere. Ai de capul de zile tale. Că tu crezi că te pui cu mine, măi? Zici că e Pokémon Fossil, ce? Hai de cam eu. Ala, vine cu cacea, băi, ala, du-te acasă cu tine. Bă, dar de ce asta Alfa? Eu nu înțeleg, cum adică de ce e la Alfa? Nu eu trebuia să fiu Alfa, am fost detronat, ce dracu s-a întâmplat? Te rog eu frumos, ia și mănâncă din carnea ăstuia, ala. Ala, trebuie să-mi construim victimele, nu-i așa? Hai să luăm puțină distanță să atacăm. Ala, oh, te-a dect în fața ăluia. Mamă, dar sunt prea multe roțoaie de-astea pe aici. O, nu. Alfa o se duce să se bată, nu-i bine. Și acum trebuie să o duce și o să asiste cu pumn din cap. Da, normal, e normal că asiste cu pumn din cap. Vino cu cacea, măi. Ala. Dacă moare Alfa, de ce nu pot să atac? Ala, lasă-mă să atac. Ovai. Ovai, ovai, ovai. Tovarășul, fugi. Fugi, ala, Alfa a luat-o la fugă și Terexul fuge după Alfa. Ala. Ovai. Fratele meu. Fugi acolo, tovarășul Alfa. Ala, fugi în continuare. Mamă, ce repede fugi omul. Nu te-a trebuit să mă duc cu tine. Cuibul, stai așa, te se duce la cuib pe ăștia. Păi te duce la cuib și le dă moarte acolo. Fiți atenți aici. Vreau cu acea fraiere. Ala. Cuibul în direcția asta. Vreau cu acea tovarășul Alfa, ține-te după mine. Chiar dacă tu ești Alfa, o, nu. Dar nu mai sta în fața lor, că te omoră. Nătărăule, mamă câte rațe vin după mine. N-au, uite, așa eram șoc când mă duceam la școală să țineau rațele după mine. Da, asta strigă help, iauză-l. Alai, asta să le mai dau o bucată. Bam, alai. Uai, ce bine merge spitul ăla să-mi va picioarele. Ok, unde e cuibul? Cuibul, uite-l aici. Alai, veniți în continuare. O, nu, Alfa, Dar și nu pasă de el. Alai. Frații mei, atacați! Atacați acum! Alai, luați-i! 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 Alai! Ce, ți-e frică acum? Ți-e frică acum? Alai, uite, vezi, nu-i place când îl scui. Că uite ce să glice omul. Hopa. Alai, vine cu acel. Hopa. Vai de cap, vai de cap meu, dai! Du-i la fraier! Vai de cap meu! Gata, ai văzut ce simplu a fost? Hopa, ce dracu e aia?
Ce dracu? Na, o să mă prefac că n-am văzut aia. Vai de cam, eu asta și-am dat-o fugit creatura. Opa, ce sunt ăștia? Nivel 50? Opa, opa, opa. Au! Aolo! Aolo, ajutor, ajutor! Bă, l-am dat stun într-una. Alai, dădeți-i, dădeți-i, alai. O, vai de mine, dădeți-i, măi. Alai, așa, pișați-l pe fraier. Făi de cam, eu, dar doamne, eu sunt tu război continuu în jocul ăsta. Alai, eu decât asistat cea cu scuipatul. Altceva nu prea știu să fac, alai. Alai, și acum mă duc și o să trag pumni în cap, vin cu asistența pentru pumni în ceafă. Bun, vreau cu ce bestie. Toată lumea să lovească în alfa ăsta. Asta nu e niciun alfa, ți-e și alfa. Ăsta încă e alfa, da, ăsta încă e alfa, vreau să fie. E, și-am făcut rost o curiță. Lasă-mă în pace, muiere, n-am chef de tine. Uite acolo, dă-mi cu ace. Alea, trebuie să vreau să mănânce. Bun, așa, l-am curățat și pe ala de pe fața pământului. Ce dracu sunt prostiile alea? Alpha King Flamingo, fai de viața mea, dacă îi dau una alea, l-am putez. Deja vu, discover something you created in another game. Aaa, s-ai făcut de noi, mă, oameni. Aaa, dar mă atacă, mă atacă. Mă atacă, nu. Bă, de ce mă atacă? Bă, sunt ai mei, mă. A, da, sunt ai mei, normal, dar mă întreb de ce mă atacă. Păi, dar normal, am făcut numai creatori agresive în jocul ăsta. Și mă întreb de ce mă atacă, ești nebun? Alai, primesc 35 ADN dacă eu mor. Păi, du-te la dracu încolo. Scuză-mă, tovarășe, da. O să te duc. Victorie! Camila, Camila cu fața astronaut, ce? Dacă nu era în război, dar nu eram în război, alai, noi suntem în război în permanență. Și creierul meu a devenit supradimensionat dintr-o dată și numai încape în căpățână. Am nevoie de o operație pe creier. Bun, am 44 HP și pot să adaug un al treia membru, haită. Hopa, hopa. Bă, ăsta mi-a dat stun, ești prost? Bă, handicapatule, tu vezi cu cine te bați aici? Aha, și vine un tovar și mă ajută, ia uite-l. Asta e alfa, măi, care mă susține. Tovar și alfa, de ce n-ataci? Iam, iam. Alai. Și acum pot să mănânc liniștit. Mulțumesc foarte mult de această masă copioasă. O să o savurez. Strămoșii mei din altă... Bă, dar te-am creat pe altă planetă. Asta e așa. Mă, oameni. Ia să iau eu alfa un grup. Ia nu-mi face. Da, stai în grup cu mine. Stai așa că stai în grup cu mine. Stai că sunt prost. Mă miram. Ce caută ăsta aici? Asta așa. Mai trebuie să mai echipăm încă două ligane. Tu. Vino dracu, îmi face. Hai da. De ce nu pot dau clip pe el? Hai da. Hai da, așa. Doamne ferea, de ce nu pot dau clip pe ăștia? Hai da, mă. Dădeam clip cu atacul, păi doamne ferească, sunt prost. Ok, asta cântă, Teresul cântă și el, toată lumea cântă aici la Revelion cu Danigru, bun așa. Și acum tu, nu stai, nu. Nu, n-am chiar. Hopa. Ok, hai să te luăm pe tine, alai. Atât a fost, gata, uite cum am echipat armatea, Tere, dacă tu apeși, tu când evoluează nu mai vorbesc, ce? Habar n-am ce dracu zici acolo, tovarășe, bate-te, Dumnezeu. Dar eu mai bag o salvare, fiindcă mi-a crescut creierul și trebuie să salvez progresul pe creier. Bun, așa, hai să mai găsim victime. Ce sunt ăștia? Ăștia-s dacodilii. Ăștia-s nenorociții aia. Aută-l. Ala, direct o scuipitură la el acum, să vezi cum îl atrag. Ala-i, scuipați-l, frații mei. Și alfa-ul se duce, nemfricat ca niciodată. Fai de cameu, stai așa că te să leau pe ăsta în primire. Stai așa, eu leau pe ăla în primire, eu leau pe ăla mai mare. Eu sunt mai șmecă decât alfa, mă bat cu ăla mare. Ți-ai pasta, fraiere. Pregătă-ne. Băi, eu sunt prost, zice Ștef. Totovașul Ștef e ok, bine ai venit în grupul proștilor. Alai, moarte-ți-i, fraiere. Mamă, uite că suntem aici, suntem patru, măi, ești nebun la cap. Păi, pe ăștia n-au nicio șansă, mă, sta anichilat, sărăcu. Așa, văd că ăla moare și el acolo. Și încă o moarte asigurată acestei specii inferioare. Aute aici, dă-te echipajul meu. Terex and the crew, atât. Bă, da, stamina asta cu mine se încarcă și mie, apropo. Ce avem noi aici? Băieții, am găsit victime. Alai, alfa-ul nostru nu prea e util. Alai. Dăreți-ne ia... Bă, cine e ăsta? Bă, cine e ăsta? Bă, al Cristu. Bă, al Cristu, că te bată Dumnezeu, ce cauți aici? Băieții, mă atacă cineva pe la spate și nu-mi place. Chiar nu-mi place acest asediu aici. Doamne, ce bucăți în cap mi-o dat. Se pare că bătem în retrage odată ce eu bat în retrage. Văd că mai important decât alfa. Ala, mi se încarcă stamina, este. Ok, hai să bătem în retragere, mergem la cuib, ne facem stamina, ne facem viața, ne facem toate chizile. Și a început să ploaie, este o zi tristă astăzi, nu este așa? Gata, umpleți-vă HP-ul, creaturile au luat... Rip rate, ce? Rip rate, rip rate. Gluma un știr spuse, vă faceți griji, sunt în armat până în dinți. Gluma cu un știr.
A, că sunt în apă până în dinți, zice știrbul. Bă, bată Dumnezeu. Ala, hai să mergem să anihilăm pe aia acum pe ploaie. Asta e război de talie, de talie mondială aici. Distrugem, anihilăm, cucerim și devorăm. Ala-i. Cam asta este principiul de viață al nostru. Uite acolo. Uite-l pe ăla. Uite-l pe ăla. Uite-l pe detașatul ăla. Uite-l pe portalul ăla alergător. Ia vei tu cu aici. Ala-i. Eu continui să scuip în continuare acolo în timp ce alfa-ul nostru atacă. Eu sunt sniperul echipei, măi. Ala, eu sunt camperul. Uite mă ce treabă fac aici. Așa, și rândul 2 acum, bam, uite-l. Ala, și acum mă duc să asist cu punct din cap. Și zic că am făcut treabă. Bă, da, faceți și mie loc, că vreau și eu să participa ceva la sacul de box. Poate Dumnezeu. Ce naiba asta? Sprint, shift, am înțeles. Gata, mâncare, mâncare și iarăși mâncare. Toată lumea să savureze. Eu nici măcar n-am nevoie de mâncare, fiindcă mi-am luat damage. Mă, da, tu ești șmecher asta, bă, uite-l pe asta. Uite-l, ala, luați-l. Mamă, câtă viață a scăzut. Ce vine Terex să-și trage și-l pun. Ala-i. Anihilare pentru voi, fraierilor. V-am spus cu cine nu trebuia. V-am spus cu clanul greșit. Noi suntem mafia pe aici. This is all creaturile astea pe care am făcut eu works. Ala-i. Mă, tu ești prost așa din specie sau te-a făcut maica ta? Tu nu vezi că am treaba aici, îți bat tovară și tu vii și-l dai mie cu mica. Dă-te la vreau. Ala-i. Meșcușaci. 729 scop în perete. Ala-i. Haide, ca meu. Cum era mai aia? N-a fost bulan și al minu mi-a dat ban. Ala-i, uite. Gata, suntem full HP. Am cu... Fosile. Tom, tom, tom. Uite ce aveau ăștia aici. Pentru asta am cucerit cuibul ăsta. Pentru fosilele astea nenumărate aici. Uite, numai ochi. O, mamă, ce ochi mișto. Uite-te la ala. Haide, cap meu. Ia să iau și chestia. Adă și pe ăsta încoace. Ala-i. Bun așa, și acolo ce am găsit? Niște mâini am găsit, bun așa. Ok, mergem în continuare, frații mei. Bă, da, nu-mi place că am fost prozaurul ăsta prea mic, trebuia să-l facem mai mare. Uite acolo niște oase, acolo de Titan. Așa, tu domnule. Băi, cu tine luăm poziția de atac, ala-i. Ala-i, vină în cace așa și-ți dă T-Rex-ul, uite-l. Și acum, pum din cap, hopa. Hopa, vin alte creaturi și ne atacă, frații mei. Frații mei, avem alte creaturi care ne atacă. Am fost atacați, am fost doar cât suprinde, zice, eram în război. Oh, nu, unul din ei se bate acolo cu creaturile alea. Și eu nu pot să intervin. Sunt prins în război aici cu ăsta mic. O, vai de mie, dă pumn din cap, omul. M-am cărat. Fai de capul meu. Oh, dar e bine că am cuib aici și pot să-mi iau heal. Fai de capul meu. Și camarații mei s-au dus dracului toți. Ba nu, unul vine înapoi. Oh, nu, i-aduce pe capul meu. Stai, nu i-aduce pe capul meu. Fratele meu, nu i-aduce aici. Ai de capul meu și acum uite să... O, doamne, cine i-a adus în cap? Alfa i-a adus în cap meu. Normal că Alfa i-a adus în cap meu. Și trebuie să facă treaba acum. Trebuie să spere onoarea familiei. Unul jos. Așa, vină și tu cu ace. 40 ADN pe curta. Aba, ce se întâmplă? Alai? Mă, ce s-aude? Ce dracu? Niu o zeneu, Nilai. Vină cu ace că te omor. Și i-am dat moarte. Alai. O, vai de mine. Bă, ce a fost fata? Care a fost fata? Fă-l cât Godzilla, bă, mi-ar fi mișto. Băieții, care e faza cu OZN-ul ăla? Unde e OZN? Oh, uite acolo, navetă spațială. Navetă spațială. Care e faza cu naveta spațială? Poate cineva să-mi explice chestia. A făcut Dark Age TV un Spine 2020. Ah, bă, da dracu, nu mă compar cu tipa aia, bat-o Dumnezeu, aia joacă sport de când s-a lansat jocul. Nu mă compar, aia e problema. Alai, îi atrag cu asta atenția. Ăsta scuipă înapoi. Dar mă opec ca el. Alai, vreau încoace. Alai, vreau încoace și mor, frate, stai că apăsam tastele greșite. Mă, dar nu mai fugi. Nu mai fugi, că te scuipi până mori. Alai. Vreau încoace așa. Și T-Rex-ul atacă. Alai, și-ți dau mare bucată și te anihilez. Alai, atât a fost. Trebuie să omor trei creaturi dintre astea și nu mă poți împiedica să omor trei creaturi, dar nici nu-mi pasă dozeneul ăla. Mi s-a întâmplat ieri, am dat un nou scop în perete cu sniperul. Haide, cam eu, bă, dar mare hacker meniștiu, să-mi va picioare. Ala, încă una la tine și te-ai dus dracului. Așa, mai trebuie să mă omor încă doi dintre ăștia, bun. Ok, ia să-mi iau o heal înapoi. Bun, așa, okay. Opa! Ce se întâmplă? Ce dracu-i cu OZN-ul ăla? Bă, explicați-mi care e fața cu OZN-ul ăla, bată-l Dumnezeu. Știu că de stagiul galactic, dar nici chiar așa, că bată Dumnezeu. Ok, unde mai... Uai, ce aveau ăștia aici. Hei, seamănă cu unul... seamănă cu unul al meu... Da, mă refer la navă, ce... Se refer la navă, ce-i acolo? O să poți să faci și tu una. Știu că pot să fac nave tovarășe, că am ajuns până în stagiul ăla, dar... Vreau să știu care e faza cu ea, de ce vine și mă bântuie pe mine. De ce mă bântuie pe mine, asta mă interesează.
Da fosil asta cu face. Salvare, stai așa că te-ți va salvare. De ce mi-a zis că trebuie să fac salvare? Nu a fost că a fost bulan și Armin nu mi-a dat ban. Ala, exact asta ziceam și eu, tovarășe. Ia să ce creaturi mai sunt pe aici? Ce sunt ăștia? Creaturi agresive. Opa, s-au spawnat ăștia noi pe aici. Man, drag mișcat. Pau, îi dau la frer. Vreau cu acea, băi, șmechere. Uite cât damage îți dau eu ție. Ala-i, vreau cu acea. Ala-i. Și acum îți dă T-Rex-ul. Fai de cameră ce îți dă T-Rex-ul, fai. Regretă-ți existența, fiară ce ești. Ala-i. Uite ce dau la frer. Atât eu a fost. Uite-l cum pică. Bow before me. Așa e ce creatura asta. Ala-i. Spine-ul OP, măi, spine-ul nerf. Ala-i. Ala-i, dă-mi coace. Și tu vino-mi coace, fraiere. Pam, ți-am dat. Și-ți mai dau o dată. Ala-i. Opa, opa, vine ăsta. Nu cred că e o idee bună, nu, stai așa că nu e o idee bună. Ăștia sunt agresivi, așa? Nu sunt agresivi, e bine. Opa, 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 am nevoie de sprint. Acum nu mai pot mai bag sprint, ce se întâmplă? O, Doamne. De ce-o mere sprintul, măi? Hai la cooldown. A, nu-i bine. Am cuib aici, stai așa că mă refac. Fai de capul. Și le-a violat, hai de camion. Ce acum adică nu știu dar ce te referi tovară de bană, te bată Dumnezeu, ai grijă cu limbajul acela. Nu fi cioban. Da, așa, unde sunt creaturile alea? Nu fi cioban ca T-Rex-ul, T-Rex-ul își prietea să fie cioban că n-are oi. Nu, asta nu stă foarte bine. Unde dracu-i creatura aia, măi? Unde dracu-l-a lăsat pe ăla? Opa! Măi, care e faza cu tine aici? Bă, du-te acasă! Du-te acasă că spar fața! Ia uite-te, bă, de unde a venit ăsta? N-ai explicat mie de unde a venit creatura asta? Du-te în Dumnezeu tău! Ferească Dumnezeu, te știu vecin ca ăștia tot să ai în continuare! No, vine mă atacă și după aia moare ca prostul. E bine ce ai făcut acum, mi-ai pierdut și HP-ul degeaba. Uite, mi-am mâncat și HP-ul degeaba asta. Final part to evolve, aia vreau să ce fac. Și cum o cheamă pe naveta lui Florin, Salam? Salam Victoria. Salam Victoria. Du-te mă ladră. Asta s-a regenerat, măi. Tu te-ai regenerat, măi. Păi T-Rex-ul te ia în vizor și îți dă mare omor. Ala-i, vine-mi coace. Ala-i, mai dă o dată. Așa și acum îți dau pumn din cap. Ala-i, mă bat cu tine la tine în cui, mă bat cu tine la tine acasă, fraier, e bine? Ala-i. Uite ce-ți dau fratele T-Rex acolo, eu nici nu te atent la lupta acolo, pot să fac alte chestii, că sunt atât de bun la jocul ăsta, că pot să joc cu ochii închiși. Stil Nicu Mihai, cum adică Nicu Mihai? Nicu Mihai. Aaa, telefonul ăla care face desene, ăla care desenat în sare pe Mona Lisa, bată-l Dumnezeu. Hai, dica, eu cream că eu sunt sigur nebun pânțața care face trăznăi dintre astea. Bun, așa, mai găsit niște piese. Opa, credeam că sunt niște alfa pe acolo când am văzut dihănile. Ok, cred că mi-am făcut HP, nu mi-am făcut HP, îmi fac HP acum. Va trebui să mă întorc la cuibul meu ăla din partea aia. Vreau să mai evoluez creatura asta puțin. Știi Nicu Mihai, dar știu pe Nicu Mihai tovarășe. Cred că știu, ăla care își numește canalul animații, dar nu mai face animații, dar nu mai știu când. Bată-l Dumnezeu. Când ajungi în stagiul de trib, dă-i ten la un monstru de la mare, gen creatură, nu boss. Creatură? Păi și bossul de ce? Bossul de ce nu? Te rejucăm Minecraft mod împreună, ce Minecraft mod împreună, tovarășe, nu joc niciun mod cu tine, că tu mă trolezi, atât de Dumnezeu am încredere. Poate o să jucăm vreodată în istoria planetei astea. Care e faza cu ăștia? Bă, vă țineți după mine, vă bată Dumnezeu, vreau să găsesc o jumătate. Ia de unde găsesc o jumătate. Ala-i, s-a spawnat aici pentru mine. Extraordinar așa ceva. Ala-i. Cică. Ți-am găsit muscațețele pe planeta mea? Ai, digame, muscațețele mele pe planeta ta, domnule, ce se caute acolo, muscațețele mele? Bun, hai să facem chestia asta mai mare. Aici așa, facem mare. Da, mare, am zis. Dar stai așa, vreau să-l înclin puțin, știi? O să dau picioare la o parte și vreau să-l înclin, așa, știi? Ia să dacă pot, vreau să-l înclinez. Uite așa, vreau să-l duc în jos corpul. Vreau să fac așa, în postura lui Godzilla, știi? Godzilla 2014, alea, 2014-2019, așa. Cu toate că filmul a fost un eșec. Da asta la o parte. Dă și asta la o parte. Opa, nu, aia nu da la o parte. Asta două la o parte. Așa, uite așa îl facem, mă, oameni. Fiți atenți aici ce monstru vreau să fac. Asta am vrut să fac întotdeauna, ceva de genul. Uite așa. Nu așa, măi! Taolo, uite-te ce-mi face. Bă, mă, trolează, băi. Stai așa, stai. Nu așa, mă, așa.
Și așa. Și s-a mișcat asta în sus acum, nu-i bine. Stai așa, trebuie să mă apropii de asta aici. Ăla e. Bun, așa nu s-a mai mișcat. Ok, uite-l. Și cred că aș duce asta în sus, gen, aș ridica-o pe asta. Nu te mai mișca, creatură idiotă. Așa, o să duc asta așa. Ok, puțin mai strâns acolo, puțin mai strâns acolo și puțin mai strâns aici. Bun. Uite-l, măi. Așa, și acum trebuie să facem un abdomen mai mare aici. Așa. Bine, nu, acolo nu. Uite așa. Bun, uite așa. Și acum putem să punem niște picioare mari. Godzilla, bă, unde, Godzilla, vom să pișe. Ai de acasă, meu, ca și șopârle, tovarășe, Elena, cea mai mare parte din lichide, pune experimente, da. Nu știu, așa fac și găinile. N-ai să vezi vreodată în viața ta găină care să pișe, dracului. Asta puneam și o întrebare când eram mic. Întrebam pe tataia, dar găinile pe unde să pișe? Și era ceva de genul, păi găinile nu să pișe. Și așa, cum adică nu să pișe? Păi nu bea apă. Hai, adică, eu puneam cele mai tâmpite întrebări când eram copil, zambat picioarele. Mă enervează picioarele, să nu-mi plac. Alt tip de picioare, uite asta poate. Ei, uite asta merg bine. Hopa, nu mai sări, iau ce m-am speriat, Doamne, fătătătăpată de universul. Uite așa, picioare mari și frumoase. Așa, în stil Godzilla acolo, fai, dar rău arată, stai așa. Te-ți dau asta la o parte. Ok, parcă să arate, să zic, arată mai bine. Uite așa, asta vine acolo, asta vine acolo. Face T-Rex mare Godzilla, ala. Stai să pun niște labe de găină pe aici. Oh, uite-le, exact asta, bă. Ziceam de labe de găină, ni. Uite așa, poate să le mai strâng puțin? Așa poate? Și așa, opa, ai de-a viața mea, nu-i bine. Uite, așa vreau. A, uite-l, măi, Godzilla is fine, cum să nu. Așa, uite așa. Poate puțin mai micuți acolo. Ok, parcă zic arată, să zic arată mai bine. Ce părere aveți? Când o să mai faci emoji-uri noi pentru membri? Bă, să știi că lucrez la chestia asta cu emoji-urile noi. Am niște idei așa pentru niște emoji-uri, mai ales în special astea cu personaje noi. Și conștiința vrea emoji-urile lui personalizate și de calitate de data asta. M-a bătut la cap că cetere. A zis, bă, dacă nu faci emoji-uri de calitate, eu îmi bag picioare și șterg canalul de YouTube când dormi. Și am zis eu că nu mă afectează cu nimic, așa zic, păi îți fac altul. Și după aia fac eu pe meu canal de YouTube și te fac de râs și îți fac numai hate și toate alea. Și m-a amenințat în diferite moduri astea suficient de stupide cât să mă convinc ca să-i fac emoji-uri mai mișto. Conștiința, be like, ala-i. Uite așa, vai de capul de zile mele. Uite așa, bă, să zice că arată destul de ok. Uite asta mai așa. Bun, și acum trebuie să punem, ce să-i punem pe spate, mă? Are nevoie de o gură nouă, asta așa. Iar prinde bine o gură nouă, zic eu. Deci ce gură trebuie să-i punem? Stai. Dă capul ăla jos, că mă încurcă. Ok, uite aici, bucățica. Așa. Ia să spună mie lumea acum. Vreau să fie coada târnată de pământ. Ce gură să-i punem, oameni? Hopa! Pun T-Rex nu! Ai! Unde dracu-i gura aia? Ia zi-mi, cine e T-Rex acolo? Uite, acesta mi-a parcă... Oai, de-a cameră, ce dracu-i prostie asta, băi? Doamne, rău arată. Cine este acolo? Sunt un handicapat, a devenit un tyrant. Ai de totovar și într-adevăr ești un handicapat pentru că te-ai abonat. Ai văzut că șirimează. Dacă mi-a zădea fața în momentul ăsta șterg aia de acolo și nu mai pun așa ceva. Ala-i, uite asta. Ferească Dumnezeu, ce gură e aia, bă. Ok. Zic eu că asta arată mai decent. Nu-i așa? Bă, da, Godzilla avea capul mic, asta așa. Și am făcut botul prea mare. Doamne. Stai, mă, așa, n-avești nu o gură de Godzilla pe aici, stai așa, ceva să-ți potrivească așa. Doamne, ferească Dumnezeu, ce să pun pe asta, că nu pot să-mi dau seama, moment. Godzilla 1954 e mai bun. 1990, nu știu, frate, mie mi-a plăcut atât în 1997, parcă era. Era de 97 sau 98, ce n-a fost, nu mai mi-a dat aminte. Spune singurul oameni care i-a plăcut filmul ăsta, îmi bag picioarele, nu, ai de-a, cam ce eroare arată asta, dar în fine. Poate merge, poate nu. Arată terifiant, nu-i bine. Ia zi-mi asta cum arată. Doamne ferească, cine a făcut asta, cum arată? Ce asta? No, să-mi zică mie cineva, ce dracu e asta?
Fai de viața mea, nu uite să-l facem așa, ce părere aveți despre gura asta? Îți dau un ban să scap de... Nu, lasă-l mai de cum să-i dea, lasă-l pe laptor Jesus acolo, vrei să mă blesteme după aia, ești nebun, la cap vrei să cauzezi probleme. Gura asta am zis că... A, asta am văzut-o. Cred că-i las gura asta pocită, așa, nu pot să-mi dau seama. Puțin mai așa. Sau mai așa, habar n-am, uite-te cum arată, doamne ferească. Parcă tot pe asta, asta e mai puternică, hai să o punem pe asta, lasă așa. O gură mai ciudată, așa, uite. Ala, n-ai ce să faci. Adaptare, uite, cu cioc, așa, auto-l. Un cioc mai mare. Poate mai așa și puțin mai micuț. Și mai îngustez puțin aici. Nu. Mai așa, bun, uite-l. Asta-i. A, arată decent acum, parcă. Acum are nevoie de niște ochi blanau. Ia uite ce ochi blanau am pe aici. Fai de cam, eu am ochi de toate tipurile. Oare asta să fie un ochi mișto? Sau ăsta? Cred că ăsta. Da? Și puțin mai micuț așa, asta așa. Ok, și asta vine așa. Ala-i. Uite așa, auto-l. Ala-i, arată amenințător și acum trebuie să punem chestii pe el. Că ai ore, ce ai, ore online? Cine are ore online acolo? Spinomania, câți ani ai, care ai ore online? A, pe Spinomania, îl întreb. Spinomania, câți ani ai, mă, bată-te Dumnezeu? Spune dacă ești venit aici la noi legal sau nu. Ok, și acum fiți atenți cum îl transformăm în Godzilla. Uite, așa îl transformăm în Godzilla, îl transformăm pe ăsta, uite-l. Ceva de genul. Nu-i așa? Uite-l, dar undeva mai pe spate, uite așa. Ala-i! Drag Godzilla! Hai de cam eu ce deștept e Terexul, fiți atenți că am găsit utilitate la chestia astea, că-mi plac. Ala-i. Ala-i. Uite-l, măi! Ce Godzilla King of the Monsters? Asta e Godzilla King of Everyone aici, uite-l. Godzilla King of Everything. Hai de cam eu ce am făcut. Uite-l, fai de capul meu. Stai și că trebuie să sal și pasă puțin. Uite așa. Uite-l, măi! Ai, stai că nu-i bine. Uite așa, vai de capul meu, uite cum arată asta, oameni. Am 23 de ani, zice Elena Georgiana Ciorbea. Ce, ai 23 de ani și vii și te urla T-Rex-ul, vai de capul meu, trebuie să ai probleme foarte grave, înseamnă. Oh, nu, n-o să mai pot să mai pun chestii de-astea după aia, fie să fie. Stai, de ce mai pot să mai pun chestii dintre astea mai multe, what? Stai, T-Rex-ul este revocat. Costă 75, a, băga mea și picioarele în ele. Asta cât costă? 75 și am, bă, ești nebun. Știi ceva? Rămâne așa și hai să dăm o culoare faină. Bun, deci. Bă, ce culoare era Godzilla? Spuneți-mi repede. Ce culoare dăm lui Godzilla asta al nostru? Are nevoie de o culoare aparte, mă, oameni. Trebuie să am cucerit 6 planete. Ion Rizia, cum dracu te chime Rizia? Du-te la dracu încolo. E, uite, culoarea asta ar merge așa, modelul ăsta. Și aș da o nuanță... Uite, așa l-aș face. Ala, fix Godzilla, auto-l. Dar vreau chestia asta pe spate să fie albastră, așa, știi? Asta așa. Nu! Am dat toată culoarea albastru. Ups. Știi ce? O să-l fac așa. Așa și chestiile astea. Nu prea există ceva așa pe tot corp. Uite asta. Ai de-a viața și de zile mele. Stai așa. Îi punem niște negru. Îi punem niște negru de la. Uite de asta așa. Ala-i. Ala-i, uite-l. Fai de capul meu. Da, așa că e bine. Cole. Parcă pe asta am pus detalii, nu mai mi-aduc aminte. Base, așa am pus baza. Mă, dar de unde e galbenul ăla? Stai că nu înțeleg. Care e faza cu galbenul? Cred că da, aici e galbenul, nu pot să-mi dau seama. Ia stai așa, dacă pun asta așa. A, gata mă, iau-te-l, fai de-a cap meu. Și aici, în direct, Godzilla Lila. Ala, iau-te-l, Godzilla Lila și cu descrierea aia de random acolo. Atât a fost. Cu locul 1 în topuri, auzi, Rusia, haide, cam ce, bă, da, nu mă uit o secundă la chat și de chat lumea începe să spameze chestiile. Și din nou a fost abandonat. Din nou a fost abandonat de propria familie pentru a doua oară. Mă simt revocat. O să-mi contactez avocații pentru chestia asta. Am cu cei 17 planete să ajung pe Terexania. Haide, cam eu, save, dar la Max Alpha dinozaur, haide, nu mai e Max Tank acum, e Max Alpha, ești nebun. Alai, auto-l și pe ala pe acolo. Atât. Your species is migrating. Dar știu că specia mea migrează. M-au abandonat, nu migrează. Dă-i la dracu încolo. Alai, las-mă cu chestia asta. Și direct save. Alai.
Save, gata, banda, save, gata, calmați-vă, trebuie să salvați situația, nu vă faceți griji. Auche, mă. Tovarășe, tu vino cu mine. Gata, părea, de ce când scoa o pasă, trebuia să faci ca Godzilla, bată-te Dumnezeu, asta nu-i sfert de Godzilla, bă. Bă, dar arată bine din perspectiva asta. Mai mult sau mai puțin. Bun, hai să merg rendaci. Ala, am și sprint, Godzilla nu era, bă, dar poți să am Atomic Breath, aia mă intenzea, poți să scui foc, sau ceva de genul. Avem un tovarăș acolo, hai să-l anihilăm. Ar fi trebuit să migrez, dar eu vreau să anihilez, vezi, asta e o chestie. Ala, nu mai am decât două abilități cu care pot să atac. Bă, știu cum pot să-i pun Atomic Breath, ești nebun? Stați pe ready, e luptă între arte, între foc și Spinomania. Ia uzi, bă, e luptă între arte, haide, ca meu. Haide, ca meu, da, am murit. Știi ce, dă-i repede, schimb la asta, să-mi dea joc cu Crash, fai de cap meu. Da, bine că citești chat-ul și mor în așa, și că mi-am dat seama ce să văd. Ala-i. Bă, asta, știi ce, de perspectiva asta îmi place, ia să vedem. Deci, în ce direcție trebuie să merg? Pe ce cărare trebuie să iau? Uite, în direcția... Cred că în direcția asta trebuie să... Nu, stai. Cred că în direcția asta trebuie să... Uite pe aici, ala-i. Tovarășe, te lasă urma acolo. Eu m-am dus departe, m-am dus pe Marte. Ar fi trebuit să-l fac pe Rodan, dracu. De ce am făcut pe Godzilla, nu pot să dau seama. Fighte, cam uite la perspectiva asta. DI Recoded, mă, oameni. Vă place noul DI? Ce părere aveți? Avem pe Godzilla acum. Hopa, hopa, oh, vai. Oh, vai, sunt atacat. Sunt foarte atacat. Vai de capul. O să zbor pe aici și o să-mi piardă urma proștii. Vai, dar încă mă scuipă. Poate că aduci în direcția aia, ala e, la bodega pe acolo mă duc. Opa! Uai de camere! Care mai pune alfa nume, dar cui de ia bani? Ai de-a cameu, uai! Uai, și-a cumpărat dreptul la nume, ești nebun, fire alfa! Boată-te, Dumnezeu! Stai că te sau pe drumul ăsta, am greșit direcția. Uai de camere! Apropo, mulțumesc de donație, foarte, foarte generos din partea ta, tovarășe, ca de obicei. Ca de obicei știi să-ți faci simțită prezența. Între timp ai speriat pe toată lumea cu donația asta. Uși! Care îi mai pune numele, ai de cameră și am pus acolo, îi în loc de uși. Ce greșeală gravă, domnule. Bată-te, Dumnezeu, nu știi să scrii, măi. Cred că cu aia 10 ei putea să cumpe un almanac. Ce dracu putea să faci cu un almanac? Oh, nu, ăștia sunt agresivi și eu vreau fosile de acolo. O să vin cu armata pe tine, nu vă faceți griji, o să mă întorc. Au, dar tot mi-a zis că vă las în pace și mă întorc cu armata mea pe voi. De ce dracu sunteți bulanci și mă atacați? Doamne, ferească, Dumnezeu, zici că am făcut ceva greșit, zici că am amenințat. Oh, Doamne, multe creaturi. Oh, Doamne. Oh, Doamne, nu-mi place. Sunteți de treabă, nu? Uite, pe lângă mare, pe aici. Uai, îmi place terenul ăsta. Uai, ce-i mai aia? Uai, trebuie să-l dobor. Trebuie cum vede ceva, trebuie să-l dobor. Am revenit, zice Spinomania. Bine, e revenit. Uite o fosilă mare acolo. Voi! Uai, ce țanțoș merge omul, nicio treabă n-are. E, dacă nu interesează existența mea și nici pe mine de existența lui, o să iau aceste fosile gigantice de pe aici. Fuș. O, am găsit niște picioare mișto. Fuș. Gata, m-am încărat. Așa, în ce direcție trebuie să iau? Noul cuib este în direcția... Salutări vouă, creaturi oribile. Gigantul ăsta aici, cișmătul. Epic, du-te la dracu încolo. Ești epic, știu că ești... Oba. Dacă nu vreau să te atac, poate te Dumnezeu, vreau să iau asta. Oh vai, m-a văzut, m-a luat în vizor, păzea că m-a luat în vizor, omul, ești nebun. Du-te în gâtul mătii, știi? Lasă-mă dracu în pace, unde dracu am ajuns, am pierdut cărarea, băi. Foai, mi-am pierdut cărarea, unde este cărarea? Foai, să-mi bag picioarele, mi-am pierdut destinul în viață. O să bag o salvare. Că m-am speriat. Uai de cameo, când vezi așa ceva că vine spre tine, parcă nu-ți mai vine să mai faci absolut nimic decât să iei la fugă să te ascunzi în necurile pământului. Bată-te, Dumnezeu, monstru. Uai de cameo, uite și pe frumoșitea pe aici. Fai, eu nici nu mai am viață, ești nebun, la cameo, mi s-a făcut cucuie în cap. Salutare, bănuiesc că n-ați văzut pe aici vreo niște Godzile, ceva de genul, știi? Un grup așa de Godzile pe aici, n-ați văzut, noi așa, n-ați văzut. Uai, uite-te la apa asta. Uai de cameo, ce fain arată. Tu ești agresiv, mă, șmechere. Și m-am cărat. Oh, Doamne, nu se poate așa ceva. Nu se poate. Oh, vai mie. Și aici se încheie aventura mea. Nu. Wow, să reușesc să scap. Priviți-vă cum reușesc să scap. Manevre evazive. Dă-mi moderator ce spune. Spanomania, îți dau pe dracu să-ți ia. Vreau palmă de pe ceafă, îți dau palmă de pe ceafă.
Știu exact cum să faci Atomic Breath-ul, da, știu, o să pun un de ăla de scuipat în gură sau ceva de genul, sau sub gură sau ceva. Exact așa o să fac, aia e strategia. Hai de cap, unde e dracu, mă duc? Cui voi în direcția? Uite acum niște fosile. Bam, mă duc să iau aia. Ok, totul e bine și frumos până să muști țărâna de pe jos. S-a întors vulpița, băi, ce pe prăjite? Cine vulpița? Cine dracu e? Vă nu vedeți cu cancerul de-asta la mine, că după aia fac urticarie, dracu, și vomit pacii. Și cred că asta mai și vomit, dracu, pe ziua de astăzi. Alai. Bun. Să mă duc în direcția asta, bun. Opa, trebuie să traversez muntele, măi, păzea că traversez muntele. Ok, m-am rătăcit cu... O! Băi, Kermit the Frog, lasă-mă dracu în pace. De unde dracu a picat șalaiul? Ok, văd că ăștia cântă pe aceea, celebrează sărbă... Mamă, ce urât sunt ăștia, sunt atât de urât că mi-e scârbă să-i omor, ești prost? O, doamne, creatură agresive în partea aia. Normal că sta agresive. Uite, acolo o fosilă. Bună, Bogdan Ionescu, salutări, domnule, cum dracu să te cheme Bogdan? Asta că și pe mine mă cheamă la fel. Au! Nu, rău! Bine că poate să dea stun în permanență. Nu, stai, te-ți iau fosila. Te-ți iau. Ala, am luat-o. Fu, am vrut să iau fosila, dar n-am vrut să-mi completez călătoria. Bată Dumnezeu, și am început și să ploaie. Ok, m-am reîntors aici în căminul meu veșnic de mormânte. Bată Dumnezeu, dar ok, știi ce? Te iau pe tine, cum e, vreau încoace. Nu mai dau mor, hai să cerem altundeva. Haide, cam. Ala, și eu încep să cântă. Nu ne dai mod? Nu vă dau mod, plecați daci. Ciptoaie dă foc la brătași, ce dracu, bă. Mi-am schimbat numele degeaba, Sad Face, haide că am TBT Alpha Alpha, haide că am ce nume și-au pus omul, uite-te și tu. Bă, să vă bată Dumnezeu, voi sunt smart troll, măi. Hai să mă mor ce creatur, să mai fac niște upgrade-uri și poate să-mi pun niște aripi. Ce, n-ați mai văzut Godzilla cu aripi? Foarte rău. Eu am văzut Godzilla cu aripi, ce dracu e acolo, e un tufiș? Ei, salutări. Salutări ție, fiară. Acum este momentul să mor. Are 50 HP, dar asta n-am realizat eu. Și fratele meu, celălalt, nu este de găsit. Au, doamne, unde este aliatul meu de... Unde e aliatul meu de încredere? De încredere. Și a mușcat țărâna din nou, dar de ce mur cu coada în sus mereu? Nu înțeleg chestia asta. Ok, tovarășe, te mai iau încă o dată. Dacă nu mi te alături mie, te bată Dumnezeu. Ok, asta dansează, dans. Dans, când e muzica, măi. Alai. Ok, acum o să facem o chestie inteligentă. Mișca dracului încoace. Așa. Să nu te mai fie că te depărtezi de mine, că te bată Dumnezeu, am murit în cauza ta, bată-te universul, că n-ai fost aproape de mine să mă protejezi. Să mă protejezi de propria prostie, să mor pentru mine. Ok, ia fi atent și face textul. Să vină aliații mei de încredere aici. Alai, uite aici. Invoc puterile străbunilor sau ceva de genul. Ce-s mă astea? Asta am invocat eu? Asta, deci tu vrei să spui mie că eu căcați ăștia i-am invocat? Uite ce am... Opa, cine a atacat? Bă, dar ce a atacat? Bă, stai așa! Stai așa că dau cu taia greșită eu. Alai, și trebuie să lovește. Stai că dau un ăsta atunci. Alai, atacați ostașii mei. Oh, doamne, au distrus pe ala micul săracul. Foai de cameră ce i-au făcut. Nu, tovarășul meu e pe jos. Foai, atacați ostașii mei. Creaturile pe care le-am invocat nu sunt bune de absolut nimic. Sunt inutili. Hai de cameră, sunt mai inutili ca mine ăștia. Oh, vai. Nu e bine deloc. Situația asta e crâncenă și aici Terexul moare. Moare luptând cu aliații să... Trebuie să migrez, nu se poate așa. Ok, cum fac eu să migrez, e întrebarea. Trebuie să iau în direcția, lasă-mă în pace. Trebuie să iau în direcția asta, trebuie să migrez încolo, într-acolo trebuie să mă duc. Departe, Terex, pune electricitate. Cu drag să pun electricitate la creatura asta, n-ai cum să pui electricitate. Electricitate în stagiu acvatic. Ok, o să iau în direcția asta, o să urmez. Trebuie un pahar cu apă. Nu, nu o să urmez paharul cu apă, o să urmez poteca asta, o să urmez poteca asta până ajung acolo unde trebuie și începe ploaia iarăși. Mamă, zici că e ideal să dea dracu plod în două minute. Muște cu chiloz de tablă, ce dracu. Să știi că fix aia erau creaturile astea, să-mi bag picioarele de noi astea și acum unde trebuie să iau acum? Cred că pe partea asta pe aici, ala, ăsta e un cuib de, asta e un cuib refendicat de-a mine, pot să mă întorc când la el, bată Dumnezeu. Ia să-i, acum trebuie să iau așa în partea asta. Poate cât timp plouă, nu mai sunt creaturile și haine care vor să mă devoreze, vai de cam ce glitch-urile alea. Ok, acum o iau așa.
Trebuie să te scurcă, fiți atenți aici. Dacă suntem liniștiți, nu facem gălăgie și ne strecurăm. Am găsit cuibul este. Am ajuns la alt cuib aici. Ce? Bă, n-am ajuns bine. Am luat-o în direcția greșită. Nu se poate. Trebuie să iau în part. Trebuie să iau să-mi întoarce. Acum mi-am dat ce stat de multe cuiburi distruse pe aici și chestii de-astea. Astea au fost distruse de mine, măi. Fa, bată-te, Dumnezeu, n-aute, acum să mă întorc înapoi și mă mișc ca o molusca, dracului. Bă, partea greșită, acum mi-a spune și voi că partea greșită, dracule, uite, deci nu. Știu că e partea greșită și acum trebuie să mă întorc înapoi. Extraordinar și mi-e și foame, să-mi bat picioarele. Mi-e foame în viața, real mi-e foame în joc. Doamne, creaturi agresive acolo, creaturi care... Doamne! Vai de mine, nu e bine. Lăsați-mă în pace, n-o să mă uit aici, o să mă lase în pace, nu-i așa? Uite-te și eu acum trebuie să mă duc la mama dracu să urmăresc potecile străbunilor din nou. În ce parte am ajuns? Unde dracu am ajuns în partea asta la altă? Dacă traversez oceanul e o idee bună. Bănesc că nu e o idee bună să traversez oceanul. Creaturi care... Aia s-au dus în apă Nilai. Ce dracu e? Bă, prostule, nu intra în apă, bă, că te mănâncă urticariile. Bată-te, Dumnezeu. Mamă, ce creaturi inedite. Ia stai așa să încerc o chestie. Terestul vine cu simbol de pace la voi. Salutări! Ala, ce știe să fac ea? Ok, ce se întâmplă? Opa, dansează! Ala, o să încerc și eu să țin pasul cu ei! Ala-i! Foi, am făcut ceva bine! Ala-i! Și terestul cântă alături de ei! Nu prea impresionez de câte văd eu acolo! Ala, mai încerc o dată! Hai că se poate! Nu o să reușesc! Ala-i! A adus el la dracu încolo, am încercat. Alea, o să vin cu extinția păstă voi. Creaturile astea pare agresive. Doamne, ăștia au crencii lor de brațe. Ăștia ca frosti de snowman, dar mai mult frosti decât snowman. Ok, o să iau și asta. Opa, nu mă mai atacați. Nu mă mai atacați. Nu mă mai atacați, am spus. Stop! Stop, am zis. Lăsați-mă în pașe. Demon, hain, ce sunteți? Bată-vă, Dumnezeu. Bă, da, le zic, mă mai atac și mă atac. Haide, cam eu salutări și vouă. Făi de viața mea, mamă, câte muturi și câte banuri prin chat pe aici, bai de... Na, uite ce fac administratorii mei treabă pe acolo, în timp ce mie nu-mi pasă absolut de ce se întâmplă aceea și mă duc și mă plin ca prost prin zonele astea. Uai, am ajuns aici, ce aici? Am găsit cuibul în greșeală! Nu vine să crede așa ceva. Că nu vă live-ul că pe mobil, cum adică nu vezi live-ul că ești pe mobil, domnule, nu contează, folosesc modul de sunt un idiot. Wow, nu vei să crede așa ceva, am găsit cuibul ăsta din greșeală, ești prost? Păi, trebuie să salvez, asta este metoda mea pe de ceva pentru salvare, gata, dăm coace. Alea. Bun, așa, avem și fosile pe aici, dădeți-vă din calea mea. Uai, T-Rex-ul a supraviețuit și a luat cuibul ăsta, nu vei să crede așa ceva. Uai de cap, nu vrei să... Bă, ești nebun la cap. Eu când vreau să fac ceva, nu-mi reușesc niciodată. Dacă vreau să fac random, reușesc de fiecare dată. Da, asta e secretul succesului. Îmi mulțumesc mai târziu. Tu fii aliatul meu. Ala, tu dansează acolo și eu dansează cu tine. Toată lumea dansează aici. Hai da. Ala, am reușit, l-am luat de partea mea. Bun, e rândul tău acum. Vinam cu ace. Ala, vinam cu ace. Ala, și asta dansează, bă, da, toată lumea e pe dans astăzi, deci nebun toată lumea să mișcă, să bucură. Terex, tu... Da, sigur. Mă duc să-mi schimb numele, da, sad face. A, stai că mai pot să-mi iau încă unul. Eu nu știu încoace, domnule. Ala, ia Terex un grup cu el. Bă, da, și asta dansează, bă, da, toată lumea, bă, da, Godzilla e bun la dans, dâncă de să vede. Terex, babă cu kilos de tablă, ce dracului. Bun, am o grămadă de ADN, ia stai și avem încoace. Ala, mă interesează chestia asta. Măi, culiță, mamă, doamne, pot să-mi pun coarne de cerb, ești nebun? Fai de camera, de ce mi-am dat de când eram copil să-mi pun coarne de cerb? Bun, așa, facem în felul următor. Hai să facem din Godzilla, hai să facem o insectă. Că vreau să folosesc chestiile astea. Uite așa. Hopa. Stai, bă, nu te... Ia, uite-te ce-am făcut mausul ăsta, uite-te ce-am făcut mausul ăsta. Așa, cu spini mai mari. Așa. Și cu chestia asta așa. Alai! Fie vă teamă! Fie vă teamă, zice T-Rex-ul. Alai! Foai, sunt cea mai feroce creatură existențială. Ok.
Pot să-i schimb, așa mă, asta vreau, asta vrem, aia. Așa, și acum o să modific puțin chestia asta și o să pun astea, opa. Așa. Fie vă teamă de bestia cu coase la mâini. Motra, cum să-ți schimb numele? Numele ți-l schimb din setări de contul de YouTube, dracu mai știe, mi-a mai schimbat numele de ani de zile eu. Și nici n-am de gând să-l schimb vreodată, poate o să mi-l schimb vreodată în Bambuzel. Cum ar fi să mă numesc Terix Bambuzel? Na, ar fi ceva. Ok, asta o să vină mai sus. Și asta mai așa. Și asta mai așa. Asta, știi ceva, las-o așa. Ok, și am văzut că am niște picioare noi și interesante pe aici. Astea sau astea, astea așa. Astea, 250, mamă! Bă, nu-i bine, bă, vreau 250 și o leau pe alea. Știi ceva, o să vând în platoșele astea. 250, bun așa. Au, uite mă ce picioare am. Aveți voi picioare ca astea? PewDiePie e gelos pe mine pentru picioarele astea, fai de capul meu. Ok, hai să facem picioarele astea mai mari atunci, mai musculoase, mai avem nevoie de mușchi, ala-i. Aute-mă, fai de capul meu, mușca astea n-ați văzut în viața voastră. Ok, și acum trebuie să fac, bă, dar mâinile astea arată teribil. N-aș fi niște mâini mai musculoase, ceva, uite așa. Stai așa să iau spine ăștia de aici, și pun așa acolo. Arunc asta și pun paste aici, uite. Așa. Așa, și cu asta așa. Aute mă, acum am și o mușă la mâini, aute mă. Fai de cameu, vezi dacă am fost la sală, vezi dacă creatura mea a fost la sală, aute-l. Și acum trebuie să-i dăm un nume creaturii. Vai de viața mea ce am făcut aici. Stai așa, ala-i. Și acum stai să-i așa. Bun, aute mă. Perfecțiunea întruchipată. Fai de cameu, cine s-a pune cu mine acum așa mar de-asta peste cap? Ești nebun la cap? Ok, cât mai costa niște daste? Niște arme de-astea letale ale morții. 75. 75, 75. Așa, așa, așa. 75 zice jocul acolo. Ce mai zice lumea pe acolo? Trex, poți să-mi faci următorul live pe Broken... Următorul să-l fac pe Broken John? Nu știu dacă pot să-l fac eu pe Broken John. Nu știu dacă sunt eu atât de skillat. Voi vă comparați pe mine cu Lexi, sunteți nebun la cap. Uite așa. Uite, opa. Uite așa. Și uite... Așa, dar am început să fac o abominație totală. Am zis că o să facem, mamă, o să facem un T-Rex. Zici, ups, am vândut picioarele din greșeală. Dă-le înapoi. Păi, de-abia lucrasem picioarele alea. Doamne ferească. Uai, pot să fac degetele mai mari și prost. Atunci o să fac mai așa. Așa, uite-l. Perfecțiunea există, mă, oameni. Perfecțiunea există și T-Rex o creează. Ok, așa. Bun, așa, și acum trebuie să pun coasele alea, unde sunt? Coasele alea, blanao, ia uite-le. Forță întruchipată, frumusețe, majestitate, terifialitate, moarte, Dumnezeu mătii, râie, mâzgă, Dumnezeu, ala-i, gata. Nu cred că tot să zic chestiile astea, ala-i, ala-i, așa. Și atunci mai în spate astea puțin. Asta o să vină așa acolo. Aută-l măi, mamă, când ți-o dat asta una. Și picioarele mai înalte ca niciodată. Stai așa că să unesc astea aici. Și picioarele mai înalte ca niciodată. Doamne ferească ce am făcut. Ok, am făcut o abominație mai mare ca înainte. Dar nu-i nimic, oameni. Dar nu-i nimic, că sunt consola dimica. Mi-am luat și copyright, vă zic, ala-i. Ok, asta e să muci asta puțin mai așa. Ala și cadă jos așa frumos. Așa, poate mai așa. Bun, auta-l. Fie vă frică de demonul. Asta e fix demonul ăsta, să-mi bag picioarele. Bun, hai să vedem ce mai ce mi-a păcat. Nu. Fă pe motra, nu vreau să fac o muscă, lasă-mă dracu cu musca. Nu vreau să fac musca, aia două dracului. Uai, poți să-i pun arii, măi. Ce sunt astea? Asta s-a aripi, jump și sprint, asta nu sunt aripi. Asta e o chestie mișto. Ala, am zis că îi pun și aripi, păi îi pune aripi, asta așa. Am niște aripi mai mișto sau ceva? N-am niciun fel de aripi mișto pe aici, bă, bată-te Dumnezeu. Ok, le punem pase de fluturi, o să mă înjosesc atât de mult. Ala, și o să le fac, uite, așa mari și frumoase. Ala, ia să vedem. Și dăm un test, ia să facem un test. Ia zi-am.
Ala-i. Ala-i. Dar nu pot să zbor cu ele, ești nebun? Auta, bă, dar se deplasează bine, ce-i drept. Am vreo metodă de atac, ceva pe cea? Happy, auta-l. Auta-l. Nilai. A, bă, că-i destul de bine, n-arătă rău. Așa, ia să mai modifică puțin astea. Gen, să le duc puțin mai... Uite așa, gata, mă. Și acum, culori. Îl facem gălbejit. Cine vrea să facem creatura gălbejită? Bun, așa, gălbejit îl facem. Toată lumea a votat gălbejală. Sau poate așa? Vai de mine, vai de mine, zici că are urticare și vine să mă cac pe mine. Să-l facem așa roșiatic atunci. Roșul arată fain cu galben. Sunt o creatură cu ketchup și muștar. Priviți-mă la adevărata mea formă de frumusețe. Așa, căul ăsta, ia să-mi, aici, pete și culori. O să pun fix asta pe el. A, uite-l, mamă ce bine arată. Mamă ce bine arată, stai că nu mă așteptam asta. Details. Puncte, puncte și iarăși puncte. Punctele alea arată oribil, stai așa să le fac albastre. Vai de mie ce rău arată detaliile, nu-i bine, stai așa. O să repar greșeala, stai așa, o să trec, o să repar greșeala. Vai de mine, ameno, dorine, toată lumea cântă așa. Așa, a, doamne, ferească, ce-am făcut, bă, aici nu-i bine. Ok, o să te punem pe burtă atunci. Ok, am dat culoare la burtă. Bun, și o să-i dau o culoare portocalie la burtă. Ca să se îmbine culorile așa frumos, nu-i așa? Sau nu, verde. Sau stai, verde a fost, parcă. A, nu, arată bine. O să-i dăm numele. Fiți atenți aici. Stai așa. Hyper muscațețele. Hyper muscațețele, oameni. Ați auzit de hiperendocrine erect, ați auzit de hiperendocrine spino, hiperendocrine carno, hiperendocrine mama și tata. Dar n-ați auzit de hiperendocrine muscațețele. Dă-mă spinozaurule, ce mă? Mama aia după luna va slui cu un bas de droguri. Vai de viața mea. Learn to strike. N-am nevoie să learn to strike. Terex already known to strike. Bun, am salvat, ca să nu înțeapă lumea să se supere pe mine că nu salvez. Priviți această frumusețe. Sincer să fiu asta cea mai puțin oribilă creatură pe care am... Mamă, dar nici nu poate să zboare, ești nebun. Vai de viața, ești de... Bă, am și sprint, ești prost? Ok, picioarele nu sunt tocmai foarte bune și merge de parcă... Mamă, cum merge... Oh. Oh. Suca! Vino încoace, măi! Ala-i! Mamă, 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 mamă! Mamă, 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 ce și-a luat-o! Bă, băi, ați văzut aia? A scăpat unul de vulpi, ce? Într-un fel arată bine. Bă, într-un fel arată bine. Asta e tot ceea ce trebuia să știu. Într-un fel arată bine. Trebuie să ating scopul. Acum să mergem în ocean, frații mei, de unde ne-am întors? Nu, pă, dracu, nu mă duc niciun ocean. Ferească Dumnezeu, ce mă mănânce ligioanele alea pe acolo. Să vină megalodonul ăla păstă mine. Bă, fă-l pe măr. Pe măr? Să fac un măr? Ce dracu? Ce logic are asta? Dacă vrei să fac un măr, tovarăș, ce nervă cu tine? Și eu care credeam că am idit tumpite. Ia să mergem noi pe aici, să vedem ce putem să mai găsim. Alte creaturi mai bune de anihilat prin zonele astea. Când o să atingem tribul de, stagiul de tribal. Ăla stă jos, ia să-l atacăm pe ăla care stă jos. Luați-l pe ăla care stă și se jelenevește acolo. Salutări, prietene, vecine, bine ai venit în iad. Noi suntem demonii care te întâmpinează cu pumni și picioare în cap. Am vaga să o să cam mor. Hopa, hopa, lasați-mă în pace, măi. Măi, 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 nu este frumos ce faceți, măi. Stai așa că vă aranjează el, Tierexul și aliații săi. Alai, hyper muscațețele cucerește lumea. Atât a fost. Fai dacă aș fi pus chestia asta în thumbnail, miliardul de vizionări instantaneu. Fai, clickbait-ul suprem. Băi, fraiere. Fuș, 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 mamă ce i-am dat, ești nebun la cap. I-am dat fuș, fuș, fuș la fraiere, i-am rupt fușul. Ala, uite ce lovesc acolo, Tierex. Fai de capul meu. Alai. Bă, ăștia au probleme, bă, ăștia au probleme. Nu mai contează, nu mai contează, s-au rezolvat problemele. Dar nu auzi de hyper ceapa. Ia să-i, ce se întâmplă? Creierul meu supradimensionat devine... Mamă, măi, culița, mamă, doamne. Asta e cea mai creatură cu succes pe care trebuia să mă duc pe mord, trebuia să mă duc pe hard cu asta. Congratulațion, your brain is fully grown and bursting. Ia uzi, îmbărstăiește creierul, ești nebun la cap. Da, tutorial de 2 lei, nu poți dau clipă chestiile astea. E momentul ca Terexul să salveze din nou. Ala-i. Salvarea a fost îndeplinită. Bun, așa. Tribal Stage ne așteaptă. 106 HP. Am putea să continuăm să anihilăm tot ce mișcă pe aici. Mamă, cât de mare sunt, ești de bun? Bă, m-am făcut gigant.
Haide, capul. Bă, păi, haide, capul. Bine, distruge. Trec, m-am întors. Locomotivă, bine ai revenit. Bine ai revenit în carnaciu, bine ai venit în iad aici. Haide, capul, planeta iadului, mă, trebuia să zicem astea. Ala, mor și tu? Nu, mă, oameni. Acum este la decizia voastră. Trecem la Tribal Stage sau nu? Ce alegeți voi? Tribal Stage-ul? Sau rămânem așa creatura supremă care devorează tot în și rămânem în vârful lanțului trofii pentru totdeauna? Sau Tribal Stage-ul? Alegeți voi. Eu cred că like a combination of an eagle, a mosquito, and a dinosaur that came from Chernobyl. Uai, mai bună descriere ca asta nu puteam să ofer. Să-mi bag picioarele astea, trebuie să dau copy paste-o până la descrierea creaturii. Tribal, rămâi așa. Iad, Tribal, aude, Tribal. Nu, așa, trebuie să plec, mă întorc, vine domnule, la asta nu mi-a spus întrebare. Da, nu, rămâi așa. Tribal. Du-te dracu. Tribal Stage. Toată lumea fotează Tribal Stage. Stai mă așa, te să elimin pe ăștia odată pe întotdeauna. Vino mă încoace să scap de urâți ăștia. Nu mai mior să iei acolo, că oricum te duci dracului. Am atins spațiul suprem. Te duci, te mâncă Dumnezeu, gata. Ala, ne-am atins scopul în viață. Bun așa, am scăpat de urâți ăștia. Bun așa. Deci este momentul să evoluăm, ia să vedem. Tribal Stage-ul, mă, oameni. Aute de unde a început T-Rex-ul. Aole, în viață. S-au trezit morții. Așa mai știi râgăit. Doamne. Mă faci pe mine moderator virusul R. Nu tovarășe. Deocamdată n-am. Uite de unde am început noi, oameni. Uite de aici. Baba cu sârmă în kilos. Tribal. Nu. Tribal să-și sănătate. Mersi. Hai de capul meu. Dar am strănutat pe pereți, dracu. I-am vopsit pereții. Uite de unde am început noi aici. Toată evoluția noastră. Uite aici. Vă vine să creeți așa ceva? Bă, dar îmi place rău chestia asta. Uite cum îți urmărește progresul de evoluție. Uite-te și tu îți urmărește fiecare componentă tot. Bă, e super tare chestia. Dar uite, normal pe Predator am mers aici. Am fost highly aggressive aici. Ești nebun la cap? Uite ce fain. Ok. E momentul să ne îndeplinim. Ok, ultimele upgrade-uri, mă, oameni. Ultimele upgrade pe care poți să fac la creatură. Fai de viața mea. Fai, e incredibil. Bă, dar n-am alte aripi. Aripile astea nu-mi plac. Le scot aici, că nu-mi plac. Nu vreau aripile de futur. O să pun spinarea asta, în schimb. Ok, o să pun asta. Să rămână ceva din trecut aici, la noi. Ala-i. Uite-l cum evoluează, mă, Dihania. Nu prea vine bine așa. Pot să pun câte multe chestii astea vreau pe el sau... Este așa, vreau să pun asta pe coadă. Așa, stai. Așa. Așa, uite și asta mare și frumoasă acolo. Ok, o să avem piese din trecut care să ne aduc aminte de viitor. Așa spune T-Rex-ul. Așa, bun, și o să pun și o dată asta pe cap, că pățâna aia foarte micuță, știi? Aș putea să fac capul mai mare. Uite așa, uite, puțin mai mare capul. Să fie pe măsură creierul ăla. Bun, și o să pun asta pe gât. Uite așa, uite așa. Uite-l, mamă cum arată, mamă, Doamne ferească. Fai, toată lumea să teme de mine acum. O să-i pun și pe la picioare, o să-i pun astea. Numai așa ca să arate bine. Să-și aducă aminte umanitatea, chestia asta a ieșit din ocean și că nu-i bine să te duci în ocean și că să te bată Dumnezeu. Așa. Dacă trebuie să ar face un film, creatura asta ar face-o. Uite așa. Uite așa. Hopa, ia mișca picioarele din loc. No, lasă picioarele acolo. Hai, dă chestia asta așa. Și acum înțeleg că sunt torc invers. Ala-i. Și mai punem o de-asta aici. Așa. Bun. Oh! Bată-te, universul, i-a mișcat picioarele iarăși. Bun, așa. Și aia la picioare acolo. Așa. Să-l fac puțin mai mic, oare? Fă un om al peștii, scoate mâinile. Cum să-i scot mâinile? Tu nu-i sănătos la cap? Cum să-i scot mâinile, măi? Măi. Așa, picioarele astea mai mari. Ala-i. Perfect, genunchii mai așa. Cum să-i scot mâinile, măi? Asta reprezintă pe el. Haide, cam eu. Cine joacă Monster Legends? Monster Legends. Haide, cam eu, jucam eu chestia o dată. Alea, să fac chestia asta mai așa. Bun, l-am făcut puțin mai scund. Bun, hai că am făcut... Nu mai am bani. Alea, perfect. Pot să mai pun ochi? Nu pot să mai pun ochi. Bun, ăsta rămâne și o ultimă culoare așa de detaliu pe care am putea să o dăm înainte să evolueze complet. Trebuie să mai fie o culoare mișto pe aici, ceva, un model, așa, un pattern fain. Nimic interesant, sincer. Poate asta să arate bine așa pe el, ia. Hai, mă, Doamne, e greu să arate.
Wow, uite așa îl facem, oameni. Sau așa, poate o curare mai caldă, nu știu, parcă vreau ceva mai caldă decât asta. Așa, toată lumea vorbește chestii faine pe acolo, arată superb. Ala, și o să scot chestia de pe burtă. Details, ia să vedem. Vreau să scot chestia de pe burtă, vreau să-i pun altceva. Ceva care să nu facă să arate ca o râie dracului. Da, fapt, n-arată rău așa. E bine. Muscațețele, ala e. Stai așa, pot să pun un suprim în față? Pot să-l exagerez? Pot să-l exagerez mai mult? Gata, bă! Bine că am scris. Stai așa. Haide, dar ce-l merge? Așa. Suprim. Ala, și ce? Bă, stai așa. În evoluționari mistake. În evoluționari mistake. Ala, ai văzut ce bine a ieșit? Ala, și a fost acceptată chestia asta. Ce virusul râșa, mare shutdown. Mai joacă ceva Clash, hai de cameo, Cancer Royale nu mai joacă nimeni, de-ați asigură. Priviți aici! Ei, a luat cu gura, ești nebun? Creaturile astea o să-și construiască o întreagă civilizație, numai cu gura, mă, oameni, ca să înțelegeți și voi. Ăștia sunt obligați să-și folosească gura, fiindcă ei n-au brațe, brațele lor sunt Clash, știe? Oh, uite aici, cum se întâmplă evoluția. Na. Dai cu bățul în piatră. Ce dracu. Yeah. Bă, da, muzica asta e prea epică, să-mi bat picioare. Aleluia. Ni, mă, dar ce știau culori diferite, ce? Parcă și-au culori diferite. Ni. Nilai. L-a lovit bățul în cap și a venit ideea cum să facă focul. Hai de camena, uite-te. Ala-i! Și din foc s-a făcut bastonul lui străbunilor dracului. Congratulațion, mulțumesc de congratulațion să te duci la dracu. Ala-i. Și am atins stagiul tribal. Sau om al peștirii. Ce om al peștirii, măi? Trebuia să faci pe spier. Bă, nu-te bate că nu fac eu oameni. Eu, în principal, nu-mi plac oamenii. Deci să desenez un om, să creez un om în jocul ăsta, pentru mine ar fi cea mai mare durere. Oamenii sunt nașpa. Mi-e ciordit ideea spine-ul. Ai de cameo, da. Ala, uite-i. Uite cum muncesc acolo cu gura. Uite-te la ei. Ai de capul meu. Bă, uite ce i-am chinuit pe ăștia. Uite a roof over your head. O să vă dau mare curent. Ala-i. Dă în cace așa. Da, am înțeles. Știu cum funcționează chestiile astea. Du-te-n Dumnezeu mătii. Ok, ce acolo? Ala-i. Pot să construiesc chestii. Pot să-mi upgradez. Stai așa. Du-te cu tutorialul tot de proști de aici, că-ți trag una. Ala-i. Pot să-mi upgradez Terexanul. Pot să-mi upgradez mutația. Mai faci un T-Rex. Cum să nu? O să mai este life-ul de sport și o să mai facem chestii. Uite, pot să pun o pălărie, măi. Mamă, ce urâte pălăria. Asta zic că e de evreu, dracului. E, o să pun o de asta în cap. Ne. Hai să vedem ce putea. Aș putea să-i pun o mască astea așa, o să-i maschez fața, să nu-și dea nimeni seama cine e. Uite asta așa, ia să vedem, îi punem o mască acolo. Ale, pot să fac masca mai mare? Ale, asta e perfect, nimica nu se mai vede de masca, ești nebun la cap. Uite așa, sau o mască cât se poate de micuță pe fața lui. Aia ar fi o chestie, nu? Ia să vedem, ce avem pe aici? Oh, scuturi și chestii. Acum avem valută, mă, ia fiți atenția. Ale, trebuie să are valută. Are valută de valută. Ce dracu sunt prostii la Gears, de ce dracu mi-a trebuit așa ceva? Mai ține minte ce a Terexanul cu mustață? Ai de viața mea, ala-i. Opa, nu pot să upgradez mustața. Ala-i fix ce trebuie. Uite-te la aia, mă, ala-i fix ce trebuie, mă, oameni. Și un inel. Asta e un inel sau un cercel? Ce dracu asta? Ring, ai, un inel ăsta. Dar unde Dar pot să-i bag inelul în mână, doamne, asta sună greșit. Ok, o să-i pun niște scuturi de-astea, nivel 2, iau-te-l. Ok, o să-i pui ăștia de-astea la picioare aici. Îl cililivizăm puțin. Uite așa. Poate puțin mai întins așa. Poate mai așa. Bă, dar ce nu pot să întorc în direcția? De ce nu pot să întorc invers chestia asta? Bată-te, Dumnezeu, piciorul pus greșit înseamnă. Ok, și o să mai pun ăștia de-astea aici la umeri. Out-al. Ala, să-și protejeze, să protejăm toate părțile vitale ale corpului. Gata. Out-al. Ce bine protejată. E bată-l, Dumnezeu. Bun, ce avem aici? Tunica de 2000 de toni. Aia se nici asta. Așa, alte chestii pe aici. Bă, dar totuși ar trebui să-i pun o mască, dar nu merge masca, mă bată Dumnezeu. Și o pălărie dintre astea, uite-l.
Poți să-i pun pălărie. Dar arată rău pălăriile astea, mai nu... Ce asta? Dar arată rău pălăriile astea. Bata, mai bine îi punem o freză. Îi punem o freză de războinic. A, ala, iau-te-l. O foarte mare freză. Un foarte mare tufiș în cap. Uite cam așa. Bun, iau-te-l. Așa. A, poți să-l colorez încă. What? Dar nu-l mai colorez, mai lasă-l așa. Iau-te-l. Uite, cam... Perfect adaptat la toate condițiile necesare de mediu. Acest muscățeță mutant este menit să distrugă umanitatea. O să invadăm planeta Pământ cu chestia asta. Naruto, auto-l. Vălpă Spear, dar nu mai pot să mai fac nimic acum. Vălpă Spear. Doamne, toată lumea vrea să vălpă Spear și a venit cu ideea asta. Merită bătaie o săptămână. Bun, pot să construiesc chestii pe aceea. Aute. 25 costă 25, eu nu mai am bani pentru așa. Bun. Hai că am înțeles. Mi-am upgradat Erexanul. Trebuia să construiesc clădiri și chestii, dar nu am construit clădiri și chestii. A, da, am uitat. Acum sunt în modul ăsta. A, da, stai așa, ok. Așa, acum, așa mă mișcam, bun așa. Hai să atacăm chestiile astea, nu-i așa? Trebuie să atacăm ca să facem rost de mâncare. Ce acolo? Hold the left and right mouse button at the same time. Da, așa mișcam, uitați-mă de chestia asta, da. Bun, Terexanul, veniți în coace. E momentul să atacăm. Da, mă, știu și-o chestiile astea, bată-te de... Good, click on the camera și camera, mă, lasă-mă cu camera. Ce, unde zice să mișc camera asta, așa, ce acolo? Icon mini-map, nu știu ce, mini-map aici, da, cum să nu? Am înțeles, da, cum să nu, uite. Click on a tribe member's portrait, am înțeles. Alai, dar vreau să mă întorc acasă cu chestia asta, bun, alai. Bun, dar ce am să scap din tutorialul ăsta de 2 lei, lasă-mă cu tutorialul tău ieftin. Unde este Rexanime? Deci, unde naiba este tribul ăla? Ce? Mă, da, eu dau click fix pe chestia asta, unde naiba mi-arată să mă duc? Aici, am ajuns apoi la mine acasă, bată Dumnezeu. Bă, da, e foarte greu să controlez chestia asta, mă enervează, stai să bag o salvare. Nu există salvare, firar să fie. Bun, vreau să... click on a try member port... s-a pus un membru, da, eu sunt prost. Da. Da, am înțeles. Așa, și să dau o comandă, să se ducă la dracu, vreau să atac, lasați-mă în pace cu tutorialul ăsta, mă încurc foarte tare. Fă un Rex. Terex e nebun, într-adevăr, nu-mi pasă să spune un Terex ce să facă. Bă, dar chiar nu mai spune un Terex ce să facă, că o să regretați amarnic. Ok. Tu, domnule, te duci și ataci acolo. Sau stai așa, nu cred că am făcut bine din nou. Stai așa, deci selectez asta. Sunt prost. Știu că sunt prost, stai așa. Așa. A, la mă, gata, acum am reușit. Bată-mă, Dumnezeu, era click dreapta, nu click single, sunt prost. Life is crazy, tu te mă de aici. Ala, atacați acele așa. Click and drag a box, ala. Uite așa, te click and drag a box, dumnecatul tău. Bun așa, bată-te, Dumnezeu, mă enervează. E foarte frustrant tutorialul, nu-mi place tutorialul. Știu și ce trebuie să fac, nu trebuie să vină cineva cu un tutorial să-mi explice ce trebuie să fac. Ala, începem atacul aici. Aude-i. Mamă, ce chestie urâtă. Bă, dar fauna atât rău creatura, dar arată fain. Ala, toată lumea s-a atace, aude și pe ala cu bâta în mână, cu bâta în gură. Ala, și acum facem rost de provizii ca să blânzim creaturi. Toată lumea să colecteze mâncare, haideți, puneți mâna, facem rost de mâncare. Haideți, luați mâncare. Creaturile astea, uite-te, doamne, ce ochi bulbucați au, ferească Dumnezeu cu creaturile astea. Bun, așa, bă, da, sincer să fiu, mă, dar, așa, ia să-i... Uite acolo cum se duce mâncarea, măi. Acolo, toată lumea să pună mâncarea. O să sărbătorim. Ce se întâmplă acolo? I'm back, Florin the Music Alpha, the music. Bravo ție, tovarășe, bine ai revenit aici, bată-te, Dumnezeu. Ia să atacăm noi ceva. Ale, atacați-l pe ăsta, măi. Ne mai trebuie mâncare în cuib și o să împlânzim una din creaturile astea. Folpă Fang, haidea, Folpă Fang vrei să zic, că Fang e femeie. Mișcați-vă cu acea creaturi leneșe, mișcați-vă, haidea. Cu toată ia uite-mă și-au luat zborul ăștia. Luați-l pe-l mai mare și pe-l mai gras, al mai gras îl vreau. Ala, vreau pe ăla gras. What? Da. Știi ceva? Hai înapoi. Vai de camă cum am fugit tot acolo. Vai creatura asta, vai. Luați-l pe ăsta în primire, haide, facem rost de mâncare, băieții. Vai de cap meu și vine asta încoace, păzea. Dar nu mai faci așa urât, că te bată Dumnezeu. Hai să luăm mâncarea de aici, băieții, lăsați creatura aia. Bra. Na, uite-te și tu, ce sunt ăștia, măi? Cine m-a blocat? Virus R, tovar și ai spamat, ai făcut ceapă acolo, neregulamentar. Ce dracu s-a astea, măi? Rival, travel, bătă-te, uite-te, m-am rivale acum, bătă-te, Dumnezeu. Mi-am luat mâncarea, da, perfect. Se pare că tovarășul, ai de-a cap, meu l-am mâncat, ai. Opa, ce se întâmplă aici? Creatura asta atacă, ni-l-ai. Bă, se bată Dumnezeu, mor, măi.
Ala, dădeți-i pumni în cap și șuturi în gură. Atât eu fost. Și colectați mâncarea, frații mei. Colectați mâncarea, bun așa. A, l-a aruncat! Nii, a supraviețuit fraierul. A, da, cineva a lăsat asta pe jos, bravo. Cine este responsabilul? E, hai să mai băgăm un puiuț. Și încă un puiuț, se mai poate încă un puiuț? Hai da, încă unul. Ala, vreau mai mulți puiuți. Ala, pot să construiesc chestia acum, cât mă costă? 25 mâncare. Vreau să fie, mi-am băgat mai mulți membri în grup aici. Cineva a lăsat asta pe jos, imediat să vină în secundă 2 să o ia. Nu permit așa ceva, nu-i rosim mâncare. Haide, cam uite-ți pe ăștia. Nii, ăștia sunt ăia, mă. Ăștia sunt tribul ăla nou care a venit pe aici, bate-i Dumnezeu. Ăștia sunt caii tăi, T-Rex. Tem la monștri. O să dau tem și la monștri. Stați așa numai decât o să dau tem și la creaturile alea. Ia asta așa, pot fac o salvare în primul și în primul rând. Ala, asta vreau să fac. Bă, au trecut 3 ore de stream, ești nebun la cap și nebun. Deja simt că nu mai pot. Nu mai pot! Ok, văd că am făcut rost de mâncare. A trebuit să iau pe fraiere ăștia să-i exterminez de aici. Ia să-mi aduc eu. Așa, tribe. Așa, toată lumea vine atac aici. Avem nevoie de mâncare, facem niște provizii. Și după aceea să continuăm data viitoare, nu-i așa? Pentru că deja am început să obosesc și mi-e foamea dracului. Dar mai întâi de toate să faci niște provizii pentru tribe aici. Ala, toată lumea atacă lejer acolo. Câtă viață au... Băi, mi-au destul o multă viață, bă. Fai de cam ce se întâmplă acolo. Oare se întâmplă bine ce se întâmplă? Nu pot să dau seama. Hai de capul meu, na, uite, toată lumea atacă pe acolo. Nu pot să dau seama ce se întâmplă. Ce asta? Firebomb, ala, te-ai dat cu firebomb, ala. Bum, 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 face totul pe aici. Fai de cam meu, ai da, viața mea, cum mi-am pe toți. Fai, anihilare, vine-mi cu acești fraiere. Ala, și acum las mâncarea, frații mei. Ai văzut ce simplu a fost și asta. Flying fish. Na, explicați-mi mie definiția la flying fish. Ce vrea să însemne chestia asta? Doamne ferească, Dumnezeu. Ei, am făcut rost de mâncare cel puțin. Ia să mai bag eu încă unul. Așa, mai mulți terexani, am nevoie de mai multe. Am nevoie de multe, mai multe muscațețe. Armerene, Doamne ferească, Dumnezeu, ce nume au ăștia. Vezi, încoace și luați mâncarea de aici. Ala, toată lumea să ia mâncarea. Hai da. Avem mâncare o grămadă pe acolo și trebuie să venim să o colectați pe toată, dragii mei. Și voi la treabă, haide, toată lumea la treabă. Avem foarte multă mâncare de colectat. Auzi ce e acolo. Ala-i. Ia zice acolo. Ție-ți plac lui Ravena, tu așa. Cât mai ține stream-ul? Stream-ul mai ține foarte puțin. Un pește care zboară. Flying, păi știu joacă Flying Fish un pește care zboară, dar acum adică de ce aș invoca un pește care zboară? Ce sens are asta? Vreau să îmblânzesc o creatură. Mă întreba ce creatură ar fi bună de îmblânzit. Mă, am o întrebare. Pot să omor dihania asta? Monstru ăsta, boss-ul ăsta, pot să-l omor? Pot să-i dau ceaiul la fraier? Aș îmblânzi ceva, dar nu știu ce creatură să îmblânzesc, că nu-mi place niciuna. Vreau ceva mișto. Nu vreau o oribilitate de asta. Vreau ceva care arată fain. Să mă mândresc cu el așa. Așa că, nu mai avem mâncare. Ba da, mai avem mâncare. Ala, vedeți acolo? Așa, am luat toată mâncarea. Bun, așa. Hai să construim chestia acum. Ce avem aici? Wooden horse. Throwing spears. Ala-i. Și chestia asta ce e? Asta o să pun în partea asta. Uite așa, gata. Bun. Uite, avem aici. Toată lumea să vină să se echipeze cu sulițe, măi. Ala-i, toată lumea trebuie să se echipeze cu sulițe. Așa, luați-vă sulița, frații mei. Care e faza cu... Uite, acolo, cu s-a agradat mare gadget la T-Rex. Ala-i, face toate chestiile alea. Mai pot să mai pun un pui sau ceva? Nu mai pot. Bun, așa, hai să externăm și pe ăștia atunci. Veniți cu sulițele voastre incredibile, frații mei, și distrugeți aici specia asta. Ala, ăștia nu-mi plac, sunt urâți cu spume. Trebuie să le dăm moarte. Ala, uite ce moarte și-a fraierul. Atât i-a fost. Bun, așa, moarte și eu stăiam. Ala, uite cum aruncă cu sulițele, frații mei, acolo. Fai de cam eu ciudată, lui. Și voi. Ala, aia trebuie să moartă lovitură. Și ăsta la fel moartă lovitură. Ala, de aici bucată. Așa. Și luați mâncare de aici. Uite ce simplu e. Fai de cam eu sunt prea bun, ești nebun. Încă mai ești live, lol. Ava, dar mai sunt live după puțină perioadă de timp, că am obosit dracu și am nevoie de mâncare, am nevoie să-mi reîncarc bateriile. Alai. Așa, toată mâncarea să fie colectată de acolo, dragii mei, uite. Fai de came, uite, aveau țepi în cure și nebun la cap. Toate creaturile de joc o să au țepi în cure. Iată, mai bagă un pui. Bra, la asta când o să poți să faci o avire, habar n-am. Pe la ce nivel, să crească bar asta pe aici sau ceva, habar n-am. Ca să pot să fac upgrade la chestiile astea. Am mai niște mâncare pe aici, frații mei, veniți-o și luați-o repede de acolo, vă bată Dumnezeu. Avem sulițe, uite, 200 HP are chestia, 200 HP are astea, 400 are astea. Și mai pot să mai bag încă un Terexan. Nu muri sufocat dracului. Am auzit că vorbești pe nas, vorbesc pe nas. vorbesc pe nas că am nasul înfundat. Nu știu ce dracu mi s-a înfundat nasul acolo, că m-a apucat nici mai urtica. Hopa! Nilai! Nilai!
Ala, mâncare moca, a venit la noi. Asta a fost room service, ești nebun? Bun, s-a luat toată mâncarea din partea asta, s-a luat tot cuibul, a fost anihilat acolo, nimic n-a mai rămas din el. Când n-ai bani cu asta să fac un d-asta? 10. Pentru ce mai pot să mai fac? Bata Dumnezeu astea, mai pot să mai fac ceva pe aici, pe aici mai pot să mai fac nimica. Bun, pe aici nu mai am nevoie. Atât, aia, toată lumea e bine, mersi acum. Nu, oameni, Terexul bagă mare salvare. Așa. Și aici încheiești noi live-ul ăsta, bată Dumnezeu, a fost fain, așa, am făcut achievement-uri. Bată-mă Dumnezeu dacă mai ascult voi, uite, vezi ce se dă când ascultă voi, se întâmplă progres, mă, bată-vă Dumnezeu. Dar, cam aici a venit momentul încheiești live-ul ăsta, oameni, așa că dacă v-a plăcut, ia să ies-o de aceasta, nu se întâmplă cu vreo nenorocire sau ceva. Gata, don't save, cum adică, save, normal că save. Cam aici încheiești Terexul live-ul ăsta, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, mulțumesc în fiecare like și fiecare donație în parte, mă uit la tine, tovarășul fără Alfa când zic chestia asta, bată-te Dumnezeu. Eu sper că v-ați distrat aici, da, perfect, mi-au și dat logout, uite ce mi-au făcut, ai de cam, eu cred că mi-au picat netul, ești nebun. No, oameni, eu vă mulțumesc în toată atenția, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, incredibilă seară, nu e așa, nu e seară, nu e după masă. Dar cui pasă, mie mi-e foame, mă duc dracu să mănânc, noi o să ne vedem că am citit de la viitoare. Hai, pa!